Este o nouă zi și ce putem să facem noi astăzi decât Darius, să-l știți că pe Mara o enervează total, adică pe bune. Când mă transform în Mara, v-am zis, Darius-l cu Mara, cred că o să fie cei mai buni prieteni, dar prieteni de aia de să tachinează în continuu, fac numai prostii din astea, adică să enervează unul pe altul super, super mult. Dar, ei bine, nu o să fie împreună, ceea ce este clar, eu nu vreau să permit asta. Scrieți-mi în comentarii voi ce credeți că, adică ce vreți de fapt să fie între ei, pentru că așa o să încerc eu să fac ceva sincer, adică dacă voi vreți să fie împreună, dar eu zic că e mai mișto să fie așa prieteni, ar fi super tare, corect? M-am făcut atunci cu Denisa, când ei erau împreună cum ar veni și știți care a fost treaba între ei. În fine, nu mai contează asta. Acum vreau să fie mai special cu Mara. Ei bine, dar să le știți că de fiecare dată o cam enervează, mai ales data trecută când a fost el fermier în episodul trecut. A fost cam enervant, super, super enervant, chiar mai enervat pe bune la modul cel mai serios. Iar astăzi eu m-am gândit să-i facem ceva. Ei bine, știți mai bine cum îmi făcea mie dar să le atunci când pentru 24 de ore îi spuneam eu, da? Astăzi vreau ca eu să-i spun. Bă, dar de ce sunt mă ușa? Mă, ce sunt? Mă, ce sunt? Mă, ce sunt? Bă, dar să le, bă, își pe undeva pe aici, ce faci? Vezi că s-a auzit ușa, dar înțeleg, ce încercai tu să faci, că nu te înțeleg. Dar să vorbești cu mine? Hai mă, du-te mă la tine în cameră, gata, că deja mă enervez pe bune, gata. Rafa, fii între Rafa, Rafa. Ce mai vrei, dar ce cauți așa îmbrăcat? Nimic. Ok, am înțeles. Deci vedeți cum e Darusel, deja și azi mă enervează. Ei bine, astăzi Darusel trebuie să se supună 24 de ore. Mă, ce caut ăsta, mă, paci? Bă, ce cauți, bă, că ți se vede asta? Ți se vede asta prin ușă, bă, doamne, ok, e prea enervant, ok. Pentru toate treburile astea. Mă, ce tot face, mă, ăsta, mă, Darusel, crezi că nu te aud, mă, crezi că nu te aud, mă, ce ca... Mă, Darusel, pleacă, Darusel, știi că se vede capul de dragon, nu? Știi că se vede. Dar nu eu. Ok, dar să nu știu, doamne. În fine, bă, dar mă enervează pe bune. Adică vedeți că chiar mă enervează și chiar trebuie să eu fac asta. Mă, ce tot cauți, mă, ce? Dar să bă, pleacă, ok, deci eu nu pot să fac absolut nimic. Deci nu pot să vă zic pentru că dar să le vine în continuu. Ok. Mă, dar ce tot cauți, bă? Nu pot costa. Cred că o să mi iau o vacanță ceva. Cred că o să plec din casa asta. Să rețin în comentarii dacă vrei să plec. Mă, dar să le tot. Dar să le că deja mă enervez pe bune. Ok, deci dacă mai face așa, deci dacă mai face așa, mă, știi că te aud și că râzi, dar să le știi că te aud și că râzi, nu-i amuzant pe bune, adică te... Pe mine mă cheamă Renu Menu, ia Renu Menu, taca, 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 taca. Ok, Darusel, ok, deci este foarte comic Darusel, dar astăzi Darusel o să fie supus practic 24 de ore, trebuie să facă ceea ce spune Mara. Ei bine, trebuie să-l sunăm pe Darusel sub pretextul că suntem Mara, o să-l sunăm ca și cum suntem Mara, o să ne costumăm în Mara și o să ne întâlnim cu Darusel acolo la burgerii lui la restaurant. Mă, ce tot caos pe aici, Darusel, că te-au... nu e nimeni, am crezut că a venit pe aici, în fine, acum am eu vedere, de asta că practic Darusel am înțeles, venea mereu și mi-a rămas mie întipărit în creier. În fine, ne ucem la Darusel acum, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că o să fie, ce credeți că o să se întâmple astăzi pentru 24 de ore, pentru că toată ziua Darusel o să-i spună marei da pentru 24 de ore la absolut orice și vreau să-i fac cele mai așa chestii, dar știți care este faza, acum mi-am dat eu seama, că știți care este faza, trebuie să-l întreb pe Darusel de anumite lucruri, pentru că eu nu pot să-l duc în unele locuri, pentru că eu nu știu tot orașul ăsta, pentru că sunt nou în oraș, practic, dar oricum a dus el mai multe locuri și probabil o să știu, dar acum, da, mă, ce tot caos, bă, pe aici, bă, da, ok, Darusel, vină înapoi, că vreau să... Bă, dar să... Bă, ce vă... Pe mine mă cheamă dragonul lui Moș Crăciun. Eu sunt dragonul lui Moș Crăciun, zăpadă și... ce mănânc burger. Da, dar să le... Da, nici nu te auzi bine că ți-ai pus dragonul ăsta pe cap, capul de dragon. În fine, ce faci, dar să le... Ce-ți permis să-ți faci toată ziua pe aici? Mă, ce înseamnă asta, mă, da... Mă, dar să-l... Ce-i ăsta? De unde l-ai furat? Nimica. Se potrivea așa că era mov dragonul, cum ar veni cu ăsta, se potrivea, mă, dar de unde e ăsta? L-ai furat, mă, ce fa... Dar să-l tu ai furat ăsta? Pe nu, Rafale, fie... Mă, dar să-l vorbi... Le-am câștigat la tombolul, uite, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta! Ce câștigat la tombolul, mă, la ce tombolul? Păi era la mușchia, între, bă, eu sunt șmechirate! Am mușchia! Mâna asta, uite, stai, mâna, frumos și acum, o flutare! Da, ok, dar să le știi că nu mai este auzant pe bune, adică faci treburile astea mereu, nu ți s-a luat pe bune, gen, la modul cel mai serios. Nu, bă, Rafle, bă, dar mie mi s-a luat de tine să vii în camera mea să-mi leve, să pleacă! Da, să-i coli, dar să le, eu am venit la tine în cameră, dar să tu veneai la mine în continuu să mă sperii cum ar veni și mă deranja, eu am venit la tine sau tu ai venit la mine? Când? Hai mă, gata, dar zic, ce mai vrei, că ești nervant. Da, zic, când? Gata, dar să că mâine, bă, porcule, bă, ce, ok, în fine, nu mai puteam să stau. Hai, 200, 200.
Bă, alo, alo, faci, bă, tu faci prea urât la Fortnite-ul ăla. Lasă-l deoparte, dar să-l du-te afară, mai ia niște aer, du-te la reta. Okay. Bă, la restaurant nu te mai duci, mă, la tine la restaurant, dar chiar dar să-l ce că. Bă, da, bă, da, hai, hai. Hai că mă duc. Bun, l-am trimis pe Darisel la acolo, la magazin, la el, la restaurant, practic, foarte bine am făcut treaba asta, a funcționat planul perfect, adică nici nu mă așteptam, nici nu aveam un plan să fac treaba asta, dar vedem că l-am dus totuși acolo, acum m-am costumat și în Alice, în Alice, doamne, pardon, pardon, nu, Alice, muta chiar mă, Alice, ce mai face, în fine, nu știu, scrieți-mi în comentarii ce credeți că face Alice, o să vedem, mamă, trebuie să întâlnească și Alice pe Mara, dar scrieți-mi în comentarii dacă vrem să vedem treaba asta, când se va întâlni Alice cu Mara, chiar sunt curios, și acum, înainte de toate, hai să vedem ce o să facem, îl sunăm pe Darisel, să vedem să ne dăm întâlnire cu el, să vedem ce o face și toate astea, dar o să fiu așa mai recalcitrantă, nu știu, o să fiu mai supărat, așa, o să zic, las-o, dar o să le, nu știu ce, ok, o să vedem, nu mai știu nimic, hai să-l sunăm, bă, dar o să vedem ce facem, bun, hai să-l sunăm, bă, dacă răspunde și ăsta ar fi bine, adică la unul cel mai serios, dar... Alo, 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 ho, habibi, bă, alo, așa, mă auzi, nu mă auzi, alo, a, ce faci? Alo, 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 bă, m-ai speriat, Arusele, nu ce faci, Arusele, ce faci, că te-am sunat să văd ce faci, ce faci tu acolo, că m-ai speriat, adică, pe bune. Pe fie antenă, eu sunt o bursică, fie antenă, eu lucrez la restaurantul meu și n-am. Mă, ce ești tu, bă, Arusele, termină cu prostiile astea, vorbește clar, să te înțeleagă toată lumea, ești obosit, sau ce ai spus? Da, că fie antenă, deci, eu lucrez la restaurant și eu sunt obosă, așa că lasă-mă, pa, abii. Ok, deci, bă, clasic, ca de fiecare dată, dar se lasă să când face. Deci când o sună pe, pe Mara, pardon, nu știu ce zic Aliza, în fine, când o sună pe Mara, dar se lasă să când face de fiecare dată, când face toate treburile astea, dar se zice, nu știu ce, toate chestiile astea, adică toate prostiile și îi închide așa dintr-o dată din senin, nu știu care e faza dacă dar se de ce face așa, dar v-am zis, o să fie ei cei mai buni prieteni, dar prieteni de amă, toxici, în trei, deci fac toate drăcile de să nebunesc de toate astea, uitați-vă la dar se, mă, ce facem asta, dar să o țin să nu mă vadă că vin din partea asta, să mă vadă să vin și eu așa, ceva de genul din partea așa. Ok. Ta la 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 la. Mă mine mă cheamă Daruse. Bă, alo, bă, Darisel, Darisel, alo, Darisel, dar, bă, Darisel, 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 bă, 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 mă bacis, Darisel, mă bacis, mă, Darisel, Darisel, știi că, aaa, pe lasă că mă duc și te spune el, mami, hai, pa, pa, nu mai vreau scutiri. Ok, mă, bă, uitați, bă, ce faci, bă, mă, ce tu faci, da, uitați, să puțin la Darisel, adică, pe bune, nu înțeleg care, uitați, bă, dar chiar se comportă, ok, chiar merită, astăzi să-mi spună da pentru 24 de ore, să-i spună marei, chiar merită, uitați-vă la el, pe bune, adică, nu, nu, n-am nimic de spus sincer, adică deja e foarte enervant, la modul cel mai serios. Așa mă, Darusele, în sfârșit mă vorbești și cu mine, mă, ce tot faci tu, Darusele, că nu te înțeleg, ce alergi așa din jur împrejur pe aici, Darusele, și nu mă bagi în seamă, ce, tu te crezi amuzant, Darusele? Fac adrenalină, hai, hai cu mine, adrenalină, 1, 2, 3 și, 1, 2, 3 și, hai mai repede, mai repede, hai. Darusele, ți-am spus că ești foarte ciudat, ești foarte, foarte, foarte ciudat, dar la secundă, la fiecare secundă, în plus, tu ești din ce ce mai ciudat, Darusele, nu te înțeleg. Mă, ce ai tu, Darusele, că ești enervant. Ok, nu-mi pasă, ok, deci vino aici, vino. Ok, da, bine, bine, Darusele, fii atent. Da, de ce nu m-ai sunat? Darusele, mă, ce cam, mă, dă asta la parte, Darusele, că scoți niște sunete cu sabia asta, dă, lasă că nu știu să ții, nu știu să ții, sabia asta e grea pentru tine, Darusele, adică, pe bune, hai să vorbim, mă, Darusele, vino afară, fii atent, că vreau să spun ceva, Darusele. Darusele, tu mănânci apă? Nu. Ok, gata, știi ceva? Și astăzi vreau să-mi faci pe plac. Vreau să-mi spui de fiecare dată, să spui da. La tot ce spun eu, tu să spui da toată ziua. Ok, da, da. Deci eu să mă mai cu tine, da, da. Darusele, tu ești, bă, Darusele, tu nu știi să vorbești cu o fată. Eu trebuie să te învăț să vorbești cu o fată, Darusele, ca după să te duci să vorbești cu niște fete, chiar eu trebuie să te învăț, Darusele, eu chiar, tu chiar nu știi nimic cum să te comporți, Darusele. Je m'appelle Darusele le probleme le fornat. Darusele, ok, deja mă enervez, ok. Deci fii atent, pentru prima oară, Darusele, vreau ca de fiecare dată, fiecare dată când mi-e foame și vin aici la restaurant la tine, să-mi dai pe gratis, de fiecare dată, orice, oricât comand, să-mi dai pe gratis. Da, pe bune, ia du-te tu de aici, bă, ia, ok. Alo, ești ultima ficioasă, lasă-mă, bai, piciorul meu m-a lovit. Aha, vezi, Darusele, ce se întâmplă dacă nu te supui mie, ai spus pentru 24 de ore că să-mi spui da.
tu ce faci? Pleci? Fugi? Uite că te-ai lovit acum, ha! Ok, fetele, da! Da, ok, da! Tu ce mai vrei? Ce să mai vreau? Păi, dă-te mâncare, dar asta că mi-e foame, gata, dă-te mâncare, ce să mai vreau altceva? Păi, ia, vine, ia și mânica! Dar să-l, tu, păi fii atent, dacă ai face așa, o să te duc într-un loc și, fii atent, vină, dar să-l, vină după mine, fii atent, dar să-l, du-mă, unde e apă pe aici, dar să-l, unde e apă? Acolo, uite, scrie de pește, ce e acolo? Acolo, acolo! Acolo, tăi, ia apă pe aici, e de pește, de toate astea, mă, dar să-l, hai să uite în partea, dar, acu e mașina asta, dar să-l? Da, e a mea, de ce? Este a ta mașina? Ok, mă, în fine, mă, cum e de că e mașina ta, dar să-l, tu aveai o mașină verde? Nu, dar nu, că na, chirifiatele, ia zi ce vrei, ia uite, ia. Cât de tare e aici, dar să-l, wow, câte locuri sunt pe aici, câte chestii sunt pe aici, mă, ce, comandă burger, comandă, dar să-l, ăștia fac concurență ție aici, a? Ce, ia, stai, deci ca, înțeleg ce vrei să spui, să propui, nu am nicio problemă să pui ce amezi pentru clienți, dacă ei chiar vor cumpăra pește mai mult de la mine, poți să începi să pregătești pașul oricând vrei și frumoasă să ai. Bă, dar cum adică, bă? Bă, dar tu cu cine ai vorbit de aia? Cicea. Bă, fii antenă, bă, asta nu mai vine la Alice. Alo, dar însel, cine e Alice? Și în primul rând, mă, dar însel, mă, termină, mă, vorbește normal, dar însel, că mă enervezi, adică, trebuie să te înțeleg, nu mai țipa așa, dar însel, și vorbește normal, că nu impresionezi pe nimeni dacă tu încerci să nu știu ce, dar însel, pe bune, hai, zi. Ok, și fii antenă, este numai vina lui Alice. Ce, am înțeles asta, și cine e Alice? Nu știu, noi la baie. Hei, ce faci așa? Hei, gata, dar să le fii atent. Acum că am ajuns aici, trebuie să-mi spui da pentru 24 de ore. În primul rând ți-am zis, n-ai vrut să-mi dai mâncare. Ok, te pedepsesc. Vino aici, dar să le fii atent. Pentru 24 de ore, vreau ca... Du-te aici, dar să du-te aici și spune da. Aruncă-te, nu te arunc eu, dar să te arunc singur, ok? Da? Stai, mi-e frică și vreau să mă ții tu de mâine, ok? Termină cu prostiile astea, spune da și sari. Ia du-te, tu da ce? Cât de fraier ești, doar în sine. Ok, pentru asta lasă, că o să vezi, doar în sine, câte chestii o să-ți mai fac eu ție, că tu ești neastă împărat. O să vezi, doar în sine, ești foarte nesimțit, ok? Așa, dar să-l fii atent. Te-am adus aici pentru că în zona asta sunt foarte mulți oameni și fii atent. Pentru că tu ești nesimțit, foarte nesimțit, o să vreau să-ți iei bătaie de la oameni. Ei bine, dar să tu faci mereu porțul ăla mereu, dar să acum vreau să treci pe lângă un om de aici. Mă, lasă-mă sabia asta, mă, dar să mă, ce... Ok, gata, hai, bată-la, ok, hai. Hai, dar să-l, la. Și-am dat pe bărbatul ăsta, i-a făcut babuci tot. Cât de căcuță. M-a căcut pe mine. Ce zis? Mă, tu ești nesimțit, copile, ai probleme cu capul. Du-te și învață cartele astea, prostiile astea, că nu sunt de aceea, e vârtă și ei nu e cu noate. Pleacă mai repede până în... Stai. Dar să gata, termină. Mă, dar să nici măcar n-am apucat să termin totul de vorbit, dar să că tu te-ai și dus, mă, dar să chiar așa de ușor e. Da. Dar să gata că nu mai ești amuzant. Acum asta a fost amuzant pe moment. Acum când îmi faci mie așa, nu ești amuzant absolut deloc, dar să puta ce să zici să mă lată, să le fac odată ține sau ce? Da, fii atent. Ba, gata, dar să le dar să cred că tu chiar ai făcut patie de frică. Și mai așa, dar să gata, calmează-te odată, mă, copile, ești copil ce mai fraier, copil de lume tu ești. Ce? Ok, bine, pa. Da, ok, azi văzut care e faza cu Tarasel. Ce să-l mai pun eu să mai fac acum? Ei bine, fiți atenți, vreau să mai facem un chestie. Autobuz! Alo, Mara, Alice, ăsta, Denisa, adică Mara, vino! Mă, Tarasel, poți să termine odată și să-l mai faci așa în continuu? Gata! Tarasel, poți să vorbești? Normal, gata! Tarasel, vrei să-ți faci ceva și mai rău de atât? Nu, gata, deci fii antenă, eu vreau să vii cu mine, că fii antenă. Eu am găsit un, cum se numește, un Subway, cum se numește, un metrou. Mă, ce Subway, dar să le ai mâncare, tu te duci la Subway, jocul ăla, Subway Surfer, mă, da, și ai venit aici în stație de metrou.
ce? Fii atent, Darusel. Bine că m-ai adus aici, Darusel. Fii atent. Vreau să-mi dai toți banii tăi pe care îi ai în cont aici. Deschide conturi și toți banii pe care îi ai, tu vreau să-mi dai, ok? Ok, ia! Și aia ce sunt din partea cealaltă, Darusel? Ia, lasă-mi în pace! Așa, Darusel, stai puțin, tu ai un restaurant. Nu e restaurantul tău? Nu ai mai mulți bani? Ei, dar nu fii antene, mi-ai să dau toți banii, să dau toți banii din ATM! Păi da, nu ai bani pe card! Nu trebuie să ai toți banii pe card, nu acolo ți intră! Ba da, dar fii antene, eu nu ia pe card, i-am în alt card! Da, Darusel, ok, păi și adu-i și celălalt card! Nu, îmi pare rău, pa! Darusel, ai spus ceva, trebuie să spui da pentru 24 de ore, ai uitat de fiecare dată, dacă nu spui, păi fii atent, Darusel, dacă nu se... Ok, așa mai zicem și eu, dar... Ia, foarte frumos, și aia ce sunt acolo, Darusel? Ce? Asta ia și păște, hai să mâncăm! Ok, Darusel, deci fii atent, dacă nu o să te impui mie, nu o să te supui practic la ceea ce o să spun eu, Darusel, pentru 24 de ore astăzi, ei bine, vreau să spun că o să te muți din oraș și trebuie să spui da. Deci fii atent, spune dacă o să te muți din oraș și dacă nu te mai impui la ceea ce o să fac eu astăzi, Darusel, o să te muți și casa ta o să fie casa mea. Ok, gata, uite, ia și păștea, stai, uite, ia și păștea și păștea. Și lasă-mă, bă, cine ești, vantă, fii antrenă, chită-o bucata. Așa, ce? Ce, Darusel, dacă mai zic... Vrei să fugi din oraș, vrei să pleci din oraș, Darusel, ok? Bine, aici vreau, aici vreau. Pa, așa. Bă, deja mă enervează, Darusel, uitați-l la el. Ok, dar știți care este vaza, uite, m-am umplut de bani foarte frumos, practic, banii vin mie, Darusel nu știe că banii vin mie. Eu m-am umplut de bani, uitați-vă câte chestii mi-a dat Darusel pe aici, foarte multe chestii. Ei bine, mie mi s-a părut interesant, nu știu ce mai putem să mai fac acum, sincer. Cred că o să mergem acasă în parte. De fapt, nici nu știu pe unde am putea să mergem, ce am putea să mai facem pe bune, adică nu știu exact, sincer, ce aș putea să mai fac, dar nu mai gândesc eu la chestii, aș mai vrea să mai fac o chestie, așa, nu știu, da, exact. Să-i fac o farsă, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i facem o farsă într-un alt episod, o farsă specială, adică farsă făcută nu de mine, ci de Mara, practic să fiu costumat în Mara, să-i fac o farsă lui Darusel, în fine, altceva, nu știu, mă mai gândesc și mai vedem ce aș mai putea să mai fac astăzi, pentru că chiar nu mai am absolut nicio idee, scrieți-mi în comentarii dacă pentru dățile următoare aveți voi niște alte idei, că sincer acum nu mai știu exact ce am putea să mai facem, deci am fost prin locurile alea, prin parcul de distracții, nu știu dacă am putea să mai facem. Pe mine mă cheamă Darusel și eu ție îți dau, Mara, un tablou cu niște portocale că n-am găsit cu măr. Ok, foarte amuzant, Darusel, adică nu, no, bă, uitați-o puțin, nu știu ce are în creier, Darusel, de ce așa, dar, sincer, chiar e amuzant, dar e enervant, asta e treaba, nu știu, scrieți-mi în comentarii ceea ce credeți voi despre el, nu știu, mă mai duc acum, mă mai gândesc, uite, dacă mai avem ceva de făcut, dacă nu o să-i facem un prank special în alt episod și vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii că chiar vreau să țin cont de părerea voastră, să facem ceea ce voi doriți și mai mult acolo, scrieți-mi în comentarii și o să mă uit și acum să vedem dacă mai găsim ceva să mai facem, deși nu știu exact, sincer, da, ok, s-a făcut și nu. Noapte, cam atât. Mie cam somn, sincer, dar... Darusel, fii atent, te-am adus aici pentru că ai uitat ce nu mi-ai făcut la început, ți-am zis să-mi aduci burger, Darusel, și de data asta, dacă nu-mi dai mâncare de la tine de la restaurant, ai uitat, deci Darusel, știi că ți-am zis acolo la metro, acolo ți-am zis că dacă o să spui nu la ceva, dacă nu te impui practic la ceea ce o să spun eu, Darusel, nu o să te supui practic, o să ai de suferit și o să te muți din oraș, așa că ai face bine să te duci acolo, în bucătărie, să-mi aduci cel mai șmecher meniu și o să mănânc, ok? Darusel, nu te face că te mâncăști. Ce? Alu? Ok, bine, hai. Mamă, ce mult doare capul. Ok, deci mi se pare că e mai ok decât a fost până acum. Ok, mi se pare foarte, foarte bine. Hai că ne punem acum lejer. Deci ne aduce Darusel mâncare. Cam atât, cred că o să fie. Nu știu exact dacă o să mai fac ceva. Cred că o să luați lejer, pentru că vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, adică ce ați vrea să-i facem. Vreau să-i fac o farsă sub pretextul că o să fiu Mara, să-i facem o farsă super, super tare. Și vreau să-mi scrieți ce farsă vrei să-i facem. Nu știu, vă dau eu așa o idee, ceva de genul ca să creadă ca și cum că Mara vrea să fie împreună cu el, să nu știu, să facă ceva, să se căsătorească, un prank, ceva, sau să pară ca și cum că Mara a murit. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vrei să facem ca și cum Mara moare. Mara este gata. Vedem că Darusel vine încoace. Ok, stăm aici foarte. Dacă tot a plecat, să plec și eu că nu mă. Că nu. Dar
Ce? Uite ăsta, sunt vino, hai mâncarea, nu era da, mă, aleu. Uite, ai fiatră, ți-am adus două omulete, ți-am adus un burger special pentru, care e din, este desată specială, okay. Un milkshake, un coconut drink și fie antenă, așteaptă aici, pam. Ok, deci deja mă enervează, dar sunt ok, vede că ne-a adus foarte multe chestii, dar mă enervează, dar în serio, cum vorbește nici așa, să crede el superior, să crede nici maker cu o fată, nu știu care e faza, cum să crede el așa de maker, dar în fine, ceea ce contează e cam că e amuzant, ok? Și am făcut niște chestii, adică au fost amuzante, dar vreau să-i facem o farsă care, pe care să nu o uit, dar scrieți-mi în comentarii, chiar o idee bună asta, să moară Amara cum ar veni, să creadă că a murit, ok? Ok, fii atent, Amara, eu vreau să dau ție două gogoși, una, două, și fii atent, uite, o înghețată, uite, lapte. Mamă, dar să-l dau foarte multe chestii, mi-a adus și am zis să-mi aduci doar un meniu și mi-a adus tot asta, ok, dar să-l îți mulțumesc foarte mult. Fii atent, stai, pu, așa, și două bolete. Ia pleacă, mă, dar aici, dar să-l cămine, dar deja și cu asta nu o să-ți mai meargă, că nu mai am nevoie de altele, ok, eu mănânc acum. Bune, de ce mănânci ca mine așa, lucru, dar să-l mă copiez cumva, dar să-l, asta nu mă mai copiez, că tu n-ai așa ceva, hapa, dar să-l mersi, pa. Da, am înțeles care e faza cu Darusel. Ei bine, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i facem farsa. De-am zis eu, a fost o zi minunată. Chiar mi-a plăcut sincer, adică nu că mi-a plăcut neapărat, dar au fost niște faze interesante, amuzante, să râdem și chestiile astea. Dar scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să facem în felul următor, să facem ca și cum Mara a murit și Darusel să creadă că a murit, să vedem ce reacție o să aibă. Sau scrieți-mi voi dacă aveți o altă farsă acolo în comentarii, vreo idee bună. Scrieți-mi acolo în comentarii și o să vedem ce o să facem. Ce a făcut ăsta? Ok. Da, cu Darusel se pare că deja de fapt el a murit. Mama, frate, nu știu, încă ninge, e foarte frumos, dar cred că mai devreme a venit poștașul. S-a auzit ceva așa afară și cred că a venit poștașul. Hai să ne uităm aici, să vedem dacă avem vreo scrisoare, vreo ceva, să ne uităm aici. Mă, ce, vei primi 64 servite cu bani? Mă, ce e asta? Pentru Darusel, stai puțin să mă duc repede. Mă, stai puțin înainte să mă duc la Darusel, de fapt stați puțin, că nu e așa. Trebuie să mă uit eu să văd ceea ce este vorba aici, pentru că nu e frumos. Stați, cum adică pentru Darusel, mă, ce primește Darusel și eu nu primesc? Chiar sună interesant asta, adică cum adică pentru Darusel avem o nouă provocare pentru bine, suntem cei de la concursul de construit, iar de data aceasta venim cu ceva mai diferit, care o să fie mult mai interesant, deoarece tu va trebui să construiești o bază secretă cât mai bună. Stați puțin, dar de ce doar Darusel? Pentru mine de ce nu? Adică de ce doar Darusel? Cum adică Darusel construiește mai bine decât mine? Băi, nu cred treaba asta, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii cine construiește mai frumos. Bă, dar nu mi se pare normal. Iar Rafael, ia fiți atenți, opa, să fie alături Rafael de tine, să te ajute cu sfaturi în timp ce tu oferi cât mai multe detalii despre ceea ce construiești. La finalizarea construcției, atât oamenii din comentarii, cât și Rafael îți vor da o notă, iar dacă nota este una cât mai bună, vei primi 54 de serviete cu bani. Sper să-ți placă noua provocare și te așteptăm cu forțe proaspete. Mamă, vedeți că sună interesant, chiar îmi place. Adică chiar n-aveam chef să construiesc, să-mi bat eu capul, pentru că și oamenii ăștia știu că Darusel, practic Darusel nu știe să construiască. Eu mă descurc prea mult și mă descurc cam degeaba, adică n-am cu cine să mă duelez. Practic și acum trebuie să fiu la Darusel, să fiu antrenor sau ceva de genul. Practic nu știu exact ceva, dar chiar sunt curios ce o să facă Darusel. Și acum hai să mergem la el în cameră să-i spunem și noi treaba asta. Și scrieți-mi în comentarii ce că Darusel, mă, ce caz mai aici, bă, Darusel, lasă-mă muzica asta, bă, Darusel, că s-au de afară, mă, Darusel, trezești toți vecinii și Darusel, că există program de liniște, vei să vină poliția peste noi sau ce se întâmplă aici cu tine, Darusel, ce-ai pățit de ascultă muzică? Nani, nani, puiu, mami, face, nani, Darusel. Ok, Darusel, ok, nu, Darusel, poți să vorbei, bă, pe bune, dă-te afară că să face noapte, Darusel, cu tine, pe bune, așa, fii atent, Darusel, astăzi, mă, dar ce, bă, răspunde și mie la întrebare, Darusel. Ce cauți tu cu muzica așa la maxim? Pe fiante, bă, Rafale, eu sărbătoresc ziua lui Gigel, da, ziua lui Gigel. Cine e, mă, Gigel, Darusele? Da, stai puțin, că am uitat, stai, că am uitat, Darusele, scuze, chiar am uitat cine era Gigel, dar fii atent, bă, Darusele, fii atent, Darusele, că s-a întâmplat o mare chestie, Darusele, am o mare veste pentru tine, nu știu, Darusele, dacă ai auzit și după știu. Stai, să vicesc, am rămas fără burger? Nu, Darusele, tu nu vezi că mănânci burger, cum adică ai rămas fără burger? Bă, am zis că e o veste mare pentru tine, adică o veste mișto, Darusele, nu e ceva nașpa, cum adică? Adică stai puțin, adică tu vrei să rămâi fără burger? Mamă, în sfârșit, Darusele, nu-mi plac burgerii, gata? Nu, bă, mi-mi plac burgerii, ia-te că s-am, Da, o grămadă, Darusele, o grămadă, dar fii atent, aici nu este despre burger, fii atent, Darusele, vină repede cu mine afară, pentru că eu, hai mai repede, Darusele, mă, ce tot fai, bă, Darusele, Hai, stai, hai,
Au, au, stai. Neam. Așa, ce vrei, ce vrei? Ok, dar să le fii atent, vorbește mai ca lumea și fii atent, dar să le vezi tu aici, am auzit mai devreme poștașuri și avem aici ceva pentru tine, dar să le trebuie să citești neapărat, pentru că eu am citit, dar să le și eu o să rămâi mască, o să fie ceva ce o să-ți placă 100%. Pentru Darisel, avem o nouă provocare pentru tine. Suntem cei de la concursul de controlii. Ok, gata, dar să le nu știi să citești, dar să le trebuie să mai treci pe la școală, trebuie să mai înveți, dar să le pe bune, să lași tu bărbie. Hai, hai rapid. Iar ai luat ăsta după tine, mă, Darisele, bă, bă, ce calmă, mă, bă, dă-te mă și uzar, să le să te explic despre ce este vorba. Fii atent, dar să le vrei primi 64 de serviete cu bani, dacă eu la concursul de construit o să-ți dau o notă cât mai bună și eu și oamenii din comentarii o să-ți dea acolo note, pentru că fii atent, dar să le, astăzi doar tu duelezi, practic doar tu trebuie să faci o bază secretă, dar să le, și tu trebuie să dai detalii, sfaturi, toate chestiile astea, să spui acolo cum faci tu procesul ăsta, ca oamenii să învețe de la tine cum să facă o bază secretă. E bune, pe fii antenă, bă, Rafaele, fii antenă și. Ok, dar să l-am învățat niște chestii, noi niște magii, noi, ok, a fost interesantă chestia asta, trebuie să recunosc. Bă, da, dar să le, vină, bă, înapoi, că trebuie să vorbesc ceva cu tine, dar să le, stai puțin, dar să le, unde te... Ok, deci... Deci fii antenă, bă, Rafaele, fii antenă, fii antenă, dacă tot vorbim de magii, ia vreo tu încoace, ia vreo tu încoace. Mă, ce, dar să le, ce să vin încoace? Bă, dar să le, trebuie să mergem acolo, bă, dar ia-ți burger ăștia, dar să le, mamă, dar mai umplut aici full de burger, bă, dar să le, de fapt, stai un puțin, de ce să arunc eu burger, mă, dar să le, că vreau și eu burger, mă, stai puțin așa, dar să le, ok, mersi, oh, dar să le, foarte darnic, tu m-am înțeles, sau, oh, mamă, și pizza, dar să le, ok, așa, mă, ce tot vrei, de ce m-ai chemat în casă? Fii antenă, bă, Rafaele, eu vreau ca tu să mergi în omul ăsta de zăpadă, că fii antenă, s-au făcut o magie, eu o magie, fii antenă. Bă, dar să, da, ai făcut o magie, dacă îmi zici că faci magie și de-astea, dar să le, nu trebuie să-ți iei o voce de așa de vrăjitor, că dintr-o dată parcă te dai așa în sus cu vocea, dar să le, nu știu de ce. Așa, ce? Mă, m-ai învățat și chestiile, bă, câte chestii m-ai învățat, bă, dar în sile așa de noi, în fine, mă, ce să calm acum, adică să intru în omul ăsta de zăpadă, dar în sile, ce să fac? Păi fii antenă, vreau ca tu să te duci în elut așa și după să fii antenă, faci așa și după să dai cu spatele, hai, fai așa, fai așa. Cum adică o să fac așa, ce să fac, dar în sile, intru așa și ce să fac, cum adică am intrat așa și ce să fac? Fii antenă, fii antenă, pa. Mă, dar în sile, mă, ce faci tu acolo, mă, dar în sile, că mă enervez, adică pe bune, ce tot faci, vezi că vin acum pe setine, dar în sile, ce ai? Hocus pocus and mama locus, dar zile este focus. Așa, mă, dar zile, dar ce m-ai chemat aici? Ce să caut eu un om ăsta de zăpadă, bă, dar să mă, că ești aici, pe bun. Mă, dar zile, ce sunt? Bă, dar zile, cum am ajuns aici? Dar zile... Hai, și-a întâlnit, bă, Rafaele, mi-a folosit o altă magie și asta se numește le snowman, le teleportation și am mutat în engleza. Deci, și-a întâlnit, bă, Rafaele, eu știam de concursul ăsta din aia. Te că am citit. Și fii atent, bă, Rafaele, e frig, așa că pune-ți lapii. Dar să le, ok, nu prea, adică, bă, dar să-i învățe cum, cum ai învățat magia asta, dar să le, cum ai teleportat aici, bă, pune, adică nu te înțeleg, dar să le, în fine, fii atent, bă, dar să le, acum trebuie să construiești, nu-i așa? Da, ok, pa! Dar să le, stai puțin, că trebuie să-ți dea și oamenii și, bă, mă, fii atent, uite aici, dar să le, ia, fii atent, deschide 564 de serviete cu bani, dar să le, fix aici. Da, bă, fii atent, bă, Rafaele, eu cum l-am vrut și ai, n-am câștigat concursul, pa! Bă, cum adică ai fără, bă, bani, stai puțin, dar să-l, stai cum adică, bă, dar să-l lăsă aici, că după oamenii ăștia nu o să te mai chime la concursul, prefer să furi aia acum și să nu mai primești alte dăzi, dar să-l mai bine primești și alte dăzi, nu? Ok, deci fii antrenă, bă, Rafaele, eu acum o să încep, fii antrenă, deci eu o să-mi iau niște zăpadă, niște snow, așa, eu o să-mi iau niște, o să-mi iau niște gheață și fii antrenă, bă, Rafaele, eu o să-mi iau niște zăpadă. Mă, ce e, mă, dar să-l, mă, ce faci, mă, tu aici, dar să-l, bă, fii atent, dar să-l, în primul rând, vreau să-mi spui ceea ce vrei tu să faci astăzi. Cum te-ai gândit să faci tu o bază secretă? Ai vreo idee așa în capul tău acolo, dar însele? Stai să văd, deci dacă unul pusune în cal, doi, da! Ce, păi, și care e ideea? Ok, deci fii antenă, eu o să fac așa o bază secretă, o să pun niște gheață, iau-te frumos, gheață, 1, 2, 3, 4, 5, așa și 1, 2, da, 3, 4, 5, stai, dar însele, că eram departe, ce nu-ți pe așa, în fine, că mai și sperea, bă, dar însele, bă, deci fii atent, dar însele, mi se pare interesant faptul că poți să stau aici să văd când construiești tu, dar însele, cum ești tu, așa, atent, mamă, dar foarte atent ești tu, dar însele, bă, dar câte chestii mai faci, bă, dar ce bază vrei să faci de gheață? Cum vrei tu să faci baza asta? Că nu prea înțeleg, nu prea, nu,
prea-mi dau seama, dar Răsului, că nu prea văd unde e baza secretă, sincer. Bă, fii antrenă, bă, Rafael, o să vezi, bă, o să fie perfect. Da, o să fie perfect, dar Răsule, ca de obicei, dar ce o să fie, dar Răsule, spune și oferește mai multe detalii, că așa a spus lumea, așa a spus acolo la concurs, trebuie să scrii, dar Răsule, să oferi cât mai multe detalii, să spui ceea ce faci tu aici, să povestești. Ok, fii antrenă, bă, Rafael, o să fac un fel de război de om de zăpadă. Ok, fii antrenă, bă, Rafael, eu vreau ca tu să pleci, că vreau să fac aici, că vreau să fac aici, așa că pleacă. Cum adică să plec, dar Răsule, că mi-a venit oamenii să rămână aici, de ce să plec, dar Răsule, cum adică și ce, cine mai vede, dar Răsule, că nu trebuie să construiesc eu. Păi nu, bă, Rafael, fii antrenă, că vreau să fie secret, bă. Ok, dacă e vorba doar de intrare, hai că te aștept, dar să le intru aici, mă, dar stai puțin cum intru, ok, deci intru, stau așa în partea asta, chiar sunt curios ceea ce vrea Darusel să facă și scrieți în comentarii ceea ce credeți voi că o să facă Darusel, cum o să fac el bază secretă, cum o să fie, dacă o să fie o bază secretă, până nu știu, fiți atenți, hai să dau o notă așa, vreau să dau o predicție, vreau să zic, cred că o să-i dau nota 8 lui Darusel, nu știu ce să cred că să-i dau nota 8, dar să sperăm că o să fie o notă cât mai mare, pentru că vreau să-mi pun baza în Darusel, vreau să facă cât mai multe construcții bune de acum înainte, pentru că știți că mi se pare că ultima dată chiar construiește ceva frumos. Dacă mai țineți voi minte atunci când făcuse chestia aia ca și cum vine o insulă așa, era insula aceea plutitoare de era din pământ, practic chestia aia scoasă. Chiar mi-a plăcut acolo cum a construit el, dar chiar îmi doresc faptul ca Darusel să construiască cât mai mult, cât mai multe lucruri șmechere, pentru că știți că Darusel nu poate să facă nimic. Ce vrei, mă, Darusel? Ce vrei? Gata, ce ai făcut, mă, tu aici? Ok, gata, am terminat. Stai puțin, Darusel, că voiam și să mai vorbesc cu oamenii aici. Lasă-mă puțin, lasă-mă 2 minute. Ok. Deci vreau să continui, nici mai știu ce mai vreau să continui, dar chiar îmi doresc faptul că Darusel să fac construiesc cât mai multe chestii. Bune, ca să am și o concurență, nu? Dar hai să merg acum înapoi la Darusel să vedem ceea ce să facă. Ok, deci am crezut că vreau să-l din bat de pe aici. Ia, mă, să vedem ce a făcut, mă, Darusel. Bă, ce e asta, Darusel? Ce-ai făcut aici cu oamenii ăștia de zăpadă? Ce se întâmplă aici? Pe fie antenă, bă, Rafael, să fac războiul. Darusel, trebuie să faci o bază secretă. Ce război visezi? Pe fie antenă, bă, Rafael, stai, că fie antenă aici. Da, Darusel, fie antenă și tu râzi de tine, Darusel, la cât de fie antenă vorbești în continuu. Mă, ce trebuie să facem aici, Darusel? Adică ce înseamnă aici? Ok, mi-ai pus aici nu știu, dă-și de ea, mă, mai telefon. Darusel, mă, tu dau și de mine, mi-ai aruncat în apă, Darusel, și ne simțiți chiar așa, mi-ai aruncat în apă. Mă, ce faci tu? De ce ai pus gaura asta aici, Darusel? Spune, bune, fă o bază secretă, nu-ți mai bate joc. Pe Barafle, fie antenă, vreau să zic că în oamenii ăștia de zăpadă am ascuns o gaură și ce o să-mi fac eu baza secretă. Și nici n-ai zis și eu deja am picat. Mamă, cât de secret e locul ăsta, că l-ai pus fix în jumătate. Bă, Darusel, dar nu puteai să te gândești să-l pui în altă parte, pentru că aici e fix în jumătate, Darusel. Crezi că n-ar fi venit nimeni fix în jumătate? Nu! Ok, bă, Darusel, momentan nu știu ce să zic, ți-aș cam scade, nu prea, dar să fii atent, eu am dat o predicție că ți-aș da nota 8, că o să fie de nota 8, ceea ce faci tu, Darusel, dar nu știu, bă, mi se pare că am citat, mă, dar altundeva nu cred că am mai făcut ceea, dacă mă uit așa, da, deci cam aici este, ok, Darusel, și dacă mă înainte, ce să faci tu, adică ce faci tu aici, arena asta, ce e aici în partea asta, Darusel, ce vrei tu să faci și cum o să faci tu baza secretă? O să vezi, dar e de cor. Deci fie antrenă, bă, Rafael, o să fac aici zona de bătaie. O fac frumos, bă, o fac elegantă. Da, elegantă, dar Darusel, ce zona de bătaie, Darusel, dar știi, eu vreau să spun că aici nu e bătaie, dar Darusel, aici trebuie să faci baza secretă, așa că apucă-te de baza secretă, Darusel. Păi stai puțin, atât o să fie aici gen asta, crezi tu? Dar nu știu, dar Darusel, mi se pare că am citat chestia asta pentru că oamenii de zăpadă. Bă, gata. Bine, gata, Darusel. Ok, acum vorbește tu, te las pe tine să vorbești. Ok, vorbește tu ca să te saturi, Darusel, că știu că tu nu vrei să vorbești. Adică acum te las pe tine să vorbești, dar tu nu o să vorbești. Ok, deci fie antrenă, bă, Rafael, aici frumos fac aruncătoare de burgeri. Asta de burger, da. Dar să ce aruncători mai faci tu, păpune? Adică ce, nu mai trebuie să mai faci nicio aruncătoare, dar să le de bulgă, de bulgări. Mamă, dar să le bă, da, nu mai știu să mai zic bulgări, bulgări, pe bune, dar să le, că îmi vine să zic burger, de la câți burger mănânci în continuu, dar să le, că tu ești obsedat. Mă, dar să le, bă, da, nu știu, mă, dar să le, bă, da, pentru ce faci tu asta? Într-un fel că aper baza cum ar veni. Da, interesant. Da, stai puțin, dacă arunci cu bulgări ești, dar să nu se dărâmă omul de zăpadă. Nu te-ai gândit la chestia asta că o să dărâm și o să pun să intri să vadă lumea secretă cum ar veni? Păi nu, dacă fie antenă, eu las am gândit, bă, Rafale. Dacă tu dai cu zăpadă într-un om de zăpadă, zăpada se multiplică. Da, e adevărat, dar să s-ar putea întâmpla și chestia asta. Dar dacă dai cu putere, dar să le și o să se dea la o parte. Ce spui de treaba asta? Dacă o să cadă? Ok, nu-ți pasă, Darusel, ok, fii atent, ok, te las pe aici să faci treburile astea, Darusel, o să revenim când o să te apuci de bază, Darusel, în special, când o să te apuci de baza secretă, dacă mai faci pe aici, ok, Darusel, vreau să întreb, în afară de chestia asta, mai faci ceva pe lângă? Da! Ok, deci înseamnă că revenim.
revenim, dar însele, ok, hai că revenim acum. Sau, mă, dar să le spunem ce mai faci ceva în afară de asta sau te apuci acum de bază. Uite, 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 dar să le uite că moare, bă, dar să le băi, aici. Dar să le ia. Mai de câteva ori, fii atent cum cade ăsta, dar să le se distruge. Fii atent, 3, 2, 1. Bă, dar să pot afi că e invincibil ăsta, mă, băi, că am greu. Bă, dar să le că să ținem ăsta pe picioare. Pe fie antero Barafali. Pe batu să-l cheamă El Taruseno El Snomeno. Da, ok, am înțeles. Deci acum vrei să spui mie că o să te apui de interior, dar răsele de bază secretă propriu zisă cum ar veni? Yes, sir. Ok, dar răsele, dar fii atent că pești ăștia o să vadă, dar răsele, și poate să împești cu camere, dar răsele, o să fie de aia de la FBI, dar răsele, cine știe cum te vede. Mă, ce caută pe bicicletă, dar răsele, uite o bicicletă aici, dar răsele, a, mă plimb cu bicicleta pe sub apă, ok, dar răsele, cât timp tu faci bază secretă, eu mă plimb aici cu bicicleta pe sub apă. Fac la Ohio, mi-ai ceva? Da, ok, dar răsele, gata, gata, dar răsele, fac acolo, construiește tu acolo, că eu mă plimb cu bicicleta pe aici foarte frumos, scrieți acolo în comentarii ce credeți că o să facă, dar să dacă o să vă placă, dacă credeți că o să facă ceva frumos, eu așa sper. Și scrieți-mi dacă vreți să facem treaba asta și cu Alice bine, de fapt, să dați acolo note cât mai bune și să le spuneți oamenii care ne cheamă la concursul la 500 de construit să ne mai cheme și să cheme și pe Alice, pentru că vrea să cheme și pe Alice și poate că mai cheamă pe Darcel la alte runde, cine știe. Acum a fost cu baza secretă, chiar sunt curios ce să... Darcel bossu, da, bă, unde mai era? A, prin partea asta, ok. Mamă, fii atent că s-a apucat Darcel aici, mă, ce faci, bă, Darcel aici? Mamă, ok. Păi stai puțin, atât o să fie baza, Darcel? O fac mai mare, Ok, Darcel, ok, deci fii atent, Darcel, când o să termin tu designul ăsta, când o să termin practic aici interiorul ăsta, Darcel, și o să te apuci practic de interior, când termine aici, gen, cum ar veni pereții și toate astea, Darcel, schela, toate chestiile astea, Darcel, o să revenim și chiar sunt curios ce o să mai faci tu, Darcel, dar așa, în plan, mai tu vrei ideea de că ceva să ne spui, mai ceva să ne spui? Cacadu, da, Darcel e slab. Vorbe înțelepte de la Darcel, vorbe, cele mai înțelepte vorbe de la Darcel, nu, bă, Darcel, nu știu, Darcel, măcar, chiar, eu sper totuși să construi, hai mă că te-aș dar să le fac aici foarte frumos, așa, te-am ajutat așa frumos, te-ai și pe aici, faci și pe aici, așa, sau cum fac aici, cum fac, Darcel, cum vrei să fac, sau hai mă, te las pe tine, Darcel, eu mă duc sus să-mi spui că termin asta, ok, Darcel, o să plec, mă duc aici sus foarte frumos, da, așteptăm să vedem, da, Darcel, așteptăm să vedem ceea ce o să faci tu, sau de fapt mă gândeam să facem în felul următor, mă gândeam, poate să aștept aici, nu știu, vedem, poate, nu știu, Darcel, fii atent că mi-a venit o idee, Darcel, fii atent, mi-a venit o idee, chiar sunt curios, și spune cum vrei să facem, vrei ca de acum înainte să aștept afară și să-mi spui tu când o să fie gata, Darcel, sau vrei să mai vin din când în când să mai văd ce o să faci după aceea, ca poate mai ceva de spus. Tu să vii, că tu că vii și să mai zici, ok, mersi, pa! Darcel, n-am înțeles nimic, ok, Darcel, deci să, ok, o să mai vin din când în când, mă duc acum sus, te mai aștept câteva minute, Darcel, să vedem ce am mai făcut, Darcel, ce o să mai fac acolo, vedem că Darcel e entuziasmat, nu mai poate de fericire, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că Darcel o să facă ceva super șmecher și eu sper să facă totuși, că vreau și eu să am concurență, nu de alta. Bă, gata, Darcel, ce vrei, Darcel, ce mai vrei? Fai, vedem și alea, banii lui Darcel sunt în buzunarea sa, mai! Ok, hai să vedem ce a mai făcut Darcel, deja stau de câteva minute și eu cred că am mai făcut el ceva pe aici, hai să vedem, ok, vedem că a pus cară pe aici ceva de genul, Bă, ce fai, mă, Darcel, tu ai adormit, deci mai lăsa Adea. Am zis să te las singur să văd ce faci și tu adormi aici și n-ai mai făcut nimic, Darcel, vrei să-mi spui că eu stau de 10-15 minute, Darcel, degeaba și tu n-ai mai făcut nimic, ai adormit. Nu, dar nu, că fii atent, uite, am făcut. Ai făcut așa puțin, Darcel, și după aia adormit aici în colț, Darcel, hai mă, Darcel, pe bune, îți bagi joc, ai făcut aici, ce tot faci? Mă, ce caută zăpada asta și ce sunt astea aici de sub, dar, mă, ce vrei să faci tu, Darcel, aici, de fapt? Ok, Darcel, bă, știi ceva? O să stau aici, Darcel, dar cred că, bă, Darcel, bă, ai și tu o idee așa măcar ceva să faci, că nu înțeleg. Ce tu faci aici? Ce înseamnă asta, Darcel? Hai că vedem că faci aici ceva de genul așa, pe chestia asta, okay, niște șulcăre. Bă, care e faza? A, pui niște chesturi șulcăre cum ar veni ascunse sau care e faza? Bingo, bă, Rafale, bă, Rafale, se uite că nu ești prost. A, ok, Darcel, ok, mai și la mișto, în fine, Darcel, știi ceva, Darcel? Dacă nu mai ai nimic de zis, Darcel, o să începem. Mamă, skip it, bă, ce faci mai aici? Pui și tu alte, bă, Darcel, bă, e comic. Chestia asta ta, bă, Darcel, bă, ce tu faci? Darcel, bă, ce înseamnă, mă, astea aici? Bă, ce reprezintă baza asta ta, de fapt? Pe fiantelul, bă,
Rafaele, este un război dintre schimbii din toilet și oameni de zăpadă și antenă. Uite, batul ăsta de zăpadă este în echipa schimbii din toilet și ei ajută genul că are așa secret și ajută pe schimbii din toilet să câștige. Da, n-am înțeles nimic, dar răsule, care băiat, că nu înțeleg, nu e niciun băiat aici de zăpadă, dar răsule, da, în fine, dar răsule, fii atent, acum, dar răsule, în afară de asta, ce mai ai tu de făcut acum, dar răsule, pe bune, gen, mai ai, ce tot faci aici, dar răsule, că eu nu prea înțeleg nimic, dar răsule, ce vrei tu să faci aici, tu vrei să faci, tu, ce să umpli, ce, dar răsule, dar fă baza aici, că mai, uite cât spațiu mai ai pe aici, câte chestii mai ai, fă și tu baza aici frumos, ce tot faci aici? Stai, hai că pot! Așa, deci pun aici bam și mai pun leacă de zăpadă și ce mai pun cu o leacă? Da, vorbește mai tare și, bă, dar răsule, gen, pentru ce ai avut asta, mă, dar răsule, apucă-te serios, fă aici baza, mai fă aici, că mai foarte mult loc aici. Bă, Rafa, ești prost? Mă, dar răsule, vorbește mai tare, că nu te aud. Bă, Rafa, stai, deci fii antenă, bă, Rafale, eu fac aici, fac materiale, le fac gloanți pentru ăștia, pentru schimbii din toilet, că e război. Ok, e război, ce război, dar răsule, că, gen, tu că ce război, că nu înțeleg, ai că schimbiti să bați cu zombienii de sus, dar răsule, sau care e faza? Stai puțin, cum adică, dar răsule, schimbiti cu, bă, dar răsule, nu înțeleg, pentru că schimbiti, gen, snowman-ul practic apără acolo, face baza sa secretă, că dacă nu era snowman-ul acolo, nu era baza secretă, ăștia sunt în echipă, dar răsule. Pe fie antenă, bă, Rafale, batul sau omul de zăpadă, el este cu echipa schimbiti, și fie antenă, bă. Dar răsule, deja te întrebă, dar răsule, ai o poveste reală sau ceva, gen, pe bune, o poveste reală? Da. Dar să vă că te bâlbăi prea mult, dar răsule, și nu înțeleg ceea ce vrei tu să faci aici, pe bune, adică nu prea înțeleg. Ok, deci fii antenă, oamenii ăștia de zăpadă au aflat că omul ăsta de zăpadă i-a trădat și omul ăsta de zăpadă este în echipa schimbii din toilet. Și fii antenă, eu am făcut aceea deasupra lui ăsta, i-a făcut sub lui o armată de schimbi din toilet ca să iasă afară și să-l ajute pe omul de zăpadă, ok? Ok, dar răsule, n-am înțeles nimic, scrieți-mi în comentarii dacă vreați înțeles și acum ce mai faci, dar răsule? Păi nimic, că am terminat. Atâta, vrei să spui că doar atâta, nu mai faci nimic în interior, dar răsule? Da. Păi știi, puțin, mai zile că nu prea, nici n-am fost atent, dar răsule, nici n-am înțeles, dar nici n-am fost atent, dar răsule. Mă, cum, ăștia sunt în război, deci oamenii de zăpadă sunt în război cu toaletele. Da, și fii antenă, bă, Rafaele, omul ăsta de zăpadă, el i-a trăzat pe oamenii ăștia de zăpadă. Acum am înțeles, da, el atacă, mă, da, el atacă că l-a trădat, ok, și ăsta stă practic aici, dar ăsta e invincibil cum ar veni, nu? Păi da, și fii antenă, bă, Rafaele, în imaginația mea, ar trebui să iasă schimbi din toilet să-l ajute. Ok, bă, dar așa, bă, e o chestie interesantă, e o poveste interesantă, scrieți-mi dacă vă place povestea, pentru povestea lui Darusel, pentru că am înțeles într-un final absolut, dar nu înțeleg, de fapt, pot să înțeleg și cu baza secretă care e faza, nu știu, bă, Darusel, ziceam că-ți dau nota 8, Darusel, dar cred că o să-ți dau nota 9, Darusel, pentru că îmi place și povestea, am înțeles povestea, Darusel, într-un final, o să-ți dau nota 9, vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii, să sperăm că și, adică spun, Darusel, convinge pe oameni să-ți dau nota cât mai mare ca să pleci cu alea 64 de valize de serviete acasă. Yay! Și atâta, bă, Rafaele, sunt așa de fericit, sunt așa de fericit încât, iaaa. Ok, bă, dar răsule, dar vină înapoi că tu acum trebuie să-i convingi pe oameni ca să-ți dea o notă cât mai bună, dar răsule, nu trebuie să fii fericit pentru că încă nu se știe dacă ai câștigat alea 64 de serviete sau nu. Hei tu, deci fii atâta, bă, eu sunt la 16 și vreau ca tu să-mi dai notă mare, ok, mersi. Ei bine, poate vă întrebați ce caut eu aici de unul singur și ce caut cu chestiile astea la mine în inventar. Ei bine, știți că eu pe Darusel de ceva vreme îl tot trolez, adică practic mă transform într-o fată și mă cred așa ca și cum că sunt o fată, mă bag în seamă cu Darusel să vedem ce este și până acum ați văzut faptul că Darusel și cu Mara, pentru că așa mi-am dat denumirea cum ar veni, așa se cheamă fata personajul, ei sunt cei mai buni prieteni într-un fel, deoarece pentru că ați văzut să fie împreună, nu o să fie clar, adică nu mai e cum a fost atunci când eram cu Denisa cu chestiile astea, când ziceam de Denisa, că eram Denisa 2012 eu, acum a venit Mara și cu Mara, de fapt ei sunt cei mai buni prieteni, așa îmi pare mie și vreau să-mi scrieți în comentarii ce vă pare și vouă, dar înainte să vă zic orice alte chestii, dați acolo cât mai multe like-uri ca să, dacă mai vreți, îi mai facem prank-uri și toate astea de genul și acum vreau să pregătesc aici teritoriul pentru că am o super poveste pe care, adică am așa un scenariu așa în minte cum vreau să fac. Înainte de toate, vreau să vă spun în felul următor, o să pun aici ca și cum a murit cineva, după aceea mă duc acasă și o să-i zic lui Darusel, bă, Darusel, hai să mergem și noi prin oraș și o să fac ceva de genul, o să venim prin partea asta și o să zic ca și cum că mi s-a blocat mașina, că nu știu ce, stai puțin, Darusel, că mă duc și eu până aici și nu știu ce. Și Darusel o să vadă chestiile astea aici, adică sper eu să vadă chestiile astea aici, cum o să fie cruce aici și cum o să scrie pe cruce, practic, că a murit Mara 2012 și să vedem cum
bun să reacționeze, dar bun, deci noi trebuie să facem în felul următor. Prima oară să pun aici chestiile astea. Hai să le facem acum foarte, foarte frumos. Deci punem asta ceva de genul așa. Punem asta pe undeva pe aici. Mama este perfect, arată perfect. Și aici vreau să punem un text ca și cum s-a stins din viață. Sau cum să scriem? O, stați puțin, s-a stins din viață. Cred că o să scriu din viață Mara 2012. Dumnezeu să ierte. Stați puțin că trebuie să mai pun într-o parte aici Dumnezeu să ierte. Și să scriem aici 2012-2024. Foarte frumos, eu zic că arată genial. Și vreau să punem aici cursor din acesta, să arate mai interesant, ceva de genul în partea asta. Iar acum noi trebuie să facem în felul următor. Vreau să mă duc la Darisel, cum v-am zis, o să facem ceva de genul, să venim pe aici, nu știu, să văd eu cum o să fac o chestie ca să mă opresc prin partea asta, să ajung că ceva de genul Darisel pe aici și să vedem când o să vadă aici și o să citească astea Mara 2012. Sunt curios dacă o să, practic, o să-mi recunoască mie că a venit Mara, că gen el să știe că o fată cu Mara 2012, că vorbește cu ea, că nu știu ce, și că asta este fata, sau dacă Darisel o să țină acolo secret în el și probabil dacă o să țină secret și așa, o să vreau să facem în felul următor. Vreau să mă duc acasă și să-l las pe Darusel, adică bine, practic să merg cu Darusel acasă și să după să-l urmăresc pe Darusel într-un fel, să vedem ceea ce zice Darusel, pentru că m-am gândit așa în felul următor. Bă, frate, hai să-l urmăresc, pentru că de față cu mine nu cred că o să, adică nu, bă, eu nu cred că o să-și dea rama pe față, că practic ca să-mi dau eu seama să spun adevărul, practic că vorbește el cu o fată și așa, că știți că Darusel nu-mi zice mie treburi din astea, niciodată n-a vrut să-mi zică chestii din astea, dar mă rog, în fine, și vreau să facem în felul următor. Cum v-am spus așa, și să vedem ce o să zică Darusel, dacă o să fie ceva de genul, cred că o să stau mai bine să-l spionez după aceea, ca să vedem cum o să reacționeze, că probabil o să vină el singur aici sau ceva, nu știu, o să țină în el, dar nici nu știu, sunt curios dacă o să țină în el așa, să nu plângă, să nu facă el ceva, să nu zică nimic, să nu se sperie sau ceva, chiar sunt curios, dar acum hai să mergem repede acasă, mamă, dar stați puțin că am uitat că am venit pe șef pe aici acasă, nu știu, dar seama Darusel de vreo chestie, de vreo ceva, că am plecat cu mașina, că nu știu ce, în fine, ne ducem acum pe șef până acasă și să vedem, să sperăm că o să ne iasă planul și să vedem cum o să reacționeze Darusel, să sperăm că totuși Darusel nu o să intre în depresie sau chestii de genul. Vreau să scrieți acolo în comentarii cum credeți că Darusel va reacționa, ce reacție credeți că va avea. Mergem așa frumos până acasă. Bă, dar Alice, mă, frate, Alice n-a mai venit de mult timp acasă, iar s-a dus pe acolo, nu știu unde s-a dus, cred că s-a dus iar la rude, la toate astea, nu știu, mă, Alice, ce face, în fine, hai să ne ducem acum la Darusel, să vedem, mergem acasă și să vedem ce face și cu Darusel înainte, în prima oară, să vedem ceea ce face el, pentru că prima oară trebuie să vedem, frate, ce face și toate chestiile astea. Darusel, nu e Halloween acum, bă, doamne, iartă-mă, Darusel, de unde ți-ai luat, mă, costumul ăsta de Halloween? N-ai avut așa costum. Pe fiantele, bă, Rafale, fiantele, băi, eu le-am găsit pe eBay, pe eBay, nu înțeleg ce e ăla, în fine, Darusel, fii atent, în felul următor vreau să procedem acum, deci fii atent, bă, Darusel, dar tu ce faci, Darusel, adică de ce te-ai costumat așa? Nu știu, ce trebuie să-mi, că n-am fost, te-ai pus, să vedem ce ai avut, Darusel, ia, ok, Darusel, ok, mă, Darusel, bă, ce faci, de unde ai luat tu astea, Darusel? Pe fiantele, bă, Rafale, eu le-am cumpărat. Depinde, dar să le gata cu toate chestiile alea, de unde lei tu, dar să le, nu ne interesează cum se numesc, dar să le, doar am întrebat și așa. Deci fii atent, bă, dar să le, hai să merg, bă, dar să le, nu știu, bă, dar noi am mai fost, mai știi, bă, că nu, parcă nu ai fost de mult timp așa, noi amândoi în oraș, bă, dar să le, nici nu mai știu cum arată orașul, pe bune. Bă, dar chiar, bă, Rafale, pe bune. Păi și nu vrei să mergem? Bă, da, da, foarte entuziasmat, știu, dar să le, mă, hai pe bune, dar să, hai să mergem, lasă-mi pe mine, ok, deci hai, așa, bă, Darusel, păi și ce vrei tu să facem astăzi în oraș, bă, Darusel, ce ai așa tu în plan, ce-i dori să facem noi, unde vrei să te duc? Burger! Ah, nu să poate, mă, normal, burger, bă, e o mașină de poliție, Darusel, și cred că aia de lăsată tu, Darusel, uite că trebuie să merg acum pe partea asta, Darusel, doamne, ferește și păzește-mă, mă, Darusel, bă, stai mă puțin, bă, Darusel, bă, stai puțin, bă, ce scrie aici, bă, Darusel, ce scrie aici? Strada, ok, bă, da, Bright Road, da, mamă cât de tare, Darusel, mamă, bă, dă-ți mă, stai jos, bă, Darusel, că să sperie lumea de tine, pe bune, acum, Darusel, adică l-am luat cel mai serios, bă, Darusel, adică, pe bune, mă, Darusel, a murit cineva aici, mă, ce-i ăsta? Ia, Dumnezeu să ierte, 2012-2024, bă, e o fetiță de vârstă cu tine, Darusel, cum adică? Oh my god, nu, da, bă, stai, ce scrie aici?
stins din viață, Maradomidește, ce Rafaele? Bă, Rafaele, cum adică, Cum adică, mă, dar Rasile, dar poți să vorbești mai ca lumea, bă, cum adică, dar Rasile, crezi că cunosc eu lumea, dar e o fată de vârstă cu tine, dar Rasile, în 2012 născut, adică e vârstă, dar Rasile, asta înseamnă că și tu poți să mori, uite, mă, dar Rasile, că și tu poți să mori la câte tâmpenii faci, dar asta trebuie să fii mai normal, dar Rasile, să fii mai normal, dar Rasile, nu te mai comporta așa, adică pe bune. Ok, și la Rafaele, pentru asta, ca să nu mor pe mine, o să mă cheamă, dar Rasile, 2014, ăsta 2013. 2013, 2014, am înțeles, dar Rasile, ok, bă, dar Rasile, nu știu. Dar așa mi s-o moară, ei! Da, dar să le, ok, ești foarte ciudat, dar să le, hai să mergem, în oraș, bă, dar să le, unde, mai vrei, bă, să mai mergem în oraș, unde vrei să mergem, dar să le? Nu știu. Ce mă, dar să le, iar ai răbușit, mă, iar, bă, dar să le, bă, tu ești părăcit, dar să le, să văd, tu iarna, tu ești răcit toată iarna, bă, dar să le, iete o mașină asta pe aici, mă, da, aia nu e mașina mea, bă, dar să le, cumva? Nu. Bă, dar să, da, nu prea mai mergem, mă, ce mai mergem în mașina asta, bă, dar unde, a, pe și, a, pe stai puțin, și, bă, dar, a, pe tu vrei să te duci la burger, bă, stai, dar să le, tu ai bă, restaurant și tu vrei să mergem la alții la burger, ok, hai să vedem, mă, dar câte lucruri mai, bă, dar să le, de unde ai mai luat, bă, și asta, dar să le, că ești pungă, ai, ți-ai pus pungă pe cap de fantomă, ce ți-ai pus tu? Ok, ia să mergem. Bă, dar să le, nu mai facem așa, pe bune, gata, că mă enervez, bă, dar să le, la mult cel mai serios, poți să te compori și tu normal, bă, pe bune? Ok. Da, ok, dar să le, te scot în oraș, dar să le, și tu îți faci ca toate alea, dar să le, te bulbăi în continuu, țip pe aici, pe sub tot, dar să le, îți faci nu știu ce, acum cumpărăți mâncare, dar să le, mă, dar ce să mai cumpere pe aici? Hot dog, interesant, ia mă că cumpăr un hot dog, eu, dar să le, vrei și tu, uite mă, ți-am lăsit, dar să le, ia să stăm la masă, dar să le, poftim un hot dog, iau un hot dog, stăm aici frumos la masă, mamă, dar să le, vezi că arată mai mișto decât restaurantul tău, bă, ăsta, dar să le, e mai mișto. Ce-a zis, bă, restaurantul meu, mult mai frumos, bă, fii antenă, păpatele, hai la Daniel, că Daniel îți dă burger special, wing, bă, asta fii antenă, eu vreau să merg la baie, ok? Eu vreau să merg la baie. Da, n-am înțeles nimic, bă, dar mă enervează, dar să-l pe bune, felul în care dar să-l vorbește de câteva zile încoace, bă, de fapt, toată viața a vorbit așa, mă, frate, dar mă enervează, mă, când țipe el așa și face toate treburile astea să bâlbâie în continuu, nu știu, mă, frate, că mă face și pe mine să mă bâlbâi, să, da, nu mai înțeleg nimic, mă, dar ce tot facem, mă, stai, mă, dar să-l, mă, ce tot facem pe aici, dar să-l, ce faci aici la baie, stai așa și te uiți la pereți, asta e baia la tine? Ce vrei, bă, Rafaele, bă, dar pleacă, bă, Rafaele, fii antenă, eu vreau să fac căcuța și acum tu intri peste mine, ia pleacă, bă! Ce, bă, dar să le, bă, dar, ok, dar să le, în primul rând, nu vreau să mai zic nimic, doar vreau să zic, dar să le, uite-te deasupra ta, dar să le, adică, pe bune, ce ies așa particulele astea de inimioare din tine, dar să le, ești îndrăgostit? Ce inimioare, bă, tot te bă, las mă să fac căcuța! Da, gata, dar să le, ok, mamă, deja, bă, mă, enervează rău, tot tu, mă, frate, ce să fac, mă, cu tare să le, asta, că nu, mă, ce facem asta? Bă, dar ce se întâmplă? Ești ok? Ce s-aude acolo? Nimica. Ce faci, dar să le vorbește o mai ca lumea, dar să le, ce nu înțeleg să vorbești cum trebuie, că nu te aud, dar să le, ce faci acolo? Plângi, ce tot faci? Nu, mănânc. Ce faci, bă, mă, te neci, cu ce te neci, bă, dar să le, nu spune că tu, acum, în momentul de față, ia că intru peste tine, mă, ce? Ce tot faci? Ia să vedem, mă. Mă, ce tot facem ăsta aici? Mă, cine să vedem pe acolo? Dar oare care e faza cu semnul ăla? Mara chiar a murit cu de fiantele. Mie mi se pare suspect că fiantele. Mara am scris pe telefon, uite. Eu am dat mesaj și ea nu mai răspundea. Deci fiantele, eu trebuie să fac ceva, să scap de Rafale și să merg eu singur. Fiantele, am eu un plan. Așa. Gata, bă, Rafale, ce faci? Bă, alo, Rafale, bă, ce faci, bă, alo? Mă, ce tot faci, mă, dar să le aici? Mă, dar să le, bă, ce tot faci, dar să le, te aștept aici că tu gata, ai făcut la toaletă. Gata, te-am lăsat, dar să le, că ai zis să te las, am stat și eu aici. Să te aștept aici, n-am mai intrat peste tine, ai văzut? Ok, dar fii antenă, Rafael, eu vreau să mergem acasă, că fii antenă, eu vreau să mă joc cu Ion, că vreau să mă joc cu Ion. De ce vrei, mă, cum adică să mergem acasă, mă, dar să nu-ți mai place, mă, dar ce sunt ăștia, mă, dar să ce, mă, ce sunt, dar, bă, ce sunt, bă, dar să, bă, de unde au apărut, dar să-l dă-ți, mă, masca aia, că ai băgat toate prostiile pe aici. Ok,
hai. Dar ce plângi? Bă, de ce? Bă, de ce ai lacrimi? Dar să-l, de ce plângi? Bă, stai, bă, ce puțin, mă? Bă, dar să-l, bă, dar să-l, cum adică plângi? De ce ai făcut acolo la toaletă? Că nu te înțeleg. Eu m-am spălat pe față, da, pe față. Te-ai spălat pe față și scurg lacrimi, nu? Da, hai acasă, să zicem cu Ion, yeeee! Ok, bă, mie mi se pare cam ciudat, nu vreau să mă zic nimic, hai să mergem acasă. A, deci deja a plecat. Așteaptă-o și pe mine, dar să-l așa, gata, Doamne, dar să-l, Doamne ferește, cu tine nu se mai înțelege nici toată, nici turg, noată, nimeni nu se mai înțelege cu tine, dar să-l, mă, dar să-l, dar ce-i păsit? Nimica. Dar să-l, mă, tu, de ce, bă, de ce plângi, mă, pe bune, că te văd, dar să-l, îmi dau seama după tine, dar să-l, că plângi, mă, ce se întâmplă, mă, dar să-l, cu tine, ce tot ai pățit, dar să-l, adică, pe bune, din ce ai, ce pățit, dar să-l, vrei, ce tot vrei să faci? E, pe fie antenă, bă, Rafael, eu am dat seama. Bă, unde intru? Doamne, dar răsele, bă, dar răsele, nu știi, bă, să conduci, nu-ți mai dai niciodată mașina, hai, gata, dar răsele, m-ai adus acasă, gata, dar răsele, că deja ești nesuferit, pe bune, hai, du-te la tine în cameră, du-te și joacă-te cu Ion, lasă-mă pe mine pe aici, că stai să fac treburile prin curte, ok? Ok, dar răsele, fac eu treburile prin curte, ok, bă, frate, uita să puțin, cred că, dar, mamă, deci, dar răsele chiar plânge, cred că plânge pentru că, stau puțin, că l-am și auzit acolo când vorbea de Mara, bă, frate, deci chiar dar răsele a pus suflet, mă, dar nu înțeleg, oare dar răsele îi place de Mara sau lui dar răsele, de fapt, nu știu, să zicem ceva de genul că lui Darusel, de fapt, nu-i place de Mara, dar Darusel e ceva de genul, habar n-am, nu știu exact cum să zic, că cred că, nu știu, dacă sunt prieteni, dacă vrea să fie un prieten sau nu înțeleg exact, nu știu, scrieți-mi în comentarii care e faza, ce credeți că o să fie, bă, uita, bă, ce faci, uitați-vă, chiar a plecat, deci ăla chiar pleacă de acasă, cred că să uiți, mamă, deci vedeți că Darusel s-a îmbrăcat și negru, Darusel s-a îmbrăcat chiar și negru ca să țină doliu, practic, mamă, deci vedem că Darusel chiar ține doliu, păi și acum fiți atenți, trebuie să mă construc, să mă costumez eu în Mara, să mă duc pe acolo, dar nu vreau să mă vadă, faza, trebuie să facem în felul următor, mă costumez, mă duc acolo să văd ce vorbește și toate rata, trebuie să ajung repede să-l aud ce pe Darusel, tot ce vorbește pe acolo și toate treburile alea și dintr-o dată să apare eu ca Mara așa ceva, așa să-l zic, bă, Darusel, ce faci aici și nu știu ce și să mă iau așa de el ca și cum, bă, Darusel, ești nesimțit, de ce mi-ai scris tu astea, Darusel, tu-ți bagi de mine, ce înseamnă asta, că asta nu e farsă de făcut, cum adică să scrii că am murit eu, știi, că, ca și cum ceva de genul că poate văd și părinții și lasă, vede, nu vă mai prea multe, ne costumăm acum și mergem la Darusel să vedem cum o să fie faza, hai să ne luăm costumația și să ne ducem să vedem ce zice și Darusel. Practic am închis asta, le dăm drum acum, 3, 2, 1 și gata, frate, ne-am costumat, ne ducem la baie să ne vedem cât de frumos o să fim și să vedem să înceapă, deci uitați-vă, da, ne vedem foarte, foarte bine, arătăm perfect în oglindă, foarte frumos și acum hai să vedem cum o să termine, cum o să se sfârșească acest prank pe care îl facem lui Darusel. Practic să vedem cum o să reacționeze Darusel când de fapt o să vadă pe Mara aproape de el, dar înainte de toate vreau să mergem acolo să vedem ce face și Darusel și toate treburile astea, deci trebuie să nu iau mașina, că dacă iau mașina o să-i se pară prea sus pe lui Darusel, că eu sunt cu mașina plecat și mă vede, nu mai sunt practic acasă, toate chestiile astea, înțelegeți voi care este faza. Acum mă duc foarte, foarte frumos, mă duc așa pe jul, bă, de fapt cred că ar fi trebuit să iau mașina, că practic dacă vede mașina acolo că e acasă și că eu nu mai sunt, poate spune așa niște semne de întrebare, dar mă rog, hai să mergem în partea asta și trebuie să mergem til, să mergem prin partea asta fix pe aici, ca să vedem ce face Darusel, poate deja, cred că deja a ajuns acolo, că îl vedem că nu e pe aici, pe undeva, hai să ne uităm, bă, prin spate să sperăm că nu e, bă, oare, bă, să vede parcă ceva acolo sau, da, bă, chiar, bă, uite, mamă, stai puțin, că, stai puțin, că mie că mă vede, mamă, pe și unde mă duc, mă, frate, trebuie să mă duc aici, după asta, dar să sperăm că nu mă vede, deci mergem așa, til, în partea asta, și să vedem, mă, deci, ok, îl vedem aici, mă, ce facem asta? Spune ce-o floare! Ai ce fraier a fost Mara, cum sunt Mara așa de fraier, oricum el nu plăcea de ea. Fraier român. Bă, stai puțin că mie mi se pare cam ciudată treaba, uitați-vă, Darusel, mă, ce face, mă, Darusel acolo, mă, ce vorbește așa de urât, mă, frate, Darusel, râde cumva, mă, ce, tu te faci, eu stai aici, mă, frate. Lumea, fentele, eu o să-ți dau ție de un barrel și-o spun chestii tale favorite, uite, o ciocolată, un cape, cum se numește, o pelerină și o mască care vreau să o fac cu tine de Halloween. Să fim noi doi cei mai buni prieteni, dar dacă tu ai murit, n-am. Mi se pare cam ciudat, uitați-vă puțin cum s-a oprit așa intrată, n-am mai zis nimic. Bă, da, uitați-vă puțin, i-a adus și flori, bă, frate, bă, da, nu înțeleg, gen, el vrea să facă niște glume ca și cum să fie vesel sau ceva de genul, adică nu înțeleg care e faza, dacă nu înțeleg de ce ar plânge și toate chestiile astea și de ce ar mai face niște glume din astea ca și cum că nu știu ce, așa, bă, da, mă, da, ce tot face ăsta aici, uitați-vă puțin la el, gen, eu nu prea înțeleg ce face aici, deci mă uit așa foarte frumos, uitați-vă la el acolo cum stă acolo, nu mai zice nimic, nu mai face nimic, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu Darusel. Ce vreau să facă? Și fii
Anton, eu să dau cadou burgerii mei. Eu te rog să-i mănânci așa frumos un rai. Unde ești tu? Un rai? Se mănânci. Eu acum să plec. Ce faci? Darșel, Darșel, ce faci? Ce faci? Ce faci, Darșel? De ce plângi? De ce plângi, Darșel? Ce căutai pe aici? Darșel, de ce plângi? Am venit de la filmă, dar aici că am rămas la filmă, că unde m-ai dus atunci, că mi-a plăcut foarte mult aici la filmă. Tu de ce plângi? Dacă tu ești acolo și ești acolo... Mă, Darșele, uită-te la mine când a spus... Mă, Darșele, uită-te la mine și vorbește cu mine. Mă, de ce plângi? Ce-i puțin, Darșel? Ce cauți pe aici, în primul rând? Așa, singuratic, pe jos, pe aici și plâns. Și de unde e toate astea pe tine, Darșel? De ce ești așa îmbrăcat? Da, dacă că vreau să mă niște apă. Așa, deci fii antenă mare, fii antenă mare, vino, rapid, vino. Da, Darșel, dar vorbește ca lumea. Ce vrei, ce tu vrei, Darșel? Ce cauți? Mă, ce aici? Darșel, a murit cineva drag ție? Uite ce scrie aici. S-a stins din viață Mara 2012. Așa am găsit eu. Așa am găsit eu aici. Mă, ce? Dumnezeu să ierte, 2012-2024. S-a stins din viață Mara 2012. Dar, Darșel, ești nesimțit? Tu îți permiți să faci glume de genul pe seama mea, dar să ești foarte nesimțit? Cum să faci și așa? Dar să, știi ceva? Nu mă vreau să mai fim prieteni, tu ești foarte nesimțit. Cum să-mi faci să-mi înscenez moartea? Dacă vine mama mea și tatăl meu pe aici, trec ei pe aici frumos și o să vadă asta. Ce o să zic? Vrei să fie să plângă, să facă toate astea, dar să pașiocte mine, să pașiocte familia mea, dar să... Nu, dar să gata. Atât a fost. Nu mai vreau să mai fim prieteni, nu vreau să fac nicio legătură. Ești simțit cu mine? Da, nu, eu fi antenă mare, deci fi antenă. Eu mergeam cu mașina aceea și așa am văzut, deci fi antenă mare. Ia seama, mare, dacă tu ești acolo, da, în cadavru cine? În cadavru? Fugi! Da, uitați-vă la Darșel, pe bune, n-am ce să mai comentez, frate, Darșel, mă enervează foarte rău, uitați-vă cum vorbește și toate astea, nu știu, bă, Darșel, parcă se crede așa, de la un timp să crede el așa important, mai șmecheraj de fel, nu știu, bă, Darșel, testul șmecheriei cu Darșel, mă, credeți că Darșel e șmecheraj că naște, pe bune, eu nu prea cred treaba asta, uitați-vă la aia, pe bune, cum face toate treburile astea pe mine, chiar mă enervează, sincer. Mă, ce? Mă, Darșel, nu ești amuzant, adică, pe bune, ce tot faci așa, Darșel, știu că te-ai costumat, tu cum, Darșel, de unde ai tu toate costumațele astea și ce cată, mă, ce-i asta, e lumânare, ce-i asta, Darșel? Pe fiată, mara, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani! Da, mulțumesc, pentru ce, Darșel, îți place de mine, deci acum am crezut la mulți ani, până acum mi-ai făcut acolo că am murit, asta-i, Darșel, acum se vede asta, Darșel, gata, pe bune, mamă, dar fiurează, ești tu, Darșel, Darșel, dar tu știi că ești cel mai fraier copil din lume? Ce? Aștia, ceva? Haia! Darșel, dar tu de ce plângi? De ce ai lacrimi în ochi, Darșel? Pe fii antenă, am făcut căcuța pe mine! Darșel, stai puțin, tu de asta plângi, adică nu plângi că scrie aici că m-am stins eu din viață, că am murit? Ba da, dar fii antenă, a plâns așa de mult cât am făcut căcuța pe mine și acum plâng că am făcut căcuța pe mine! Ok, Darșel, dar fii atent, Darșel, stai aici, uite-te la mine, fii atent, Darșel. Toată chestia asta a fost o farsă, eu ți-am înștinat toată asta ca să văd dacă tu ești un prieten adevărat cu mine sau nu, Darșel. Dacă îmi ești alături sau dacă ești o persoană falsă și îți mulțumesc că am văzut cum plângeai aici, Darșel, eu chiar te urmăram, de-aia m-ai văzut aici când am fost, știi? Și eu ți-am făcut o farsă și, Darșel, pot să spun că îți mulțumesc, Darșel, că chiar ești un prieten bun, Darșel, și mă bucur că te-am cunoscut. Ok, dar fii atent, eu am făcut căcuța pe mine, mă duc rapid la baie. Da, ok, ați înțeles care e faza. Mara n-a murit, Mara mai continuă. Să sperăm că nu o să-și dea seama, dar să-l într-un final că eu fac pe Mara, că altfel ar fi foarte nașpa. Dar scrieți-mi în comentarii ce farsele vrem să-i mai facem sub pretextul că noi suntem Mara. Da, Darșel, dar tu unde mă duci? Că nu înțeleg, adică mergem în partea asta, mai avem mult de mers, Darșel, îmi spui și mie, te rog, unde vrei să mă duci? Că nu înțeleg, adică văd niște construcții pe aici, ce sunt cu astea, Darșel? Hehehe, pe fii antenă, Mara, eu vreau să vă jucăm Bill Battle, yeeeey! Zee, ce înseamnă, adică, ce e la Bill Battle și ce să facem să ne... Ce zici, Darșel, că nu te înțeleg? Bătaie cu construcții! Cum adică bătaie, Darșel, Darșel, nu, Darșel, ia să vezi și bătaie, să zic că ești nesimțit, Darșel, că tu, nu mai zic, Darșel, că tu rădăi de mine, că am murit eu când ți-am făcut farsă, tu rădăi de mine. Păi și unde trebuie să mergi, Darșel, și cum, aici, și cum urcăm? A, faci tu, Darșel, stai, Darșel, am găsit apă, Darșel, așa, gata, Darșel, gata, așa, hai să urc, Darșel, ce faci? Ce fraieră ești! Ok,
dar sunt foarte amuzant. Hai, o să urcăm să sau o dată, dacă noi nu mai merge nicăieri. Și ce vrei să facem noi aici? Aici să facem concurs de construit. Cum adică, dar să ce concurs de construit? Păi cum construim, dar să că tu știi să... Adică eu nu știu să construiesc, dar să cum adică să construiesc? Eu sunt copil mic. Și ce? Da, fii antenă, fii antenă. Uite, uite, ce se construiește. Da, 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 ce iată? Adică, dar să fii atent, vai. Ce, da, ce se află aici? Dar să... O, uitați-l la dar să decim foarte nervant. Dar să, dar ce se află aici? Ce scrie? Dar să-l 2012 și aici ce e? Mara 2012? Mie îmi place roșu, dar să... A, e frumos aici. A, e mai frumos aici. Ok, după cum puteți vedea, Darcel a invitat-o pe Mara 2012, care sunt eu practic așa ascuns, cum ar veni fake, cum ar veni prietena lui Darcel, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că eu o să fie împreună sau nu, eu zic o să fie cei mai buni prieteni și cam atât, dar ne-a adus Darcel la concurs de construit, a adus-o pe Mara, dar ce concurs de construit vrea să facă Darcel, chiar sunt curios și cum, uitați-vă la el, vine în partea aia, bine că m-am dus departe ca să nu mă audă, dar da, nu știu ce vrea Darcel să facă, dar o să mergem acum la el, că vedem că nu mai are răbdare absolut deloc să costumează, nu știu ce face el acolo. Și da, mă duc și pe aici, stați puțin că trebuie să merg și așa frumos să văd cum e zona asta, ceva de genul pe aici. Da, n-am, bă, uitați-l la Darcel, ce, n-aveți ce să-i cereți lui Darcel, adică, bă, bune, cu Darcel, nu trebuie să mai îmbac capul, adică, e Darcel până la urmă. A, Darcel, ce faci? Am văzut Darcel, am văzut și eu, mamă, dar e mare arena, păi poți să construiesc multe chestii aici, dar ce construim astăzi, Darcel? Dar, hai mă, gata, termină, Darcel, nu ești amuzant, ce construim astăzi, Darcel, construim, ce vrem noi sau ce facem? Nu, frate, vreau să facem o casă de albine, un stop de albine, hai, facem. Da, Darcel, stop de albine, mă, Darcel, construim ce vrem noi, să înțeleg, ok? Nu! Ba da, Darcel, eu vreau să construiesc ceva, nu vreau să construiesc toate porcările tale, ok? Eu vreau să construiesc ceva, că dacă mă pui să mă duce aici, Darcel, termină, ți-am zis o dată, termină, că niște amuzant absolut deloc, gata, omule, nu mai, încetează, că nu mai vorbesc cu tine. Ok, hai, frate, hai să facem. Pleacă! Dar ce construim, Darcel? Orice vrem, hai, pleacă! Ah, ok, bine, Darcel, deja te auzi și foarte încet, în fine, nu mă interesează, mă enervează foarte rău, vedem cum s-aude și Darcel, e horror băiatul ăsta, nu știu, el se crede foarte amuzant, chestiile astea, e cam arogant, bă, Darcel, nu știu, așa mi se pare de la un timp, nu știu care e faza cu Darcel, scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vi se pare, dar acum, hai să ne apucăm să vedem ce o să construim, bă, frate, chiar așa n-am nicio idee, de fapt, aș avea vreo idee, vreau să fac, fiți atenți, hai să luăm toate astea, să luăm purple, să luăm chestii de-astea magenta, să luăm toate chestiile astea de genul, pentru că vreau să fac niște chestii așa mai interesante pe care noi încă nu le-am mai făcut până acum. Nu știu exact ce să vă zic, 100% ceva sigur, dar aș vrea să iau să nu știu exact ce aș putea să fac, sincer, adică mă gândesc așa, nu știu, să fac o colivie ceva de păsări, de papagal, de ceva, dar nu știu cum aș putea să fac chestia, nu știu ce aș putea eu să fac. Haideți că încerc să fac aici un fel de colivie, să vedem dacă ne poate ieși ceva de genul așa. Punem în partea asta și pe aici cum ar trebui să vină o colivie, cred că trebuie să facem niște daste așa, ceva de genul așa. După aceea va trebui să o ducem fix așa în partea asta și să facem ceva de genul. Bă, dar de fapt nu merge. Bă, frate, nu înțeleg. Cum aș putea eu să fac? Sau de fapt, ia să mai puțin. Dacă pun asta așa, după pun aici niște daste așa, ceva de genul, îl duc așa ca și cum vine în partea asta. Din partea asta trebuie să vină fix așa și după aceea trebuie să vină fix așa niște trei chestii. Bă, o să fac eu ceva aici, să vedem dacă o să reușesc. Dacă nu, o să vedem cum o să facem, dar să sperăm totuși că o să-mi iasă ceva și să vedem după aceea cum o să facem în continuare. Facem mai multe chestii, momentan vreau să văd dacă mi iese, dacă nu mi iese, văd de ce să mai fac, dar să sperăm că o să-mi iasă. Mamă, deci fiți atenți că mi se pare că iese ceva genial, nu știu, mi se pare așa o formă interesantă, chiar vreau să fac în felul următor și în partea asta să fac tot așa aici, să vedem cum o să iasă. Bă, cred că o să iasă ceva mișto, nu știu, am impresia că o să iasă ceva super, super tare, nu exact o colivie, nu o să facem exact o colivie, dar poate o să fie, dar nu știu, parcă într-un fel, da, un fel de turn, de ceva, de chestii de genul, nu știu, dar o să facem treaba asta, să ducem cât putem de mult posibil în sus și după aceea o să vedem ce o să iasă practic, deci ducem în partea asta așa, după aceea o să ducem în partea asta fix așa, să facem frumos și să vedem după ce terminăm toată forma asta, să vedem ce ar putea să iasă, să vedem cam cum arată totul, să ne dăm seama așa, bă, frate, cred că ar trebui să fie aia sau să fie aia, nu știu, o să vedem. Deci vedem că în partea asta deja începem să facem așa, să nu mai avem niște de astea așa cum vedeți aici fix pe margine. Vedem că începem fix în partea asta și ducem și aici tot așa niște 3 de asta, de fapt de data asta vreau să duc niște 4 gemulețe așa în sus, 4 ceva de genul fix așa, să vedem cum o să iasă, dacă o să iasă totul așa foarte, foarte bine. Ducem și în partea asta fix la fel și chiar sunt curios, bă, frate, ce o să ne iasă, dacă o să ne iasă ceva foarte interesant. Bă, momentan mie mi se pare că arată interesant, dar să vedem la final cum o să fie, să vedem ce de fapt o să fie. Într-un fel, nu știu, parcă și cafelinar, bă, nu știu exact ca ce arată. Vedem ce se află aici, facem așa bam 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 și vreau să scrieți în comentarii dacă vă place ce a ieșit până acum și cum o să fie până la finalul episodului. Chiar sunt curios și ce reacție o să aibă Darcel la ceea ce construiește Mara, pentru că mie mi se pare o construcție foarte, foarte interesantă.
interesantă, mi se pare totul foarte, foarte genial și da, avem foarte frumos aici, facem frumos bam bam și cam da, cam atât o să fie, o să vedem cum o să terminăm tot ăsta și să vedem după ce o să fie de fapt ceea ce construim noi aici. Momentan cam așa arată, nu știu exact ce să zic e chestia asta, facem așa ceva random, parcă e un turn ceva, da, e un turn mai mult, un fel de turn de prințesă, de ceva, nu știu exact să vă zic exact, nu știu, scrieți-mi în comentarii cam ce ar trebui să fie, cam ce înseamnă, cam ceva de genul, uite aici vreau să fac un beacon ceva, dacă stau să mă gândesc că tot a rămas fix aici partea asta, ar arăta interesant un beacon, dar până că beaconul ăsta trebuie să mai facem, să punem tot așa cu purple, cred că o să fie, nu, cred că tot cu purple, deci ducem în partea asta beaconul și beaconul ca să-l activăm, parcă trebuia să punem cu diamante sau cu iron, ceva de genul, ia să luăm iron în partea asta și cam cum era, mă frate, trebuia să punem ceva de genul așa în jumătate, să punem 3 de astea sau cum era, că nu mai știu exact cum era cu beaconul și cu toate astea de genul, dar punem în partea asta și trebuie să-i bă, să spunem că e fix aici pe jumătate, nu știu, să-i dau drumul la beaconul ăsta, să sperăm că o să reușim să-l fac, dacă ducem și în partea asta ceva de genul așa, mă, dar nu mai știu cum să mai făcea beaconul exact, dacă ducem și în partea asta așa, cred că așa ceva de genul, nu mai știu exact, sincer, nu mai aduc eu bine aminte, dar parcă așa, ia, bă, de fapt, bă, nu mai știu exact cum era beaconul, dar o să-i dau, o să încerc eu dacă nu-mi iese aia, e, dar să vedem după aceea ce o să mai facem în afară de ce am făcut noi aici, o să iasă ceva mai mișto, dar vreau să mai vorbesc și cu Darusel, mă, dar n-avem căscuțe și astea, că nu mi-a dat Darusel căscuțe, nu putem să vorbim, asta e, vorbim la final de episod când o să ne arătăm practic între noi ceea ce am construit și cam gata. Bun, gata, am reușit și cu beaconul, am făcut aici frumos, trebuia să pun și o blocul ăla de desubt și cam așa trebuia să fie, cam așa o să fie chestia asta, am făcut chestia asta aici și acum nu știu ce să mă gândesc să mai fac, cred că o să las chestia asta fix așa și o să facem ceva pe aici, dar nu știu exact, fac un fel de castel, un fel de ceva, apar n-am exact ce aș putea să fac, dar fac un fel de castel așa, nu știu, de colorat, nu știu exact, sincer, chiar n-am nicio idee cum o să fac să ia, hai facem chestia asta cum facem noi aici, mamă, deja nu mai pot să mai vorbesc sincer, hai să vedem, ne ducem în partea asta ceva de genul așa, să facem un fel de castel sau nu știu ca, un fel de ce să facem, frate, habar n-am, nu știu, chiar n-am nicio idee ce aș putea să fac, dar fac aici niște chestii random și să vedem ce o să ne iasă într-un final și da, scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți să mai facem chestii de genul și scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca Mara să se întâlnească cu Alice, adică Alice să se întâlnească cu mine practic ca Mara și nu știu, scrieți-mi dacă vreți să, da, să zic lui Alice că sunt eu bine la momentul lui Alice, o să zic, probabil o să-și dea și ea seama sau, nu știu, de fapt nu cred că o să-și dea seama, să sperăm că nu-și dă seama și să nu mă dea de gol, dar n-aș vrea să-i zic o perioadă, la o perioadă o să vreau să-i zic că probabil vreau să mai fac eu niște chestii, dar o perioadă nu vreau să-i zic pentru că vreau să facem și concurs de construit să fie Alice contra mine și să fie Darusel practic aici la jumătate, ceva de genul, nu știu, așa, chestii din astea, să vedem cum o să fie, să fie totul foarte, foarte frumos, chiar sunt curios cum o să fie, scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca Mara să se întâlnească cu Alice, să facem episoade și cu Mara și cu Alice și cu Darusel, cu toată lumea și da, deci am făcut aici ceva de genul așa, după aceea cred că o să vreau să duc ăsta fix așa, ceva de genul aici, nu știu, să duc ăsta ca și cum e aici fix așa, gen, nu știu exact, hai punem în partea asta ca și cum fix aici avem și după aia, dacă punem ceva aici între jumate să fie, mamă, vedeți că arată interesant așa, cred că așa o să fie, în partea asta punem, facem tot exact la fel și după aceea să vedem cam ce o să iasă, frate, că chiar nu știu, chiar astăzi construim ceva random și chiar e random, la modul cel mai serios, pe bune, 100% e random, că nici nu știm ce e, o să facem. Bun, momentan cam așa arată, nu știu exact ce e aici, nu știu, scrieți-mi în comentarii cam ce seamănă și nu știu, mă gândeam să fac ceva aici, să duc așa un fel de chestie așa de turn în sus, bă, nu știu exact ce să fac aici, frate, chiar nu știu, a, fiți atenți, vreau să fac un nivel așa, nu știu, să fie ca, bă, două nivel, bă, nu, bă, eu chiar nu știu ce fac aici, dar vreau să fac să reproduc partea asta de jos, să reproduc și aici, cumva, ceva de genul să fie fix așa în partea asta, dar nu știu, bă, frate, chiar nu știu, nu știu, n-am, habar n-am ce fac eu aici, fac ceva, dar nu știu exact, sincer, ce fac, nu mă întrebați, o să vedem la final cam ce o să fie, ce o să facem, bă, de fapt, nu, eu chiar nu mai pot să mai vorbesc, sincer, gata, nu mai pot să mai vorbesc, doar, nici nu știu, e foarte random totul ce se întâmplă aici, mă enervează și Darusel, chiar habar n-am, nu știu, o să stau să fac asta, vedem ce o să iasă și după aceea trebuie să mergem să vedem ce face și Darusel acolo, să vedem în continuare totul, deja nu mai știu ce să mai vorbesc, sincer, deja sunt căpiat așa, nu știu cu Darusel, nu mai pot, pe bune, gata, mă opresc, vorbesc și vorbim revenind după ce facem aici chestia asta, că deja nu mai pot, sincer. Nu m-am întrebat ce am făcut aici, dar mi se pare foarte, foarte genial, chiar este foarte tare și partea asta și partea asta, hai să vedem așa din spate, deci uitați-vă la ambele chestii, bă, nu știu, mi se pare genial, vreau să mai fac o chestie din asta, că nu știu, bă, mi se pare chiar super, super tare și acum, nu știu, hai să facem o chestie tot așa, dar vreau să facem, nu să facem exact la fel, facem cu chestiile astea, cu blocurile astea, o să duc ceva de gen, nu știu, vreau să fac niște forme așa mai ciudățele, uitați-vă că chiar, bă, cum mie mi se pare construcțiile, nu, vreau să-mi scrieți chiar acum serios, pe bune, în comentarii, scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vi se pare la fel, că construcțiile acelea pe care le fac așa random și n-am nicio idee, e chiar cele mai bine, nu știu, sunt cele mai șmechere construcții, pe bune, nu știu, chiar mi se pare asta și vreau să îmi scrieți acolo în comentarii ce părere aveți, adică uitați-vă puțin la chestia asta și la chestia asta, frate, chiar sunt mândru de ce mi-a ieșit până acum și da, hai să facem ce aici, vedem ce o să ne mai iasă.
acasă și după aceea să mergem la jumătate să vedem ce a făcut și Darusel, să le dăm notici, să vorbim ca Maya, ca Mara, pardon, și da, eu chiar nu mai pot să mai vorbesc sincer, chiar vreau să scap de concursul ăsta, să mă liniștesc eu puțin, să stau lejer așa, că cu Darusel deja mă ia tot. Chiar nu mai are rost să mai zic, știi și voi ceea ce vreau să spun. Am terminat și a treia chestie, a treia ciudățenie, care mi se pare și asta că arată grozav, bă, frate, nu știu, toate chestiile astea de le-am făcut, mi se par foarte, foarte grozave. Bă, dar Darusel nu pare că a făcut nimic, ai uitat să puțin, nu se vede nimic acolo, bă, fratele ăla, chiar n-a făcut nimic și își bate joc așa pe bune, adică, bă, da, uitați-o, chiar îmi place cum arată și chestia asta, vedeți că am făcut un mood de la Mara acolo, foarte, foarte frumos, și chestiile astea, bă, nu știu, toate chestiile îmi plac foarte, foarte mult, chiar dacă nu știu exact ce reprezintă, practic, sunt niște construcții așa, mai niște construcții așa, nu știu, niște construcții foarte random și mie construcțiile astea mi se par cele mai șmechere. Scrieți-mi în comentarii ce note le dați, dacă vă place ceea ce am făcut aici, ceea ce a făcut Mara, de fapt, și acum, hai să mergem la jumătate, să vedem dacă o fi și Darusel aici, poate, de fapt, e Darusel deja aici, ia mă să ne uităm, da, nu e nimic, ok, deci nu e Darusel la jumătate, trebuie să-l strigăm și să vedem aici, să vedem ce a făcut și Darusel, să sperăm că a făcut ceva, că parcă nu prea să vedea nimic acolo, sincer, nu știu ce să zic. Darusel, bă, ce sunt cu albunile astea, Darusel, ce sunt cu albunile astea, n-ai voie să vezi, Darusel, de ce intră, merge la mine, Darusel, ce au tu, Darusel, îți place ce am făcut, de trei chestii foarte șmechere, ce părere ai tu, Darusel, despre ele? Mamă, bă, sunt foarte frumoase, mamă, bă, ce asta, e McDonald's? Nu e McDonald's, Darusel, este de la Mara, numele meu inițial, mă, de la Mara. Ia, și asta ce e băz de magie, e tot așa ceva foarte șmechel, dar să nu știu, e ceva, dar să sunt niște chestii random, nici eu nu știu ce sunt, dar spunem dacă îți plac, dar să le atâta, ce părere ai tu de fiecare în parte? Fii atent, vreau să îmi spui ce părere ai de prima, asta de aici, vino aici, și ce notă ai de, ce părere ai și ce notă îi dai și la fiecare părând, ok? Dar să nu mai sparge, n-ai voie! Ai din greșeală, fiate, lasă să dau nota 8, lasă să dau nota 7 și lasă să dau nota 9. De ce n-ai, da, justifică, care e părerea ta despre ele, Darusele? Pe fiantele mie îmi place asta, că fiantele e foarte mult și mie nu-mi place mult. Deci de asta îți dau nota 8, la asta îți dau nota 7, că n-ai lui nimica special, și la asta îți dau nota 9 și tu doar îți dau nota 8. În toată nota 8, acum nu e nimic special asta, că mi se pare cea mai grozavă dintre toate astea, Darusele, e și interesantă, foarte, foarte tare, dar zic, lasă-i puțin, cum adică, că îți place asta, că îți place, că nu știu ce, și după zici că nu-ți place, cum adică, Darusele? E, pe fiantele, bă, mare, așa sunt eu. Da, da, ok, Darusele, am înțeles, deci fii atent, Darusele, ești foarte slab, ești un bine pe 8. Da, ok, hai să văd ceea ce ai făcut tu, Darusele, chiar sunt curând, dar ce sunt cu toate albunile tale? Bă, ce sunt chesturile astea, mă, Darusele, te-ți bai joc, ce ai făcut aici? Așa se vorbește, să se înțeleagă. Fiantele, fiantele, eu vreau să-mi fac un orețită, vreau să-mi fac vorbește cum trebuie, Darusel, că nu te înțeleg, ce vrei să faci? Fiantele, eu vreau să-mi fac bine. Bine, Darusel, râzi de mine, ok. O să mă duc să te spun mami și lui tati să vină, tati, ce asta? E o mere, fiantele, e mere, că eu vreau să fac la Dana. O mere de altine. Ce mere? E o mere și după zici că e mere. Mă, Darusel, poți să vorbești și cum trebuie, dar să-l înțelegi. Vorbește, uite, așa. Bă, okay. Dar să-l ce faci? Mă, ce-l ai dat? Dar să-l simțit? Stai,
Astfel ești foarte nesimțit. Nu, asta să faci tu cu gagicile tale. Dar atunci ce gagici să ai? Că tu ești un papă lapte, ești un fraierul, ești un... Uite-te la tine cum arăți, arăsele. Îți pui și mască pe față că ți-e rușine de tine. Bă, Rafaele, bă, Rafaele, unde ești? Da, ok, deci vedeți că Darzel a plecat după mine în căutarea mea, care chiar sunt fix aici. De fapt, Darzel nu știe treaba asta. Bine, să sperăm că nu știe și să sperăm că nu o să știe niciodată, pentru că vreau să facem așa, vreau să-l ținem foarte mult. Nu cred că o să-i zic niciodată de Denisa, știți că i-am zis, dar de Mara n-aș vrea să-i zic ca să nu mai facem episoade de genul. Și da, cine știe, poate la un moment dat o să vină o altă fată pe aici prin oraș ca să nu mai facem noi cu Mara și toate chestiile astea de genul. Și da, scrieți-mi în comentarii dacă v-au plăcut construcțiile noastre. Vreau să scrieți dacă v-a plăcut construcția pe care am făcut-o eu, toate construcțiile astea, și ce a făcut Darzel. Bă, frate, ce a făcut Darzel este chiar foarte, foarte nașpa. Dar da, nu mai zicem nimic. Vedem că foarte multe albine pe aici, un stup de albine. Uitați-vă la mine cât de chestii am făcut, cât m-am chinuit pentru nimic, dar practic măcar ați văzut și voi ceva frumos, că din partea lui Darzel mai rar, mai rar. Chiar ultimele dăți au fost ok, dar acum vedem chiar începe prost. Acestea sunt construcțiile pe care Mara 2012, prietena lui Darzel, adică eu fake, uitați-vă la mine, așa le-am făcut foarte, foarte frumos. Vreau să scrieți în comentarii ce părere aveți de ceea ce a construit Mara. Și acum hai să vedeți ce a construit Darzel. Da, uitați-vă puțin ce a construit Darzel, un stop de albine. Eu am stat, m-a chemat Darzel, deci practic Darzel a chemat-o pe Mara, să vă zic contextul, a chemat-o la un concurs de construit. Și uitați-vă ce a construit Darzel și ce am construit eu sub pretextul că sunt Mara, pentru că Darzel nu știe, îi facem o farsă, așa suntem costumați și facem voce asta, bună, eu sunt Mara, ce faceți? Au înțeles, ok, deci cam așa, scrieți-mi în comentarii, dați, fiți atenți, dați subscribe dacă vă place mai mult ceea ce am construit eu, adică Mara, și like dacă vă place ce a construit Darzel. Și sunt 100% sigur că mai multe o să fie subscriber decât like-uri, dar măcar pentru mine dați ambele. Mamă, frate, cât de nașpa mă simt în dimineața asta, mă, frate, mă, ce se întâmplă, mă, ce se întâmplă, bă, aici, unde, mă, ce sunt atâtea patru, bă, unde am ajuns, bă, ce mă aflu, bă, aici, mă, ce e asta de sus aici, toată asta și chestia asta, Squid Game, bă, stai puțin, că nu e real, bă, cum adică Squid Game, bă, frate, stai puțin, Squid Game, nu era cumva jocul ăla foarte, foarte periculos în care oamenii mor, Ce 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 ce
calamar, yeah, băi, eu mi-am dorit să fiu calamar. Dar să nu te înțeleg ce vorbești, că vorbești acolo cu precipitații, dar Răsele, vorbești așa, așa vorbești tu, dar Răsele, în fine, fii atent, bă, dar Răsele, tu n-ai auzit niciodată de serialul Squid Game, jocul ăla periculos, dar Răsele, unde oamenii mor? Oamenii mor, nu! Stai, dacă stai, alu, mara, alu, fiatră, dacă mor, să știi că te umesc, ma, ce, la fel, ce? Ce, cu cine vorbeam acolo la telefon? Cu nimeni, cu mama. Ca, cu mama ta, păi ai tu mama, dar Răsele, că, adică, nu mi-ai făcut cunoștință cu mama ta, când îmi faci cunoștință cu ea? Mâine! Bă, dar Răsele, vorbește-mă ca lumea, dar Răsele, ești după somn, ce, Doamne, te iartă-mă, dar Răsele, și răcite și după somn, dar Răsele, îți mai bași și joc de mine, mă, cum am ajuns aici? Nu știu, ia, Rafale, vino! Stai, dar Răsele, bă, dar ești prea răgușit, bă, dar Răsele, bă, dar Răsele, tu chiar ar trebui să dormi aici, dar Răsele, dar cum am ajuns, mă, noi aici? Ok, dar Răsele, chapter 1, hai să mergem aici, cred că nu Squid Game, bă, frate, ora ține succes, că nu știu ce se întâmplă aici, să sperăm că să scăpăm cu bine, bă, dar Răsele, fii atent, știi ce se întâmplă, mă, aici, știi, mamă, 20 de secunde, dar Răsele, trebuie să așteptăm aici, știi ce se întâmplă? Nu știu ce înseamnă, poți să vorbești mă, calumea, bă, tu-ți bagi joc de mine, tu ai, ce-ai făcut, dar Răsele, tu aseară, zilele astea, ce-ai făcut tu, dar Răsele? Păi fii atent, după la fel, a fost și m-am bulgărit, am mâncat zăpată, m-am jucat furat, am dat rici. Da, ok, nu mai trebuie să mă ajungi, bă, dar Răsele, fii atent că aici nu trebuie să te miști, că sau de un sunet, dar Răsele, trebuie să te oprești de mișca, fii atent, că se apare acolo, dar... Dar Răsele? Bă, ce Refacem, dar Răsele, dar ce s-a întâmplat, bă, stai puțin că e cooldown-ul ăsta, nici nu s-a terminat cooldown-ul, mă, ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă, bă, dar Răsele aici, bă, dar Răsele, dar poți să vorbești ca lumea, mă, că mă, e și nervezi, ia, stăm aici, pe stai puțin, bă, e prea mare cooldown-ul ăsta, mă, ce ai făcut, dar Răsele, tu ai umblatul ăla, dar Răsele, l-ai stricat tu pe asta? Nu, eu, Rafale, nu, dar fii atent, bă, Rafale, eu o să câștig!
Da, dar în serios, 100%, să că știi și tu care faci părți în continuu, dar în serios, uite, dacă mă uit la spatele tău, aici nici nu mai comentăm, adică, pa, bune, să fim sinceri, dar în serios, dar ce trebuie să faci? Ia, pe mine! Da, fii atent, ia, nu te mișca, dar în serios, nu te mișca, fii atent, nu te mișca, dar să sperăm că nu muri, de fii atent, deloc să nu te mișci, nici cu nimic, dar în serios, fii atent, uite, acum e red, la ei, fii atent, că, asta e red, am uitat, dar în serios, mamă, și nici nu pot să mă uit pe tine, mă, dar în serios, cum vine acolo, pe dar în serios, ok, am înțeles, ai murit și tu, nu mai are rost să, fii atent, bă, dar în serios, că trebuie să facem ceva aici, hai să nu mai dăm cu cooldown, că nu mai avem nevoie, adică fii atent, că durează prea mult și nu, chiar e urât, hai mă, bă, dar trecem și noi măcar de prima asta, că avem atâtea capitole, dar să le uite, deci chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5, 6, 7, 8, gata, dar să, bă, ce mi-a făcut, mă, m-ai închis aici, dar să le, hai mă, pe bune, stai, că nu e cu cooldown, am înțeles, da, ia, bă, m-ai închis aici, bă, dar să le, stai puțin, că n-avem, bă, și cu, bă, cum facem, mă, cu cooldown-ul ăsta, dar să le, că trebuie să mergem la mult de repede, hai, repede, așa, încet, dar să, bă, dar să le, ce se întâmplă cu harta asta, poți să-mi spui și mie? Nu știu, brafele, eu zic să facem cu cooldown, ok? Da, hai, dar să, da, să fie mai mic cooldown-ul ăsta, că nu știu care e faza, că stai puțin, să lasă-l, fii atent, dar să-l lasă-l așa, vino aici, dar nu te mișca, fii atent, intră, vino aici și nu te mișca, fii atent că e red light, nu trebuie să te miști absolut deloc, și la green light. Bă, dar pe mine acum, fii atent, ce mă interesează pe mine, eu că... Da, ok, dar să le trebuie să dăm cu cooldown, ai dreptate. Aolea, bă, dar să le bă, să sperăm că terminăm măcar ăsta, bă, dar să le, dar nu mai faci așa, că mă enervez, fii atent, cooldown. Okay, să ai, bă, dar să le, nu mai vorbi peste mine, ai răbdare, dar să le, că mă și enervez, mă, așa, fii atent, stai, pe și te, acum trebuie să stăm 30 de secunde, mă, dar să le, pe bune. Bă, rog, fii atent, și nu stai ultimele secunde, eu vreau să te bat. Da, dar să le, am înțeles, ok, deja mă enervez, dar să le, bă, dar să le, dar tu poți să nu mai umbli așa dezbrăcat, că răcești imediat, bă, dar să le, tu crezi, dar să le, tu crești, crezi că ești omul care răcește cel mai repede, dar să le, fii atent, nu te mișca, că e red light, 3, 2, 1, hai, green light, gata, încet, stop, aaa, cât de fraier ești, dar să le, iau rămas, fii atent că eu câștig, dar să le, eu câștig, opa, mamă, dar e mai greu decât pare, sincer, chiar e mult mai greu, e nașpa că nu poți să te uiți peste mine, dar să, mă, fii atent, că acum, stop, gata, mă opresc, dar să le, fii atent că eu să termin, haha, fraiere, dar să le, tu nu știi să te joci aici, ai, mamă, fii atent, opa, a, n-am ajuns la final, mai avem foarte puțin, deși sunt fix la final, dar să le, nu știu de tine, dar să le, gata, nu mai pot să se tot, dar să le, stai, lasă-mă, că trebuie să mă concentrez aici, bă, dar să le, taci odată, fii atent, cât o fi, fii atent, gata, dar să le, am terminat, am trecut de primul ăsta și acum ce trebuie să fac, ceva, nu cred că trebuie să mai fac nimic, păi și am trecut, a, dar să le, peste puțin, păi și trebuie să treci și tu, sau care e faza, mă, că eu am trecut, sau unde trebuie să ajung, dar a, gata, am câștigat, bă, dar să le, ești foarte, să la prima rundă este câștigată de mine, am 1 la 0, hai să trecem la capitolul al doilea, dar să le, să vedem cine o să fie mai șmecher aici, avem acolo cooldown-ul, da drumul și să de aici, mamă, dar să le, știi care e faza cu chestia asta, mă? Da, nu știu nimica. Fii atent, brafane, eu ia cercul și tu ai umbrela. Ia umbrela! Nu, fii atent că vreau să iau steluța asta. Steaua, gata, am luat steaua, dar Sel, cum adică tu îmi zici să ce să iau? Păi cum adică ce înseamnă asta, dar Sel? Bă, dacă nu e umbrela, ești cel mai slab. Da. Ok, dar să le, te-am înțeles, hai să vedem și fii atent, dar să le, fii atent, ce trebuie să facem, fii atent, avem asta, ok, eu am înțeles, dar să le, eu știu ce trebuie să fac, tu nu știi, dar să le, e slab, mamă, dar e mai greu decât pare, sincer, stai puțin, bă, dar să le, parcă e mai greu decât pare, bă, stai puțin, că e mai greu, dar să le, sper că nu, fii atent, ultima, e ultima, nu, mai mult, da, gata, sau, ce, bă, dar să le, am terminat, bă, dar să le, mă auzi? Da, am terminat, bă, cum te... Bă, stai mă, eu am terminat sau ce e terminat? Bă, ce se întâmplă? Aaa, trebuie să și punem asta așa ceva de genul... Aaa, sau ce trebuie să facem, dar să le, că nu înțeleg. Bă, stai puțin, că nu prea înțeleg. Sau așa trebuie să facem asta? Sau care e faza? Ia fi atent, am făcut asta. Bă, și ce, bă, ce trebuie să facem? Bă, cred că am greșit noi ceva aici și nu sunt eu sigur. Bă, nu. Aaa, trebuie să întoarcem pe mai multe, dar să le facem pe roșu, mă, sunt mai multe culori pe care trebuie să le facem, dar să le, ia fii atent, fac pe roșu acum și cred, gata, mă, gata, dar să le, i-am terminat, nu știu tine, tu ai murit. Stai puțin, tu dacă dai într-o parte, că tu ai dat într-o parte unde nu trebuia să fie și da, ai murit, dar să le, eu am câștigat a doua rundă, am 2 la 0, dar să le, și o să câștig toți banii ăștia, dar să le, dita mai premiu de mare, tu nu o să câștigi nimic, ești fraierel, dar hai să vedem capitolul, trebuie să vedem ce se află aici. Mamă, dar să le, știi ce e ăsta, mă, dar să le, știi ce e ăsta cumva? Lasă-mă în pace!
face, frate? Ceva slash hack-uri? Bă, ce hack-uri dar să le ne simți cum adică hack-uri? Păi pune-te tu în partea aia, eu mă pun în partea asta, maxim 15 dar să le du-te în partea aia și așteptăm aici, astea secundele astea dar să le și trebuie să ne batem aici, fii atent dar să le trebuie să ne tragem, care pică aici jos am murit practic și câștigă celălalt. Ok, nu-mi pasă, tot o să pierzi. Da, tot o să pierzi, dar să le ai dreptate că tot o să pierzi pentru că este 2 la 0, 3 la 0, nu mai știu, acum să fie 3 la 0 pentru mine, ia mă să vedem, 3, 2, 1, ne urcăm aici, urcăm cu liftul, dar să le am ajuns deasupra și fii atent acum ce trebuie să faci, fii atent, mamă, fii atent dar să le, eu știu ce trebuie să faci, știu ce trebuie să facem, a, cât de ușor, dar să le, fii atent că e ușor pentru mine, e ușor pentru mine, dar să le, e ușor, te-ai înțeles, tu știi, știi, dar să le, bă, dar să le, da, știu, dar dai în curte, eu. Păi, dar ce trebuie să faci, dar să le, ce știi, eu, ce știi, că nu știi nimic, dar să le, mamă, cât de ușor e pentru mine, dar să le, eu te bat la prima rundă, mamă, dar să le, stai puțin, că am făcut aici poze, îți fac poze, dar să le, mamă, uitați-vă puțin la dar să le, acolo în spate, adică, pa, bune, dar să le, nu știi ce se întâmplă, mă. Ce faci, dar să le, mori, bă, dar care cade, mă, la primul, dar să, opa, 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 gata, 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 fii atent, fii atent, dar să le, 3, 2, 1 și, mamă, fii atent, dar să le, că, o să cază, o să cază, o să cază, mă, stai puțin, că nu prea, pute, eu nu dau care cum cade, că nu prea înțeleg, ok, ok, dar să le, dar să le, dar să le, e foarte slab, da, ce bucat, ce adică, adică, ce easy, dar să le, ce easy, că nu e nimic easy, dar să le, e foarte slab, ești foarte slab, na, cât de fraier ești, cât de fraier ești, nu văd, dar să le, dacă mai trebuie să am 2 secunde, 2 minute, bă, ce s-a întâmplat, opa, dar nu-mi dau seama, pe unde sunt, care e distanță dintre noi, dar să le, că nu prea, fii atent, 3, 2, 1, mă, fii atent, acum e al treilea, al patrulea, acum e al șaptelea, fii atent, nu, e primul, al treilea, nu, ultimul, mă, dar să le, fii atent, că o să, bă, dar care cade, dar să le, cred că o să fie egalitate la asta, cred că o să fie egalitate. Mă, nu, o să pierzi! Nu, dar să le, stai așa, dar să le, că n-am cum să pierde, fii atent, că eu mă descurc mai bine, bă, dar nu prea înțeleg care se descurcă mai bine, care nu se descurcă, cred că sunt la egalitate sau, bă, de ce mi se pare că sunt mai aproape, dar să le, opa, fii atent, că m-am făcut de pasta aici, bam, și, cât de aproape, cât de frumos, fii atent, al șaptelea, al optelea, opa, mă, dar să le, cât de greu e ăsta, bă, dar ce așa de greu, dar să le, bă, dar ești puternic, greu de tot. Dar să le, ești foarte puternic, bă, dar să le, de unde ai tu puterea asta, mă, dar să, stai că tu făceai box, făceai de-astea, dar să le, tu ești mecher, mă, dar să le, nu? Una, ce faci, dar să le, mor cumva, sau de ce plângi acolo, dar să le, ce-i pățit, dar să le, ce-mi bani, dă-i tu banii să câștigi cum ar veni, ia bine, dar să le, pe mie, Easy, lasă-mă, easy, dacă mai durează, mă, frate, aici, că stăm deja de jumătate de oră, dar să le aici și niciunul nu, ce s-a întâmplat, opa, fii atent, 25 de secunde mai avem, stai acum, ok, l-am luat, poți stai al patrulea, bun, acum primul, fii atent, nu e primul, dar l-am luat și pe ăsta, cred că tot, eu sau nu știu care l-a luat, dar să le, dintre, ăsta e primul, nu, al treilea, ăsta e primul, acum primul, nu e primul, dar 10, 9, nu, păi te-aș putea să vezi ce se întâmplă aici, nu cred că câștigă nimeni, nu? Dacă nu se întâmplă nimic. A, da, fii atent, 3, 2, 1 și fii atent, doar te-am luat, fii atent, cu, da, bă, ce se întâmplă? Și ce s-a întâmplat aici? Nu știu, dar pierdut. Nu, n-a pierdut nimeni, dar este la egalitate. Bă, dar cum ești așa de puternic, bă? Cum e tare să atât de puternic, bă, frate, nu vine să crede. Adică, lasă, fiatele, nici tu era mai aproape, nici tu te-am câștigat, că fiatele, tu era mai aproape. Da, când ai câștigat, mă, tu, dar este fiate, mamă, fiate, încă stă el cu, e cu mărgele, cu din alea, nu știu exact ce, dar este aici, fiate, mamă, cât de tare e. Bă, dar frate, chiar e ca Squid Game, chiar arată, nu știu, fiți-mi în comentarii dacă voi v-ați uitat la Squid Game, dacă vă place și scrieți-mi dacă vreți să mai venim aici și cu Alice, să mai facem și cu Alice și fiți atenți că tot de dar se lași aplica. Mă, ce faci, mă, dar ce vii după mine? Că voiam să vorbesc ceva cu oamenii. Ia, frutul, că ce am tu? Ia că deja mă nervezi, bă, băi, simțule, bă, dar să mă lasă-mă în pace, lasă-mă că vreau să vorbesc cu oamenii, dar să le simți. A, începem, 3, 2, 1, fiat în, ia mă, să vedem, ia să vedem, ce trebuie să facem? Easy, am câștigat! Da, nici n-am știut ce trebuie să fac acolo, am înțeles, dar să le, nu știu ce trebuie să fac el acolo, gata, mă, în sfârșit ai câștigat și tu o rândă, dar să le, wow, cât de șmecher ești, dar să le. Două am câștigat, care două, dar să le, când ai câștigat a doua rândă, că a fost egalitatea aia trecută. Bă, nu se înțeleg, bă, la fără, nici tu era mai aproape. Da, dar să le, acum la capitolul 5, hai să vedem ce să fie ce, deci fiți atenți, aici vreau să facem un fel următor, dacă mai vreți să venim, să mă costumez și în Mara, să-l trolesc pe Darusel, dacă mai vreți să și să mai facem și cu Ali, scrieți-mi acolo în comentarii. Dați cât mai multe like-uri. Bă, ce era asta? Că parcă nu țin minte de el. Cu,
cu nu mai știu. Păi tu tot unde știi, dar răsele, că ai zis că nu știi ce era Squid Game, ai zis că e jocul calamar, da, așa se numește în română, practic, dar ai zis că nu știi, că nu te-ai uitat tu, dar răsele, acum mă minți, a, dar răsele, ce încerci să faci? Ce chat, mă, dar răsele, bă, dar răsele, tu te crezi aici, unde te crezi? Opa, opa, ia, dă-te, bă, dar răsele, nu trebuie să ne batem aici, nu trebuie să ne dăm, dar răsele, gata, cine mai dă mine 10 ani de ghinion? Așa, cât de frumos. Hai, mă, că mă duc eu pe prima. Fii atent aici. Fii atent. Mamă, de ce am fost atât de prost să mă duc pe aia, bă, frate? Și acum trebuie să-l aștept pe Darusel, că asta nu se... ce fel, Darusel, ai murit și tu cândva? Cât de fraier ești, Darusel. Nu că te las de asta, trebuie să ne ce mâna pun să facem din nou, Darusel, până ne iese, că... Hai, rapid, da, dar să le-am înțeles, ok, mă, pe iar trebuie să stăm, mamă, cine mă enervează cooldown-ul ăsta, frate, e prea mare, sincer, cooldown-ul, dar revenim noi. O să scoatem, pe bune, dar să le, gata, că mă și enervez, hai, 3, 2, 1, mai așteptăm aici foarte puțin. Hai, mă, dar să le, să vedem acum. Deci fii atent, du-te, ar trebui să fie ăsta acum, nu? Da, wow, același lucru. Pe asta cred că sunt la fel, mă, ca de fiecare dată, mă. Nu cred că să schimb ordinea dacă tot a rămas așa, mă, dar... Așteptă, stai, să scoatem cooldown-ul. Da, dar să le scoatem, dar vorbește și tu, mă, că nu... Bă, mă, cum să mișcă, dar să le, vezi că te desprinzi, mă, de la jumătate, dar să le, rămâi fără picioare, fără corp, rămâi așa, desprinzi, dar să le, ce se întâmplă cu tine? Hai, mă, repede, hai! Păi, dar să le, dar te bagă pe tine și pe mine nu mă mai bagă, că trebuie să vin o dată cu tine. Păi nu știam, upsii. Hai, mă, dar să le acui acu. Deci, atent, ar trebui să fie asta în partea asta. Nu ia, fii atent. Mă, dar nu pot să mă... Nu, ia, mă, mă duc în partea asta. Da, mă, da, așa e, dar să le șac. Mă, șac, mă, cât de fraier ești. A, bă, stai puțin că sunt mai fraier acum. Că eu trebuia să te las pe tine ca să te duci în față, bă, dar să le... A, mă, da, bă, da. Și voi acum mă mor tu. Acum tot mă nervezi după mine. Ia, mor, ia. Ia, du-te, tu, acum te bă, dar să le, gata, termină, că există o rundă în care ne batem special. Aici n-ai cum să mă bați, dar să le... Ce stai să se nu tot, 3, 2, 1 și hai să vedem. Gata, mă, dar să ai, mă, deci fii atent. Prima e aici, după... Da, foarte amuzant ești tu, dar să le, ce să spun, și mor și tu ca fraierul. Păi, dar să le, putem să facem și noi ăsta pe bune să trecem de nivelul ăsta, că deja stăm de foarte mult timp aici. Ok. Ok, da, hai, 3, 2, 1 și hai să intrăm, fii atent, dar să le, ce este prima, lasă-mă, dar să le, prima... Ce fraier ești, okay, băi, este bine că ne-am dat seama că acum, de fapt, astea nu sunt la fel de fiecare dată. Este foarte bine, bă, dar să le, dar putem să trecem și noi de ăsta sau trebuie să facem partea a doua, dar să le. Eu zic să trișăm și să facem cu pietre, bă, rafale cu pietre, dacă știi ce înseamnă. Dar să nu, nu, bă, dar să, dar n-ai venit mai aici, aia, mă, frate, dar să le zbaci, bă. Aola, bă, ăsta e prea greu, mă, cred că la asta ar trebui să mai fie și Alice, care dacă am fi trei persoane aici, cred că ne-ar fi mai ușor, dar să le, că dacă moare unul, moare celălalt, practic, o să rămână unul care are mai multe șanse, practic, așa. Hai, 3, 2, 1 și gata, hai, bă, dar să le, fii atent, du-te tu primul, fii atent, pietre, fără cărții la fiecare, facem un fel următor. Pietre, stai, dar să le, te duci tu prima oară, că eu m-am dus mereu. Ok, du-te că fac avânt. Da, dar să le, gata, dar nu mai vorbi, vorbește ca lumea, dar să le, nu mai face, nu mai impresionează pe nimeni. Ia, bă, că da, frate, și atunci, 3, 2, 1 și aici, și acum trebuie să facem un film următor, dar e nașpa că nu-l spawnează pe dar să le înapoi, mă, frate, ai fost mișto, și acum, unde mă duc, în partea asta, în partea, da, wow, cred că aici o să rămânem, bă, dar să le, te-ai dus foarte bine, trebuie să recunosc că te-ai dus foarte bine acolo, dar după nu știu cum ar mai trebui, fii atent, 3, 2, 1 și hai, gata, fii atent, dar să le, acum, mă duc eu, da. Easy, fraiere. Aola, cred că o să doreze cam mult, sincer, aici. A, bă, dar să, suntem în stare să facem asta sau treci la nivelul următor, dar nu, că trebuie să-l terminăm pe ăsta dată, frate, că nu putem să stăm așa, bă, bune, s-a... Hai, mă, arată-te, soldat! Hai, gata, fii atent, 3, 2, 1, acum du-te tu, primul, dar să, hai, du-te pe stânga, eu zic că e mai bine, de sens să duci pe stânga, dacă ești fraier, dar să le, și nu vrei să mă... Ok, deci dar să lași și mama, wow, și am rămas singur. Ia, mă, că mă joc eu singur. Poate o fi mai bine, fiți atenți, poate îl fac acum. Poate. A, bă, de ce ai intrat, mă, înapoi, dar să, n-ai venit aici. Fiți atenți, 3 aici. Na, din prima. Bă, frate, e prea imposibil ăsta, sincer, din ce în ce mai greu, nu înțeleg cum dacă aș fi fost aici și chiar ar fi trebuit să omor în realitate dacă s-ar întâmpla asta. Cred că la asta chiar aș muri, la scrie, nu m-aș descurca, sincer, realitate. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să încercați. Dacă crezi că v-ați descurca, hai, gata, dar să le, 3, 2, 1, du-te tu, dar să fii atent, stânga, e dute, dute. Bă, prostule! Dar să știi că dacă sparge asta, gen, nu se întâmplă absolut nimic, practic, dacă le spargi. Opa, fie,
atent că am trecut, și aici, și aici. Și aici. Acum din nou. Mamă, trebuie să ne. Fii atent, nu sunt. Când fac, îl fac aici, Dar să le fii atent când fac. Ah, bă, frate, mai aveam 3 din astea. Nu-mi vine să cred, bă, dar să le 3. Bă, ce mai bă, alo? Hai, dar să le ce vrei să tu te-am văzut, dar fi le-am înțeles. Dar să le vreau să spun că doar mai avem 3 de alea de trecut. Fii atent, dar să le. Acum este partea asta. Fii atent, vino. Nu merge, dar să le nu merge. Bă. Easy, fraiere. Da, dar să le easy, fraiere. Bă, dar distrugi toată harta. Ce tot faci acolo? Da, dar să le mai vorbești tu ca lumea că mă enervezi, dar să le. Adică am înțeles că ești răgușit, dar să le. Dar dacă vii la Squid Game aici, nu trebuie să ții voce de războinic. Ok. Da, ok. Ce să ne facem și cu dar să le. Bă, tot ce tot faci acolo, dar să le, că te văd așa. Bă, sper că nu pui blocuri și chestii de genul, că scoți eu astea să nu mai poți să mai pui dar să le. Cum să nu? Da, cum să nu, exact, da, hai mă, dar să le zbam. Da, m-am bucurit, Boghi, hai, Rafa, fii atent, am o schemă, dar rusească, băi, băiatule. Da, băiatule, dar ruselule, ia să vedem, 3, 2, 1, fii atent, stânga, hai, dreapta, bă, uite că ai stricat totul ăsta, bă, dar să nu mai pune, dar să nu trebuie să treșiți aici, că ne omoră oamenii care sunt pe aici, pot să mor, dar să le, orice îi face. Da, dar să le, ok, hai că mă duc în partea. Da, cu cine să înțelegi, uitați-vă, dar să le vrea să trișeze la Squid Game. Dacă și la Squid Game, dar să le vrea să trișeze la astea, nu? Să face și ne-i foarte frumos. Ce să mai și face, nu știu. A, dar să le, ce face, ai căzut? Da. Dacă ești fraier, dar să le, ce să cred. Adică, pa, bună, ce să mă. Fii atent, dar să le, hai să încercăm pentru ultima oară. Vin aici și oameni buni, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că noi acum la runda aceasta de Squid Game, dacă credeți, fii atent, dar să le, hai, lasă, dar să ne facem frumos, dar să nu mai tragem de timp, ok? Fii atent, vin aici, hai, 3, 2, 1, piatră, hârtie, cine să ce primul? 3, 2, piatră, farfecă, hârtie și, bă, dar să, da, de ce trișezi, bravo, da, dar să tot trișezi, da, cam atât a fost, dacă mai vreți să facem și data viitoare, să venim cu Alice sau să facem noi continuarea singurului, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să venim cu Alice sau dacă vreți să facem noi continuarea singurului și după să venim cu Alice, scrieți-mi acolo în comentarii cum vrei să facem și dar să le vreau să zic că eu am câștigat astăzi, practic, am avut mai multe runde câștigat. Tu ești fraier și dar nu se te bate. Dar am urmă dată și dacă nu mori, pa. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca să-l trollăm pe Darusel cu Mara 2012. Chiar ar fi super tare. Mă, ce face aici Darusel? Iar a intrat, bă, Darusel, nu știi. Și 2, 1, și 2, și 3, și 4, și 5, da, și 6. Da, da, cam atât a fost, Darusel, ne enervez, bă, tot ne plictisim și papa. Astăzi este ziua cea mare în care Alice trebuie să se întâlnească cu Mara 2012, prietena lui Darusel fake, adică eu care sunt costumat și Darusel nu știe. Știți care este faza? Darusel nu este acasă și trebuie să mă întâlnesc eu cu Alice, dar vă întrebați, mă, oare Alice? Păi, dar stai puțin, Alice după parcă era plecată, pe ei bine, stăteam și așa frumos, mă jucam pe calculator, eram aici și mă uitam așa intrat, am zis, bă, frate, hai să mă înșeau așa pe geam să văd ce se mai întâmplă pe afară și vedeam, mă uitam în partea aia, ok, vedem că e un porc acolo mic, nu știu dacă îl vedeți, e porcul lui Darusel, cred că, dar în fine, nu mai contează asta, sau de fapt, cred că e Darusel, dar, ok, mă uitam așa lejer, frumos, mă uitam și eu pe geam și am zis, bă, frate, nu știu ce, așa, să văd și eu ce e pe afară și dintr-o dată o văd pe Alice pe acolo prin spate, nu știu ce cotroboia, ea ce făcea, dar am impresia că s-a dus undeva pe acolo prin spate și s-a dus la restaurantul ei, la pizzeria ei pe care o are ea acolo în spate, la ea în curte și am zis, bă, frate, haideți să facem un film următor, dacă Alice s-a întors acasă, chiar, dă, în primul rând trebuie să mă duc la ea, eu normal, necostumat, ca să o iau la întrebări, că nu ne-a mai răspuns la telefon, nu ne-a mai făcut nimic și nu înțeleg unde tot a fost, cred că a fost plecat la rude sau cine știe, poate are un gadget, mă, dar David, care e faza cu David? Numai cu David, cam ciudată, suspectă treaba, trebuie să recunosc treaba aceasta, dar da, haideți acum să nu mai stăm mult la vorbărie, că vedeți că nu mai știu ce să mai zic, mă încurc prea mult, trebuie să mergem acum la Alice, dar înainte de toate, m-am dus și eu aici jos și am văzut că Darusel nu e acasă, nu știu unde e și astăzi Mara o să-și facă întâlnirea, prima întâlnire cu Alice, dă una singură, cum ar veni, practic o să fie doar ele două, Darusel nu o să fie eu, nu o să fiu acasă și da, să vedem să nu-și dea seama Alice, să sperăm că nu-și dă seama, pentru că nu vreau să-i zic din prima, nu vreau să-și dea seama, pentru că vreau să-i fac mai multe chestii și ei și lui Darusel, dar înainte de toate, hai să ne ducem așa frumos, merg eu tip-til, mă duc până la ea acasă, foarte frumos, puta, ce mă cu ăsta, în fine, nu știu de unde au apărut ăștia, uitați-vă cum merge ăsta, în fine, ne ducem acum la Alice să vedem ceea ce face ea, dacă e pe acolo, mamă, cred că s-a dus la pizzerie sau s-a dus la ea în casă, nu știu, hai să mă uit, eu mă duc așa lejer și să vedem ce mai face Alice și să o întâlnească pe Mara în curând. Dar înainte de toate, vreau să scrieți acolo în comentarii cum credeți că se va desfășura ziua aceasta, ce credeți, ce părere credeți că o să aibă
Alice despre Mara. Ce credeți că o să zică Alice despre Mara? Ce o să creadă despre ea? Părerea ei, chiar sunt foarte curios. Bun, gata, suntem în fața casei lui Alice. Vedem că ne aflăm aici. Și acum așteptăm, mergem acolo să vedem dacă ea e în casă sau dacă o fi la restaurant. În primul rând, nu cred că e la restaurant. Acum probabil e în casă. Hai să o salutăm și așa. Alice, cioc, 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 Alice, pă, alo, Alice, bă, Alice, ești pe aici, mă? Alice, mă, ce fac? Pă, alo, mă, ce fac? Pă, ce fac acolo? Nu te așteptam, ce vrei? Băi, da, știu că nu mă așteptai, da, ai plecat. Ce ai făcut? De ce ai fost așa de absentă? Unde ai fost tu toate zilele astea, Alice? Dar nu, că am mers eu pe la rude, am mers la restaurant, am avut treabă. Ai avut treabă, mă, te-ai dus pe la rude, mă, Alice, și așa de vreo două săptămâni, nici nu mai știu de cât timp nu te-am mai văzut, Alice, pe aici, prin oraș, pe bune. Păi, na, aia e, se mai întâmplă. A, se mai întâmplă, păi și ce ai mai făcut? Ce ai făcut tu pe acolo, pe la rude, Alice, de-aia ai stat tu atât de mult? Am mâncat, mă, dar nu-i treaba ta. Ce-ai făcut, Alice? Am mâncat, dar nu e treaba ta. Păi stai puțin, de mâncat puteai să mănânci și la restaurantul tău aici. Acum ce faci? În restaurantul ai lăsat așa gol să nu faci, să nu produci nimic, Alice, zilele astea? Ba da, eu să produc, am lăsat acolo, am produs mulți bani, dar nu știu, dar chiar o să trebuiască să verific. Da, ia stai mă, de ce ai venit? Ia pleci aici, că n-am chef de tine. Hai, pleacă de aici, pleacă. Dar de ce să plec, Alice? Stai puțin, nu sunt bine venit, mă. Alice, tu ai vreun secret să-mi spui ceva, să-mi spui mie sau ceva? N-am nimic ca să zic ție, pa. A, bine, ok, vedem că Alice, vedem, nu știu, cred că are treabă, vrea să se ducă la restaurant, nu știu ce vrea Alice să facă, uitați-o, bă, bă, ce face? Ok, nu știu unde a plecat Alice, sincer, bă, bune, s-a dus cu mașina în partea aia, dar nu mai contează asta, acum mergem acasă, dar stați puțin, că trebuie să știu unde a plecat Alice, că acum trebuie să mă costumez repede în Mara și după aceea să mă duc să văd pe Alice, practic, dar nu știu, hai că vedem unde o fi ea, momentan mă duc, mă costumez, după aceea vedem, poate vine ea înapoi acasă sau nu știu, probabil s-a dus acolo, că știți că din episodul acela în care Darius el a fost, practic, i-a spus, da, mare pentru 24 de ore. Am fost acolo și am văzut la pescăria aceea că era o combinație, nu știu, cred că a făcut Alex ceva acolo cu pescare, cu chestiile astea, să-și vândă ea produsele acolo, pizzeria, toate chestiile ce are ea, dar în fine, hai ne costumăm acum și să mergem să vedem ce face Alex, să vedem cum o să reacționeze. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla, cum credeți că va reacționa Alex. Bun, gata, m-am costumat, mergem frumos, să ne vedem în baie, să vedem dacă suntem perfect costumați, dacă suntem chiar Mara 2012, ia mă, să vedem 3, 2, 1 și da, mă, da, suntem Mara 2012 și chiar sunt curios când o să vină și Darius-el în oraș să vadă practic Darius-el și pe Mara și pe Alice. Nu știu dacă o să vină azi, poate vine data viitoare. Totuși să-ți prindem unde, frate, dar hai acum să mergem, bă, unde trebuie să mă duc, mă, frate, că nu știu unde Alice s-o fi dus. La restaurant aici s-a dus în partea aia. Dacă stau să mă gândesc, cred că s-a dus acolo, dar probabil, hai să încercăm prima oară aici, că probabil a venit aici, la restaurant. Tu e, da, dacă vedem mașina nu e aici, ne ducem să vedem dacă o fi ceva pe aici, dacă nu, ia, o să vedem. Ok, deci nu e nimeni aici, stați puțin că eu deja am început să vorbesc cu vocea mea normală și s-ar putea să mă aud acum. Ok, vedem că e mașina acolo, vedem că e mașina, ea cred că e undeva pe aici, trebuie să mergem lejer, foarte, foarte încet ca să nu ne audă Alice, este foarte important. Ia mă să vedem, dar unde e, frate, stai puțin, unde o fi? Că dacă mă uit așa, ok, cred că e undeva prin înăuntru, ia mă duc așa, til, să nu mă audă, nu vrea să mă audă, salut, nu e nimic ciudat că vorbesc cu o voce de băiat și eu sunt costumat în fată, nu e nimic ciudat, nu, am răgușit, da, ia să vedem, uitați-vă Alice acolo, uitați acolo. Bună ziua, ce se află aici? Alo, ce se află aici? Bună ziua! Client, unde-i? Alo, bună... Bună, ce faci? Ce aici? Ești tu aici să vii să comanzi? Stai așa că nu știu dacă visez, dacă te rog eu să-mi dai o palmă să mă trezesc. Hei, cum adică? Nu pot să dau așa ceva, de ce? Dă-mi o palmă să mă trezesc. Ei, nu pot să fac așa ceva, că eu sunt micuț așa, adică singurele palme de ele, dar sunt la unul copil prostomac care are pale la gură pe aici, prin oraș, care mă enervează super, super mult. Bine, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Mara, pe tine cum te cheamă? Alice! Alice, foarte frumos nume și îmi place și cum arăți, ai un hanorac foarte frumos, o bluziță foarte tare, așa cu mov, chiar îmi place culoarea mov, după cum poți vedea, bine, eu sunt cu roz mai mult, dar văd că e și roz, ai și mov, mie chiar îmi plac culorile tale. Da, mulțumesc și la tine e la fel, așa, cu roz, așa. Da, păi și tu ce cauți pe aici, ce te aduce pe aici? Păi ăsta e restaurantul meu. Restaurantul tău?
cât de tare pe asta. Aici nu e, aici, în ce restaurant e? Adică, ia, ai venit că acolo scrie pește, nu? Nu, am făcut eu, am aici o înțelegere să vând aici pizza, știi? Numai că e încă pescăria, că nu mă lasă să-i cumpăr toată pescăria. A, păi am mai văzut o pizzerie pe undeva pe acolo, dar am văzut că nu era nimeni. Da, așa e tot a mea. A, păi este pizzeria, dacă mă uit pe aici, nu scrie, acolo scrie ceva de pizza girl, de ceva, știu, nu, n-am mai putut să pun și aici, că nu m-a lăsat domnul de acolo. A, foarte urda, mie chiar îmi place acolo, adică pizza girl, când am văzut, m-am simțit așa foarte specială eu. Păi da, știu, e așa făcut, da, câți ani ai? Câți ani am? Sunt născută în 2012, fă-te-o calculul. Și eu! Ce? Cum adică, ții și tu? Și eu, la fel ca tine. A, în 2012, pe mine mă cheamă Mara 2012, așa mi se zice pe aici, prin oraș, în toate orașele. Eu sunt nou venit aici în oraș, am venit cu familia mea, cu mama mea și cu tatăl meu. A, dar de unde ai venit? A, păi am venit dintr-un oraș foarte îndepărtat, nu e pe de aici, nu știu să zic mai exact, nu cred că știi tu, dar am venit și am văzut restaurantul ăsta aici mare, nu știu tu, adică nu e foarte greu să ai competiție cu el, practic, mi se pare că e foarte mult. Eu fac competiție cu el, el are competiție cu mine. Dar ia stai așa că să vezi ce-i fac. Ei, ce se face? Ok, deci Alice a dus să se ducă după Darusel, da? Darusel, bă, dar chiar mă, oare Darusel e acolo? Ia o să mergem, să mergem și eu după ea, să vedem. Ia, dați-i banii! Ce fac mai? Bă, nu-mi vine să cred, Alice s-a costumat, s-a făcut, uitați-vă puțin la... Uitați-vă la Alice acolo, uitați-vă la Alice, nu mai bă bune, adică ea s-a dus acolo, înăuntru, nu știu ce face. Dăm banii! Mă, ce face, mă, să așa, bun, mersi de bani, așa. Se ceartă cu Federico, mă, să mă duc repede înapoi acolo, să mă duc repede la ea acolo și să vedem ce să facem. Ok. Mergem, gata, hai că am ajuns aici, perfect. Așa, uitați-vă pe Alice, mă, ce tot face acolo? Frumășini, ce facem asta? Hei, Alice, așa te cheamă? Da. Ce-ai făcut acolo? De unde? Asta-i mașina ta? Da, e a mea, am împrumutat-o. Așa, îl cunosc pe cine vinde pitei și am împrumutat niște bani. Cunoști băiatul acela și ce părere ai tu așa despre el? Da, nu, că e nasol. Așa am și eu părerea, că l-am cunoscut și eu. Am venit aici la restaurant și m-a întâmpinat el, băiatul ăla. Dar ăștia e vorba, nu? De el vorbești și tu? Da, e nasol. Da, copilul ăla care are bale la gură vine ăștia și râde el. Exact. Păi și tu, de unde știi pe el? Adică, vă cunoașteți așa? Sunteți prieteni sau sunteți dușmani, rivali cu astea, cu pizzeriile? Suntem vecini. Sunteți vecini? Mamă, cât de tare! Hai să te duc la el acasă. Stai puțin, că știu și eu unde e la el acasă, dar arată-mi unde stai tu puțin, că vreau să văd ceva. Alice, uite aici. Aici stai. Păi da, mi-a povestit Darusel despre tine și mi-a povestit numai vorbe foarte frumoase despre tine, numai că mai are el niște tâmpenii, te mai scoate el pe gură, așa am zice și mie niște prostii și nu știu dacă îți face și ție așa, că zice el că în Cajica, iubita, nu știu da, ce. Da, de ce? Nu, niciodată. În fine, ia, hai urcă să vezi, să-ți prezint și casa lui. Păi am fost la el în cameră, avea cameră. Stai să spun o poveste, deci Alice, fii atentă, deci este ceva foarte amuzant. Avea camera plină de gunoaie și s-a speriat. M-a chemat la el acasă și el s-a speriat că avea camera plină de gunoaie și asta să-i facă curat, să-i facă toate chestiile astea, da? O fi oare pe acasă, întrebarea mea? Mă, ce faci? Nu știu dacă e acasă, dar hai să vedem. Ia, mă, este... nu e aici. Hai, intră. Mă, așa, și intră aici. Păi și ce facem, Alice, aici? Ce trebuie să facem? Că nu, hai să plecăm. Nu, avem voie, că mă știu și cu cine deține casa asta și cu el, copilașul ăla, așa, da? Alice, dar fii atentă, vine și o să... Hei, ce cauți acolo? Alice, n-ai voie. Bă, da, stai, că-i camera unui prieten. Stai, care e cel mai popular? Așa, da, așa. Ștergere, confirmare...
Așa, da, hai să plecăm de aici. Ce-ai făcut acolo, Alice? Ce-ai șters tu acolo? Ce-ai șters? Nu, n-am șters nimic, ți s-a părut. Păi da, ai spus ceva cu ștergere confirmare cel mai popular video. Adică, cum adică cel mai popular video? Ce se întâmplă? Ce face băiatul ăla? Nu face nimic. E un necunoscut ceva. Îi dai prietenul meu, în fine. Bine, eu să știi că nu sar pe aici. Mă duc prin casă ca să știe bine. Tu poți să sar pe unde vrei, păi... mi-e frică, nu mai... Așa, ok. Bă, frate, mi-a șters cel mai popular videoclip. Nu vine să cred așa ceva, frate. Mi-a șters cel mai popular videoclip. Ha, mă, pe bune, frate. Deja mă ia. Nu, e nesimțire curată, frate. Am făcut eu și treaba asta că m-am costumat eu și așa, dar nu mai am ce să zic, mă. Măcar dați un like aici și niște comentarii la videoclip. Acesta poate devine ăsta cel mai popular videoclip, cine știe. Ar fi foarte, foarte bine. Dar hai să mergem acum foarte frumos. Mergem în partea asta și să vedem pe unde a plecat mă asta, frate. Pe unde? Doamne, iar a plecat, mă, s-a dus la acasă sau unde s-a... Uitați, ce face? Asta fără și bicicletă, mă, doamne, ce tot face, mă, Alice? Păi, dar mie mi se pare așa suspect, Alice, adică, nu știu, de ce tot lipsit ea atât de mult, mă, frate, nu înțeleg, mă, și ce face acolo, mă, unde s-a dus, ce, mă, asta? Hei, Alice, hei, Alice! Scuze, am niște... Ce, nu trebuie, dar Alice, vine mai aproape, ce faci? Unde te duci? Niște treabă, rapid, am niște treabă. Păi și eu ce fac, Alice? Da, uitați, a și plecat, wow, ce treabă are Alice, pe bune, m-a lăsat așa, amanet, am rămas pe aici, pe stres, ce să și fac, practic, frate, adică nici dar să-l pe aici, nu știu, putea chiar, unde a fi dar să-l, unde a plecat întrebarea mea, că, pe bune, adică mie nu mi-a zis absolut nimic și asta pare foarte, foarte suspect, bine, e bine totuși că nu mi-a zis, așa că am putut să mă costumez toate astea, dar totuși aș vrea ca și Darius să se întâlnească, practic, să vadă pe Alice că a venit acasă, în primul rând, și să-i facă cunoștință, practic, să vadă că, de fapt, Mara și cu Alice s-au cunoscut, dar vedem că, momentan, Alice are o părere ok, adică n-a comentat nimic, frate, nu știu, să vedem în continuare cum o să fie, cum o să vadă când o să fie Mara pe lângă Darius, că o să vadă că petrece mai mult timp cu Darius, chiar sunt curios cum o să fie fana nebună, adică Alice, dacă o să fie geloasă sau ceva, uitați-vă la ea, mă, ce facem asta? Bună, ce faci? Te-am așteptat aici, tu n-aveai mașină roz, unde e mașina ta? Roșie. Roșie, pardon, da, tu roz așa îmbrăcată, da. Vreau să spun că e foarte frumoasă, dar să puțin, mașina aia portocalie, a cui e, n-ai zis că e a ta? Am luat niște burgeri de la, din frigider de acolo, de la vecin. Da, ce să faci și tu, adică, da, păi să puțin, voi sunteți prieteni buni de te duci așa și cu trobăi pe la ei prin casă? Da, ne înțelegem, ne vedem în fiecare zi. Am și locuit, intru mereu peste ei, am locuit cu ei în casă, acolo. Păi, dar cum vă vedeți în fiecare zi? Că Darusel mi-a spus că voia să-mi facă prezentarea cu tine, să te văd, adică chiar aș fi vrut să te cunosc. Și Darusel mi-a spus că tu nu ești acasă de foarte multe zile. Păi, dacă am avut niște treabă și da, n-am fost. Ok, da, păi și, dar ce știi așa despre Darusel, să spui și mie despre el niște chestii așa, că tu-l cunoști mai bine, nu? Adică dacă bănuiești, dacă sunteți vecini, tu-l cunoști mai bine. Știu să zic că e enervant și atât. Păi asta știe oricine, adică pe bune, eu i-am zis că e foarte frate. Ei, unde duci? Alice, ce faci? Mă uit eu pe aici să văd, ok, avem. Apropo, mulțumesc pentru burger, chiar îți mulțumesc așa, gratis, cât de bun sunt burgerii ăștia. Alice, altceva mai să-mi spui, adică eu am fost cu Darusel de foarte mult timp, m-am întâlnit așa cu el și eu am impresia că lui îi place de mine, adică nu îi place de mine, dar face prostii din asta, nu știu, am zis că suntem prieteni, dar nu știu, tu ce părere ai, cum se comportă el cu tine? Și cu mine făcea așa la început, dar după aia, am început să fac și eu mai urât, mai... Ok, am înțeles, Alice, pe și poți să-mi prezint și mie casă, dacă eu n-am fost pe aici, dacă îți face plăcere. Da, hai. Ok, așa. mulțumesc, ia, mamă, cât de tare, dar făiencațele decorațiuni și de astea de Crăciun? Da, dar eu nu le dau jos până în vară. Până în vară? Eu credeam că le țineți până la finalul iernii, adică până la final de februarie. Interesant, adică sunt foarte frumoase decorațiunile. Apropo, uite, partea asta îmi place foarte mult la tine în casă și da, ce să mai zic, Alice? Ia, hai la mine. Păi da, suntem la tine. Așa, uite aici, da.
cât de tare, îmi place și mie asta, chestii de fete, cum ar veni, stăm aici, ne machiem, facem chestii frumoase, da. Dar, auzi, Alice, am și eu întrebare așa, ce? Când geam spart, în fine, așa, uite, aici e camera, da. Mamă, câte cadouri, de la cine ai primit cadourile astea? Tu ai vreun prieten, Alice, chiar tu ai prieten, vreun băiat? Eu, da, am. Ai, da, foarte tare, cât de tare, mă bucur pentru tine, dar, mame, tu ai... Îl cheamă Alex. Alex? Îl cheamă Alex? Da. Dar și mi-a spus de ceva pe nume cu D, David, sau ceva de genul. Nu, n-am auzit de el. Ok, pe și... Dar tu ai două calculatori, unul aici și unul jos, mai ales cum... ai tu atâția bani? Păi eu chiar am gen, ia uite, așa. Mamă, cât de tare, da, foarte, foarte frumos, mai ales. Păi nu știu ce să zic, dar tu știi ceva de Darusel de nu-i acasă? Că l-am căutat, l-am sunat și nu mi-a răspuns, nu știu unde o fi. Tu știi ceva despre el? Nu știu și nici, nu mă interesează. Ok, bă, Alice, îți mulțumesc, eu să mă duc acasă. Dacă e, poate mai vin mâine pe aici, poate o fi și Darusel, să vadă și el că ne-am împrietenit, că ai venit și tu pe acasă și toate astea. Adică el știe de tine că ai venit acasă? Nu, nu știe, dar nici nu trebuie să-i dau lui, să-i zic ce fac. Intru peste el în casă, dacă e acolo bine, dacă nu, nu. Ok, pa, Alice, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Ce faci, mă, te simt închis ușile. Pa, Alice, pa, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Pa. Ok, mi se pare foarte ciudat că Alice a zis că ne-a făcut plăcere să o cunosc. Am zis treaba asta de vreo 2-3 ore acum, ați văzut și voi și așa, dar am observat un factor foarte important care mi se pare foarte ciudat. Alice a zis că are un prieten pe nume Alex. Asta este în felul următor, dar să-l și mie, nu ne zice așa ceva, dar îi zice mare, care este fată, și mă întrebă cine o fi Alex, e întrebarea mea. Adică dacă stau să mă gândesc, frate, chiar pe bune, cine o fi Alex? Nu știu, scrieți-mi în comentarii ce credeți voi. Puta, dacă pe și eu cum aș putea să mă mai costumez un David să mă trolez și toate chestiile astea? Ba, acum, dacă stați să mă gândesc, stați puțin. Cum mai fac eu chestia cu David să mă costumez un David, prietenul fake al lui Alice? Dacă Alice, în primul rând, vede asta, adică iubitul lui Alice, practic, dacă Alice a zis că are un băiat pe nume Alex, mie mi se pare foarte ciudat, dar ar fi o chestie foarte interesantă ca să vedem ce explicație să-i dea lui David, că dacă mă mai costumez un David, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mă mai costumez un David, să vedem, să descoperim misterul față de Alice, practic, ce mister are Alice, ce vrea să ne ascunde și toate chestiile astea de genul. În fine, hai să ne ducem acum acasă să ne costumăm, să sperăm că nu vine Darusel. Mergem repede acasă, ne costumăm înapoi și mâine revenim cu o nouă zi, să sperăm că vine Darusel acasă, că nu știu absolut deloc unde este Darusel. Și mâine poate o să vedem când o să fie și Alice și Darusel, să vedem ceea ce se întâmplă între noi toți, să vedem cum reacționează și Darusel, cum reacționează și Alice. Chiar sunt curios, pentru că până acum n-am fost toți trei, ceea ce-i drept, și aș vrea să facem mult mai multe chestii. Scrieți-mi în comentarii ce farse aș vrea să le fac, ca și cum eu sunt mare, ei sunt Darusel și cu Alice, sau ce farsă vreți să-i fac doar lui Darusel sau lui Alice, nu știu, scrieți-mi voi acum în comentarii ce videoclipuri vreți să mai facem, ce idei vreți să mai facem. Și da, am eu mai multe idei, dar vă las pe voi să scrieți acolo în comentarii. Acum ne schimbăm foarte frumos și ne băgă la somnic. Deja mi-e somn, frate, cred că mă pun așa direct în pat, dar n-ar fi o idee prea bună, dar da. Mamă, frate, m-am trezit acum. Mamă, cât am dormit, ce bine am dormit, frate. Mă, lasă-i puțin. Bă, de ce am mâna asta de mara? Bă, de ce? Bă, rafa, unde ești, rafa? Oh, stai puțin că vine, dar să-l trebuie să mă costumez acum repede, rapid. Mamă, stai. Bă, unde sunt hainele? Bă, ce faci? Rafa! Bă, ce faci? Stai, că sunt în cameră, nu intra, ai răbdare, dar să le, că mă schimb și eu, nu veni peste mine. Ce tot faci? Lasă-mă în pace, dar să le, stai acolo, ai răbdare, ce tot vrei? Lasă-mă, mamă, trebuie să mă costumez repede. Mamă, frate, am uitat că am adormit așa, bă, frate, n-a fost o idee bună să adorm, dacă o să mă costumez repede, că numai nu se mai poate așa ceva. Haolo, gata, frate, nu să-l și m-am schimbat, gata, mamă, ce bine, mamă, era să mă prindă, dar să-l și să termina totul, frate, nu trebuie să mă duc acolo. Ce, Darusel, ce vrei să faci, ce vrei să faci, Darusel, știi că se vede dacă te pui, dat că te izbești așa de așa, ia dă-mie ăsta, să vezi cum se vede, Darusel, dă-mie capul ăsta de lup de la itul, Darusel, și mai izbesc eu așa de ușă, cum te izbești tu, dă-mi, Dacă mai faci mișto, te dau afară. Așa, gata, dar să așa, îmi pun ăsta pe cap și uite, dar să nu se vede cumva, nu-l vezi cumva, ia zi și mie, nu-mi vezi ăsta fix prin ochi, ia zi. Chiar te-ai speriat pe une? Hai că ești prost, dar să le, hai mă, dar să le, doamne, dar să le, mă, dar ce faci, mă, unde ai fost plecat ieri, că nu te-am văzut toată ziua, dar să le, ce tot ai făcut? Ei, a fost cu gagicile. Ce gagici, mă, tu unde, mă, tu gagici, mă, dar să le, să fim serioși, tu cu gagici, mă, dar să le, pe bune, cum adică tu cu gagici? Bă, Rafa, fii atent, eu vreau să merg la Alice, că
Alice acasă în sfârșit. Nu mai țipa așa, bă, da, știu că a venit Alice acasă, știu, a venit de ieri. Dacă tu ai fost plecat, dar însele, tu ce să știi, dar însele că ai fost plecat toată ziua, mă, dar unde ai fost plecat, zi pe bune? Pe fiantele, bă, eu am fost la Ion acasă, m-am jucat Fortnite cu el. A, te-ai jucat Fortnite cu Ion, mă, dar tu nu zici că Ion nu e din oraș de aici? Bă, a fost în China, lele, a fost la el în China, dacă și stă în China, mă, dar însele, ai fost în oraș la el, dar el unde stă? Stă foarte departe, stă foarte aproape, ar trebui să stea aproape dacă tot ai venit după o zi. Da! Ah, ok, dar să hai că nu, dai că nu te mai las, bă, dar te las în pace, nu mai mă enervez, dar să hai, lasă-mă în pace, mă. Nu, bă, ce fac? De ce mă urmărești? Că fiatele, vreau să mă duc la ei, nu mai zic, bă, dar vorbește o ca lumea, bă, dar să te înțeleg, bă, dar, bă, ești nesimțit, mă, pe bune? Ok, scuze, de fiatele, bă, Rafale, eu vreau să merg la Alice, ei, la Alisuca, Alisuca, cu mănușa. Mă, ce vorbești, mă, tu acolo, bă, dar să le, pe bune, amă, du-te la Alice, ce îmi spui mie, dar să le, du-te la Alice, hai, lasă-mă în pace, bă, vezi că, bă, dar să le, vezi că eu iau mașina, că mă duc până în oraș, bine, hai, pa, ai blocat mașina, bă, dar să, bă, ai blocat mașina, dar să, ai blocat mașina în barcă, dar să le, ai, bă, ce că ai luat, bă, dar să, ce, dar să le, fiți ar barca asta să fie, mă, dar să, ție nu-ți rușine, mă, îți bajoc de mașină, mă, dar să le, știi că mașina asta, de fapt, e mașina ta, nu e doar a mea, e și a ta, așa, bă, okay. Așa, stai, da, așa? Okay, da, asta e mașina noastră, s-o trasta, a, mă, Darusele, că deja, a, mă, lasă-mi pe bune, îmi pierzi timpul, hai, lasă-mă în pace să plec, Darusele, gata, că nu se mai poate cu tine, tu deja mă enervezi, hai, pa, bă, Darusele, pa, bă, dar, dă-te la parte, așa, doamne, bă, frate, în sfârșit am scăpat, mă, dar stați puțin, că e o problemă la mijloc, frate, Darusele a zis că, mamă, dar ce caută mașina asta, nu știu unde să mă mai duc, hai să mă duc prin partea asta, trebuie să ascund și eu mașina asta undeva ca să nu-i dă să-l seama, hai că o las eu undeva pe aici, mă duc eu fix aici, bă, dar ce-o fi pe aici, parea mea fiind, ia să vedem. Bine, cred că sunt casele unor oameni, m-am uitat o căprioară, un cerb, ceva pe aici. Știți care este faza? Am înțeles de la Tarasel, deci am auzit bine, sper că am auzit bine, nu știu, spuneți-mi și voi acolo în comentarii dacă am auzit bine sau nu. Tarasel a zis că a fost pe la Gagici, mă, păi stați puțin, mă, cum să fac așa ceva, că Tarasel ar trebui să fie cu Mara, de fapt, stați puțin, că nu e împreună cu Mara, sunt prieteni, am dreptate, dar Tarasel mi se pare că chiar îi place de Mara și Mara practic îi dă friendzone. Mara vrea să fie doar prietenă cu el și cam atât. Eu o să las mașina aici, o să mă duc repede acasă, Tarasel dacă a zis că să ce la Alice, sperăm că e la Alice, asta este foarte bine că a plecat de acasă, mă duc repede acasă, mă costumez în Mara și după aceea trebuie să merg și eu la Alice ca să vedem cum o să reacționeze. Mă, stai puțin, trebuie să-l sun pe Darusel să vină acasă, să vină asta și după să mergem la Alice împreună ca să, nu știu cum o să reacționeze Alice când o să ne vadă că o să vin cu Mara, o să vină Mara practic cu Darusel și toată chestia asta. Deci ne ducem acasă acum, nu mai stăm la vorbă că deja pierde foarte mult timp. Mergem acasă, ne costumăm și după aceea îl sunăm pe Darusel. Gata, am ajuns și acasă foarte, foarte bine. Din câte am observat, Darusel nu cred că e pe aici. Vedem că nu e pe aici, n-am auzit nici un sunet de Darusel, cred că e la Alice, mi se pare că i-am și văzut pe undeva pe acolo, nu știu, de-aia să-l puțin, dar nu, lasă, nu mă interesează astea. Mă costumez acum foarte frumos în Mara, după aceea ieșim afară, ne ducem undeva, nu mergem, de fapt mergem fix în fața casei ca să zicem că a venit Mara să-l sunăm pe Darusel, Darusel să-l atine în fața casei și toate astea. O să vină Darusel aici, după mergem la Alice și să vedem cum o să iasă totul. Hai să ne costumăm și să vedem, chiar sunt curios, frate, chiar nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că o să iasă astăzi. Bun, gata, m-am costumat foarte frumos, mergem la baie, ca de obicei să ne vedem în oglindă cum arătăm, dacă este totul perfect, dacă suntem fix Mara. Ia mă să vedem, da mă, dar ne uităm așa din jur împrejur, suntem fix Mara. Ok, acum mergem afară și să vedem ce face Darusel. Bine, să sperăm că nu vine Darusel, trebuie să ne mișcăm rapid. Fiți atenți, hai că ies pe undeva prin spate ca să nu mă vadă ieșind din casă. Dar și dacă mă vede, ca și cum aș fi ajuns la el acasă, toate chestiile astea de genul. Deci mă pun undeva pe aici, o să stau aici, trebuie să-mi iau telefonul, am telefonul pe aici. Ok, acum trebuie să-l sun pe Darusel. Gata, ia să-l sunăm aici după Mara. 3-2-1 și ia mă, dacă răspunde și eu, s-ar fi bine. A, Darusel, alo, ok, ne pregătim acum să vedem dacă ne răspunde Darusel la telefon. Da, ce vrei? Hai, ce vrei? Ia, Alice, hai! Ia, Alice, e micră, Alice, nu ești micră, da, Mara, ce vrei? Hai, Darusel, nu se poate, ce faci acolo? Ușit, ei, nimic, mă atacă, cu sabia, ajutor! Darusel, cine te atacă, mă, Darusel, tu cu cine ești acolo, Darusel, ce tot faci acolo, Căprin? Darusel, tu vorbești cu mine la telefon sau ce faci tu? Lasă-mă, eu sunt la tine acasă, tu, bă, bune, faci mișto de mine, eu am venit aici la tine, tu ce faci, mai? Ce faci, ce tot faci, Darusel, mi-ai zis să vin aici și să te sun, și tu ce tot faci? Acum vin, ajutor! Alice, gata, Alice,
mai fi resimțită, gata, Alice, gata. Să ce tot faci, Alice, de ce dai în el, că ești o prostă, la uite-te la el, adică să crede ești mică, dai în el că era costumat, bă, Alice, Alice. Așa, da, gata, bună, am rămas numai noi, ce faci, bună? Bă, bună, Alice, ce tot faci, dar ce are Alice, adică te-ai enervat așa de rău? Ba nu, că așa mai glumim noi, știi? A, da, ok, bă, da, vină, mă, fraiere, încoace, vină încoace, ce tot faci acolo, doamne, mă, Alice, stai prost, la rău, bă, bune, adică, da, Alice, nu zici tu că nu te interesează de tare, Sele, că nu vrei să știe că ai venit tu acasă? Na, aia e. Am întâlnit de aici. Ah, ok, gata, ei, copii, gata, trebuie, bă, Darusel, mă, ce faci, Darusel, ce-ai făcut astăzi, Darusel, ce tot faci? Ce atât de frumos am mâncat, bărg, uite, ești un bărg, uite, bărg era gratis. E, păi, dar vreau să-ți dau un bărg, Darusel, că aveam eu, hai, ia înapoi, Darusel, că n-am, adică mă dăm și eu unul, na, așa să nu spui tu nimeni, Darusel, ei, hot dog, ok, mulțumesc. Na, uite, este hot dog. Mamă, nici măcar nu știu să vorbești, Darusel, după ce că ești răcit, Darusel, ai și scuipat în gură, nu știu să vorbești, nu știu să faci nimic. Alice, gata, pe bune, lasă. Alice, ești nesimțită cu el, lasă, hai, gata, Alice. Da, rău. Așa, Darusel, dar ce tot ai făcut ieri? Că te-am sunat, nu mi-ai răspuns absolut deloc. Pe fiate, eu am fost plecat la un prieten, la un prieten a fost plecat. Și ce-ai făcut la un prieten de vorbești așa? De fiate, n-a fost să-i... Bărgă, m-am plecat. Te-ai necat, am înțeles, mă, Alice, dar ce, mă, lasă-mă în pace, că nu lasă-l. Nu, nu, tu-n mine, înțeles, nu dai, tu-n mine, ai înțeles, mă. Da, cu cine? Că ai înțeles acum și să nu mai dai niciodată în viața ta. Na, cu cine să te înțelegi, frate? Adică, pe bune, nici măcar nu cred că m-aud. Uitați-vă cum țipă ăștia. Na, cu cine să te înțelegi, frate? Dar ce sunt frumos ăștia? Hei, dar să mă... Alice, știi ceva? Alice, da, termină, poți să termină, adică, pe bune, lasă-l, că tu nu-l vezi cum e și el așa, dar lasă-l în pace, Alice, că vreau... Acum stă și plânge acolo, Alice, tu simți o rușine pe bune, adică să-l faci așa să plângă? Lasă-mă și tu, că nu merită atât atenție, hai să ne... Da, bine, Alice, mă, ce, dar să-l, gata, dar să-l, am vorbit cu Alice să te lasă în pace, acum... Mersi, mă, hai, mă, gata, termină cu asta, că dacă nu mai vorbești și mă împrieteniți cu Alice, mă, stau cu tine, nici eu, Darusel. Mă faci să ghicesc cuvinte sau ce? Tu zici, vreau ca noi să ce? Și după te oprești? Nu, vreau ca noi să mergem la bowling, yeee! Yeah! La ce să mergem? La bowling, la bowling, la bowling, da, pe și, adică, de ce nu e și Alice? Ei, lasă-mi pe aici, urâtă, Alice, la gure, hai, urcă, la pe urcă! Alice, ne-ai plecat la bowling, hai și tu dacă vrei, vine și tu dacă vrei, dar să știi că, uite, că nu mai... Bine, hai, vă, să vin și eu ce aveți. Trebuie să-ți iei mașina ta, Alice, tu de acasă, pa, ne vedem acolo, mă, ce fac, Darusel, ai blocat, mă, Darusel, hai, mă, că mai așa, mă, bune, ce tot faci cu barca asta, hai că eu contă, hai, mă, gata, Darusel, gata, termină, adică, Darusel, mă, bune, hai, mă, gata, lasă-mă, să merg, hai, urcă odată, copiile, bă, Darusel, așa, gata, hai să mergem, de ce apeși pe ea? De ce apeși pe ea, Darusel? N-am pus-o eu, ești nesimțit, hai, gata, hai să mergem la bowling, hai să mergem, uite, băi, și de-a, băi, și acolo, ce să facem, fine, mă, da, ai stricat și mașina, ai stricat și motocicleta asta, pe bune, Darusel, că tu faci așa, mă, dar ce-ai făcut tu ieri, Darusel, poți să-mi spui și mie ce-ai făcut tu ieri? Pe prieten, a fost-o la un prieten, m-a jucat Fortnite, prietenul, sunt foarte bun la Fortnite. Da, am văzut că da, bune, ești tu, Darusel, la Fortnite, dar nu mai poți, Darusel, tu ești mai bun jucător, bă, Darusel, tu ești, nici măcar nu știu cum să pune un perete și eu nu m-am jucat în viața mea și știu mai multe decât tine, Darusel. Ce, bă, nu, dar nu, că e Alice joacă urât, da. Darusel, ești nesimțit, ok, mă, așa, Darusel, mă, dar tu ești prieten cu Alice, așa, sunteți prieteni buni? Da! Ok, hai să mergem așa, trecem pe aici, foarte frumos, yeee! Mara, fiatina, aici, la stânga! Ce facem aici, că nu e bani cu aici? Oprește, fiatina! Uite, vino! Așa, vin și ce? Dar nu, lasă-mă să termine de vorbit!
bine, dar un ser. Ok, vine aici și ce facem? Caca. Hai, mă, dar să vezi nesimțit. Hai, pleacă. Lasă că te trebuie să. Vino. Mă, ce fi atină? Ce tot vrei? Ce căutăm aici, dar să ce tot vrei? Ce faci? Bună ziua, doamna Prusta. Bună ziua, doamna. Vreau să cumpăr. Uite, motocicleta asta vreau să cumpăr. Uite asta, pe asta vreau, da? Mă, ce tu faci? Ce tot faci? Cum să simți motocicleta? O să vezi, fiantină, două serviete, ok. Să știți că el este un copil mic și nu-l credeți, adică își face el voce acum să te dergi mic. Cumpăr să-l acum, uitați aici, astea, da, mulțumesc. Da, se crede foarte important. Mă, dar, Sir, bă, dar poți să nu-ți mai, poți să vorbești cum trebuie, dar Sir, că nu, oricum nimeni nu te crede când te vede la fel în care arăzoară, Sir, nimeni nu te crede, că pe bune. Da, așa, păi acum, a, păi și merge cu motocicleta asta, hai, dar Sir, hai, la bowling, gata, ia, picia, baloane, uite, baloane. Doamne, nu înțeleg unde s-a dus, dar băi, dar e prost rău pe bune, frate, nu înțeleg, bă, mă enervează la culme, chiar mă enervează, eu m-am dus aici la bowling, dar, nu, unde e Malice, mă, ce te faci? Dar unde-i Alice? Lasă, nu-mi pasă, hai rapid la bowling, hai la bowling. Hai să mergem, ok, gata, hey! Hai să ne distrăm foarte frumos, hai, dar să plătește, da, tu plătești, eu. Hai să mișcăm, dar Sir, ia, 3, 2, 1 și, hai, 3, 2, 1 și, gata, bravo, ok, cât de tare, hei, aici, dar Sir, tu aici, te faceți, cumva e piața. Ce? Dar tot aici, hai să trebuie să dai, dar Sir, trebuie să dăm doar aici, ce tu faci? Doamne, dar Sir, bă, dar nu știi să te ieși în loc, bă, dar Sir. Alice, du-te, bă, de aici, e rândul meu. Stai puțin, Alice. Așa, mersi de burgeri. Alice, nu mă face să simt, dar să-l termină. Alice, stai puțin, Alice, spate. Așa, să mă dai tu în mine, frătață. Alice, stai puțin, vin aici. Alice, lăsați-mă, nu mai faceți așa. Alice, tot e pe linia a doua, că noi ne jucăm aici, că am început jocul ăsta deja și în doi, deja e început. Alice, tu trebuie să duci acolo, să treci singur până termină noi ăsta, bine? Ce? Doamne, frate, deja mă doare capul, băbule, mă doare gâtul, nu mai pot să mai vorbesc, frate, cu ăsta, deci uitați-vă la ce tot fac, mă, ce... În sfârșit, așa, hai, acum putem să facem și noi bowling. Ce putem să facem, așa, ce să facem? Putem să ne jucăm bowling, hai. Să ne jucăm bowling, băi, hai că mă mai joc, dau o singură dată, că nu mai am chef așa de bowling, vreau să, nu mai place, mă, dar unde e tare Sir? El a zis că ne lasă pe noi de acum și, na. Le-am spus pe toate. Ia uite, ai câștigat. Da, pa, Alice, pa, eu mă duc. Ok, hai să mergem așa. Stai să dau și eu. Ce? Stai să dau și eu la popice. Alice, ce te faci? L-am trimis înapoi în lumea lui. Bine, Alice, hai că eu plec. Pa, Alice, pa, ne mai vedem altă dată. Ne mai vedem, da, gata, ne mai vedem. Pă, bune, hai să mergem așa foarte frumos. Mamă, mie milă, sincer, de Alice acum, ceea ce facem. Adică, uite, că am plecat și așa, dar vreau să vedem cum reacționează ea când vede că nu prea băcăm așa în seamă sau ce zice. Alice, hei. A plecat, Alice, pă, bune, cred că s-a supărat, mă, frate, cred că s-a supărat pe mine. Nu înțeleg, cred că s-a supărat pe Mara, de fapt. Adică, mă, ce fac? Mă, e acolo? Mă, mi se pare că s-a făcut. Bă, ce-ai făcut cu mașina? Alice, ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut cu mașina? Ce? Nu, nimica, trebuie să fac ceva, pa. Alice, stai puțin, că vreau să vorbesc ceva cu tine, Alice. Uite, Alice. Bă, Alice, așa mă, Alice, dar de ce tot pleci? Ce tot faci? Unde te duci? Dar lasă-mă, bă, n-ai văzut că toată ziua nu m-ați băgat în seamă deloc. Deja nu mai am chef, nu mai. Adică, cum adică nu te-am băgat în seamă deloc? Păi da, uite, când am venit eu să mai joc acolo, bowling, ați plecat, ce să mai fac? Nu, păi, da, te-ai luat la certă cu Dar Sir, cum adică am plecat? Păi da, ai plecat. Când am plecat? Că te-ai luat la certă cu el. Păi da, dar totuși ai plecat când trebuia să jucăm noi. Păi da, și cum puteți? Cum ne mai jucam noi? Eram doar noi, nu mai
era Darusel că l-ai făcut să plece. Păi da, numai noi. Păi da, trebuia să fie și Darusel, că așa era vorba. Păi da, a dispărut. Păi da, Alice, stai-mă, pomule, adică și tu te-ai supărat de treaba asta? Da, mă, lasă-mă în pace. Ei, Alice, ce tot fa... A, uitați-l la Alice, a intrat cu mașina pe acolo, e clar, bă, deci Alice s-a supărat, bă, frate, chiar s-a supărat. Mimin așa puțin de ea, da, o să vadă ea, o să fie totul frumos. Hai să mergem repede acasă, ne ducem foarte frumos în partea asta și da, mă, ce... Mara, fiantă, Mara, fiantă. Acum s-a aplicat Alice. Ce tot faci? De ce stai cu mâinile așa? Tu crezi că impresionezi pe cineva ce ești, bătă, uși tot, Arsene? Nu, dar fiantă, acum că a plecat Alice, eu să ne șcăm bowling. Hai că mai avem chef, dar Arsene să ne mai șcăm. Chiar ai dreptate, foarte frumos. Hai, dar Arsene, hai, dar plătuiește odată, plătuiește, hai, tata, dar lasă-mi pe mine, lasă-mi pe mine, lasă-mi trei. Am rămas, da, deci aici erați. Bine! Vă mai jucați bowling, da? Bine, lasă așa. Bună, Alice, te rețin. Mă, ce fac? Alice, de ce? Mă, dar Zelda, să știi că nu e frumos ceea ce facem. Adică, eu i-am zis lui Alice că nu o să mă mai joc bowling, că plec acasă, că ea voia să se joace cu mine. Și nu e frumos ce fac acum, că ea m-a văzut aici și uite, s-a supărat Alice. Aha, ok, nu-mi pasă, fiantele, Alice e foarte rea, bă, fiantele, Alice e foarte rea, Alice, a dat foc la casa mea, la dinerul meu, ține-te-mă foc, n-ai foc la nimic, dar să-l de ce minți? Dar nu, fiantele, gen, ea mi-a dat în trecut, și mi-a dat foc mie, a dat foc la școală, a venit cu bilul, da, ți-a dat foc ție, să și vede, ești foarte arzut, dar să-l care tu stai dezbrăcat ca fraierul, dar să-l, în fine, hai să mergem acasă, bă, dar să-l, Hai, trebuie să ne vedem atunci, știi? Da, aici să nu prea am cum acum, dar na, o să văd eu când ce și cum fac, pentru că na, au venit aici cineva și trebuie să mai stau pe aici. Dar oricum o să mai vin eu, nu știu, cred că o să stau vreo lună sau că, na, nu mai pot aici deja. E enervant tare. Na, o să văd cum fac și ce fac. Alice, ce faci aici? Ia uite, ce faci mai aici? Ce faci, Alice? Mă auzi? Alice, vorbești cu mine? De ce nu mă bagi în seama? Ce vrei? De ce nu mă bagi în seama, Alice? Păi, ce vrei? Păi de ce nu mă bagi în seama? Păi, ideea. Dar așa, pentru că nici tu nu mă bagi în seama. Cum adică nu te bagi în seama? Ia, și ce? Ia, du-te de aici. Mai mă doar să le-ai nesimțit? Bă, nevașa are gust bun. Fii antenă. Bam, bam și bam. Alice, uite, îmi pare rău că, adică, ți-am spus, într-adevăr, ți-am spus că n-o să mai vin aici la bowling, dar l-am văzut pe Darusel, era pe aici și am zis să mai stau cu el, că era la bowling aici. Da, bine, hai, gata, că deja am auzit destule minciuni de la tine. Ce? Adică? Adică nimica, lasă-mă. Aia mă, dar să gata, termină cu prostiile astea, crezi că ești amuzant dacă îți folosești invizibilitate și de-asta de-ai învățat, și cu tine, adică face cu tine acum, dar de unde ai învățat din chestiile astea? Le știu și eu, gen, dar na. Ok, Alice, dar să termin o dată, gata, Alice, să știi că îmi pare rău, da, ți-am spus, dar să era aici la bowling și am rămas cu el, că mi-a zis să ne mai jucăm și astea. Da, bine, hai să zicem că te iert acum, dar na, plec. Ok, mă, Darusel, stai puțin, Darusel, am supărat-o pe Alice, cred că, nu știu, e foarte, uite-te că e supărat, acolo e, cred că, nu știu, crede că nu mai bagi în seamă, nu mai bag nicio în seamă, cred că e gelosă. Nici nu mă bag în seamă. Adică, bă, bune, uitați-o la Darusel acolo, s-o duce și ce face, mă, frate, s-o luat la bătaie, clasifica, dar fiecare dată, nu știu, scrieți-mi dacă vreți să vedeți partea următoare la acest episod, să vedem ce se mai întâmplă între Alice, Darusel și Kumara, chiar sunt curios. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să mai facem partea a treia, să vedem partea următoare. Bine, nu neapărat partea a treia, e o parte, așa putem să zicem așa, că ar fi partea a treia de când s-a întâlnit Mara, practic, cu Alice pentru prima oară, dar scrieți-mi voi acolo în comentarii cum vrem să facem, dacă mai vrem să mai vedeți formula aceasta între Darusel, Mara și cu Alice și trebuie să o împăcăm pe Alice, frate, că deja nu se mai poate, vedem că s-a supărat destul de rău, sincer. Dar da, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți și partea următoare.
O nouă zi și astăzi este o zi în care mi-a venit o idee super super genială în care vreau să-l prankuim pe Darusel. Știți că-l prankuim practic pe Darusel, îl prankuiesc și pe Darusel practic și pe Alice, pentru că nici Alice nu știe și nici nu vreau să știe, dar o să vedeți cum vreau să fac astăzi. Ei bine, cum ați văzut și în titlu și în toate chestiile astea, eu vreau să mă costumez în Mara, vreau să mă duc la Alice să-i zic să se costumeze în mine, ca eu să pot să vorbesc și cu vocea mea și cu vocea de Mara. Dar vă întrebați, mă, Rafael, tu ai zis cumva să nu știe nici Alice, păi și tu cum faci? Ei bine, m-am gândit și la treaba asta. Vreau să-i spun lui Alice, bă, Alice, fii atentă, am descoperit o chestie nouă. În primul rând, chestia asta cu Darusel și cu Mara, o să zic ceva de genul ca și cum am găsit eu ceva, o chestie între ei doi, ceva foarte, foarte interesant. Și că l-am văzut practic pe Darusel cu Mara, că am văzut că vorbește cu o fată, am văzut așa și știu și vocea ei. Și eu am descoperit o activitate super, super tare. Ei bine, ce am descoperit eu? Am descoperit o inteligență artificială, un AI, cu care eu o să pot să fac toate chestiile astea ca să meargă totul, să decurgă bine, ca Alice să nu-și dea seama practic că Darusel, știți că Darusel practic are pe Mara și eu nu vreau să știe de Mara, nici Alice, dar nici Darusel. În primul rând, poate să știe Alice în viitor, dar acum nu vreau, pentru că vreau să facem mai multe chestii de genul. Dar v-am zis, o să zic lui Alice, mă, Alice, am o voce, adică pot să schimb vocea, practic am o inteligență artificială, pot să-mi schimb vocea, să-mi fac vocea și a mea și vocea Marei, care este fata care, cu care vorbește Darusel. Eu o să mă costumez în Mara, tu, Alice, costumează-te în Darusel, în mine, pardon, da, da, hai, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți voi când o să fie treaba acolo, dar scrieți-mi în comentarii dacă credeți că o să iasă și ce credeți că se va întâmpla, cum credeți că va reacționa Darusel când mă voi duce ca Mara, pentru că fiți atenți cum vreau să fac, vreau să mă duc la Darusel ca Mara și să vorbesc cu vocea mea normală de Rafael și după aceea să apară în peisaj și Alice care e costumată ca mine, cum vedeți cum sunt eu acum, așa să fie Alice și eu practic o să vorbesc și ca Mara și ca Rafael, chiar sunt curios cum o să fie, o să-mi fie cam greu totuși, dar să sperăm că o să iasă totul foarte, foarte bine, să nu ne dăm de gol, că dacă ne dăm de gol ar fi foarte nașpa. Bun, hai să ieșim din casă, prima oară să mergem la Darusel, că trebuie să fac în felul următor ca Darusel să zică practic că eu să mă duc, o să zic ceva de genul că mă duc prin oraș, mă duc eu pe afară, toate chestiile astea ca să nu-și dea seama într-un fel că eu sunt, pentru că bine, oricum o să-mi vadă practic atunci, dar acum pe moment când o să fiu acasă să își pune niște semne de întrebare totuși, dar hai să mergem acum, mergem la el să vedem ce tot facem, mă, Darusel, ia mă să vedem, mă, ce tot facem, bă, Darusel, tu te ceri cu Moș Crăciunul care e genie, un Moș Crăciun decorațiune? Da, bă, șmecher, azi, șmecher. Bă, Darusel, tu acum te ceri cu mine? Ia zi, bă, șmecher. A, ok, Darusel, tu ești un NPC, ia am înțeles, Darusel, altceva nu mai e în vocabular, nu mai știi să zici altceva, nu? Unu, doi, trei, de la la sală, le, la sală, le, la sală, le, la sală, dacă iar ziceai, Darusel, bă, șmecher, aia, șmecher, deci, dacă iar, deja, de, no, dădeam alte F4 la viață, pă, bune, Darusel, mă, ce fa, mă, ce fa, mă, Darusel, ce tot făceai pe aici, cum să te, de ce te-ai apucat să te ceri cu ăsta, ce încerci tu aici, vrei să vrei, vrei, a, wow, foarte amuzant, deci, Darusel, stai puțin, stai puțin, bă, lasă-l, mă, lasă-l odată, bă, vreau să vorbesc și eu cu tine, tu, ce încerci aici, te crezi, șmecher, ca și cum, mamă, poate dai de cineva pe stradă, de un băiat, Darusel, cu care să te iei la ceartă și arăți, îl exersezi practic acum pe Moș Crăciun? Da, bă, de unde știi? A, ok, Darusel, deja mă enervez, mă, mă, cred că, cred că nici nu trebuie să mai vorbesc cu tine, mă, dar ce, Darusel, ce, doamne, Darusel, bă, tu, doamne, tu crezi că vine cineva să se ia de tine, Darusel, la cum te vede cât de prost înac ești tu, Darusel, nimeni nu s-a, nu s-a atinge nimeni de tine, te lasă în pace. Da, bă, ia zi, șmecher, bă, șmecher. A, mă, du-te, mă, de aici, gata, gata, deja mă ești enervez, bă, Darusel, bă, ce să zic, mă, Darusel, fii atent, eu mă duc prin oraș, bă, Darusel, nu știu, mă duc la Alice prima oară să văd ce face, după mă duc eu prin oraș, fac eu toate treburile astea, hai, palasă-mă, deja mă enervează, bă, bă, ce vrei, ce vrei? Abuce la caca! Wow, foarte amuzant. Wow, 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 am bine pierdut stoc neuronic cu Darusel. Mă, da, bă, da, stai mă puțin, bă, Darusel, bă, Darusel, 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 mă, ce fac, bă, bă, ieși, bă, 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 ridică-te, bă, unde e mașina, Darusel? Păi, bă, luat-o, prostea. Când am luat mașina, dacă eu n-am plecat cu ea? Bă, ai zis că e la mașina tu, ai zis că pleci undeva, cât te duci. Păi, n-am plecat, nu vezi că n-am plecat? A, plăti eu. Ma, wow, Darusel, ok, hai, știi ceva? Gata, gata, bă, gata, doamne, așa, așa, Darusel, așa, așa, mamă, cât de șmechere și Darusel, bă, ce faci, bă, ce faci, mă, vomiți? Da, deja a dormit, practic, Darusel, deja mă enervează, mă, doamne, doamne, deci, dă-mi, doamne, putere, dă-mi răbdare cu Darusel, nu se poate așa ceva. Amin! Hai, mă, lasă-mă, Darusel, pleacă, că n-am chef de tine, gata, ok, mă duc și afară, mă, ce caut, bă, stai mă acolo, bă, Darusel, așa, gata, mă duc și foarte frumos, bă, dar stai puțin, mă, ce cauți după mine, bă, Darusel, hai, mă, nu te ascunde după ăsta, că știu că ești aici, ce tot, Darusel, te văd, te văd, știi că te văd, nu, ce, ce, tu vrei să ne ieși în față ascunsele pe aici prin casă, mă, Darusel? Nu, lasă-mă, lasă-mă, mă, ce tot,
Doamne, doamne, da, nu, că am nebunit cu Darusel, îmi pierd toți neuronii, ok, stai puțin, că de fapt am venit să cer pe Darusel, mă, ce tot cauți, bă, Darusel, mă, enervez acum, mă, ce tot, a, Darusel, tu chiar, hai mă, să ne șcăm, hai mă, bine, ascunde-te tu undeva, Darusel, și eu vreau să te caut, ok, te caut, hai că te caut, Darusel, îți dau 30 de secunde, ok, tu te ascunde-te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, mă, frate, știți care este faza, nu, eu sunt pe Darusel să ascund acolo toată ziua, sunt toată ziua, eu o să plec de acasă, practic, o să mă duc, mă, dar să simt că trebuie să mă duc repede după mașină, pentru că mi-am adus aminte că eu mașina am lăsat la fermă, practic, dacă vă aduceți voi aminte. Nu l-am văzut până acum. Mă, ce tot cauți, omule, după mine, bă, dar sele, ai nebunit. Da, ok, n-am cu cine să mai... Ah, bă, deja mă enervează, bă, ne face toți nervii după cap. Oh, uitați-vă puțin la el. Mă, ce tot cauți, dar... Ok, da, a plecat, ok, mă duc eu, vartrejer, iau mașina, după aceea mă dau să puțin, cum fac eu să mă duc la Aldi, să nu mai dacă vine, dar să-l continui după mine, cum fac eu să mă duc la Aldi, să consumez de a mine, să mă consumez în Mara și după să venim, practic, așa, dacă el tot vine după mine, frate, bă, dar să-l, ce tot cauți, omule? A, să cera, Diner, mă, stați puțin, că mi credeam eu că vine după mine, mă, nu, scuzați-mă, nu, scuz, da, de fapt, mă scuzați pe mine, nu scuze pe el, că, practic, el nu venea după mine, săracul de el, eu stăteam așa să țip după el, de nebun, practic, adică, hai că mă duc acum repede, ia mașina de aici și după aceea trebuie să mergem la Ali să vedem cum o să facem, să începem să dăm drumul la prank-ul nostru, să vedem cum o să reacționeze, Darusel, chiar o să merite și chiar sunt curios, acum mergem acasă, mă, Darusel, ce tot faci aici, Darusel, ce tot faci aici, Darusel, mă, ce tot faci, bă, Darusel, aolo, bă, Darusel, bă, da, ești nervant, bă, de ce tot, mă, Darusel, te-ai trezit cu ce te-ai trezit, mă, Darusel, că știu că tu te-ai costumat, Darusel, știu că ăsta ești tu, altcineva nu e. Mă, ce-ai făcut, mă, la vocea aia, bă, Darusel, ce ți-ai făcut, Darusel, ți-ai robotizat vocea, ți-ai pus efecte pe voce, realitate, Darusel, ce înseamnă la tine asta? Ce, Darusel, mă, pleacă, bă, 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 la, bă, bă, pe mine mă cheamă David, de unde, Darusel, doamne, bă, apu! A, ok, da, nu ești, Darusel, nu ești tu, Darusel, în fine, mă, ok, hai, mă, hai, gata, bă, deja mă enervează, bă, bune, copilul ăsta, uitați-vă, s-a costumat, el și-a pus, nu știu, și-a pus ochelarii aia pe cap, de vedem că își face și vocea, zici, care efecte puse pe voce, de sau de 10.000 de ori, zici că e robotizat, în fine, mergem acasă, ne luăm asta foarte frumos, mă, dată și tot fac, da, wow, am rămas blocat fix în barca lui, wow, cât de tare, deja ziua asta, mai prost, nu să putea să meargă, sincer. Bun, gata, în sfârșit am luat eu mașina asta, după cum vedeți, barca aia acolo ne face practic de rău, nu mai rău, ne face practic, e barca lui Darusel, dar astăzi o să-i facem și noi mai mult rău, Darusel, o să ne batem joc de el, practic, o să facem mișto de el, o să-i facem o farsă, practic, o să fie o farsă într-o farsă, pentru că noi ne vom costuma în Mara și, practic, îi facem farsa de care v-am zis că o să fie Mara foarte frumos, o să fie și Rafael, Mara o să aibă vocea lui Rafael după vine Rafael și să sperăm cum o să fie, pentru că trebuie să fac ambele voci, trebuie să vorbesc și ca Mara și ca Rafael și o să-mi fie greu, pentru că nu ne le dăți, da, știți care este faza, da, nu ne mai complicăm atât, am lăsat mașina aici, dar o să-l vedem că e la diner, sperăm că vine acasă, că nu vreau să fac prank-ul acolo la diner, că mai sunt alte persoane și ar fi cam nașpa, dar acum hai să mergem la Alice, să vedem dacă e acasă, să vedem ce face, bine, trebuie să fie acasă, că până la urmă, da, e Alice, până la urmă e acasă, mereu și da, bine, nu e mereu acasă, pentru că știți, da, am vorbit cu ea, era acasă și acum mergem noi, vedem că nu ne-a lăsat ușa deschisă, mă, frate, interesant, mergem acum la Alice și da, să sperăm că o să iasă totul ca la carte, o să-i spunem lui Alice, așa cum am spus eu, pentru că o să avem un, am eu un dispozitiv, nu știu ce, cu inteligență artificială și așa am făcut rost de vocea marei, practic, și așa te costumezi și tu, Alice, în mine și o să fie totul foarte, foarte bine, ok, mergem acum la Alice, îi spunem și după aceea să mergem acasă, să dăm drumul la prin, pentru că o să iasă ceva super, super genial și chiar sunt curios dacă o să iasă, cum o să îmi placă mie și sunt curios de părerea voastră, dar vreau să scrieți în comentarii cum credeți că o să fie și după aceea vreau să scrieți în comentarii cum a fost, dacă v-a plăcut la final. Alice, cioc, Alice, ce faci, mă, ești pe aici, Alice, unde ești, mă, bă, Alice, ești în casă, mă, ești pe sus, pe unde ești, mă, Alice? Ok, da, nu e aici, unde fi, mă, asta, mă, sperăm că e acasă, tot, adică, nu, cred că e la restaurant, dacă nu e acasă, pe aici, mă, ce... Bă, ce mă dă țipi așa, bă, Alice, ce fac? La ce te uiți, Alice? Mă uitam la fotbal, ce, dar te-ai intrat așa peste mine, ai bătut și tu la ușa? Da, Alice, te-am și strigat, Alice, dar tu ce să mă auzi dacă țipa aici? Dar eu nici măcar nu te-am auzit când ai țipa, nu știu, Alice, cred că, dar tu, ce, bă, da, ce cauți cu aia în cap? Ce e aia, Alice? Asta, e o pălărie. E o pălărie, ok, Alice, păi și, ok, am înțeles, păi și fii atentă, bă, Alice, deci, stai, apă, reducă, da, apă, bine, mă, bine,
mă, stai, tu ești la fotbal pe bune, Alice? Am, ia și zici ce vrei. Ok, mă, deși atent, Alice, vreau să-i facem o farsă, load, Alice, vrei să te bagi în chestia asta să mă ajuți? Normal, hai. Ok, deși atent, în primul rând vreau să te transformi tu în mine și știi, fii atent, știu că știi tu de Mara, eu are dar să le prieteni, știi de fapt de ea sau ceva? Nu, adică nu știu. Cum nu știi, nu te-ai împrietenit cu ea, nu te-ai împrietenit, că eu știu că are dar să după cineva și vorbește de asta. Bă, dar să spunem că nu e dar să pe aici, să ne audă, mă, că parcă mi se pare că am auzit. Păi, ușa, nu i-am lăsat ușa deschisă sau ce s-a întâmplat aici? Nu, n-am lăsat eu, ce se întâmplă aici? Ok, nu e nimeni. Deci fii atentă, Balis, fii atentă cum vreau să facem. Deci, de fapt știi așa, știi de Mara, nu? Zi pe bune, știi sau nu știi? Nu știu, mă, nu știu cine e. Că mie nu vrea să-mi zic că știu, că, dar l-am văzut pe Darusel, l-am spionat și am văzut că strâng cu o fată pe aici, o cheamă Mara și am făcut rol de ceva, știi că s-a inventat inteligența artificială și toate chestiile astea și acum poți să faci foarte multe chestii în zilele noastre, știi asta? Da, știu. Așa, și fii atentă, am ceva cu care pot eu să-mi schimb vocea, să-mi pun vocea ei cu inteligența artificială. Stai, că mă sună. Ce? Așa. Cine te sună? Nu, nimeni, e cineva. Ah, ok, deci fii atentă, am eu asta, cum ți-am zis, cu inteligența artificială, pot să-mi schimb vocea și să-i am practic vocea Marei, că așa o cheamă din câte am înțeles, o cheamă Mara. Și fii atentă, vreau să mă duc eu să mă schimb în Mara, pentru că am și văzut-o și am costumul ei. Așa, Alex, stai puțin, că îmi venea aici să tușil. Deci fii atentă, eu practic mă transform în Mara, pentru că am costumul ei și vreau ca tu să te transformi în mine și eu o să fiu Mara, o să vorbesc cu vocea mea normală și după aceea pot să-mi folosesc și vocea cu inteligența artificială să vorbești cu vocea de Mara, să vorbesc practic cu vocea de Mara și cu vocea mea normală, știi ce zic? Da, înțeleg așa. Așa, și ceea ce vreau tu să faci și vreau să te transform tu practic în mine, să fii arăți exact ca mine și să stai ascunsă. Eu o să mă duc la Darusel sub pretextul că sunt Mara, vreau să vorbesc cu el așa, să vedem ce face și toate chestiile astea și după aceea vreau să vorbesc dintr-o dată cu vocea mea, să vedem ce reacție să aibă Darusel și tu vreau să stai ascunsă și o să lăsăm așa mai mult și după aceea o să-ți fac eu un semn ca să te dezvălui, practic să te vadă și Darusel, să vadă practic că eram eu și după să vorbesc eu și ca vocea de Mara și ca vocea de Darusel, tu nu, practic nu vreau să vorbești nimic, adică când suntem în preajma lui Darusel, tu nu vreau să vorbești deloc, ok? Am înțeles. Ok, mamă, ok, Alice, mamă, o să iasă ceva foarte, foarte interesant, dar acum fii atentă, vreau, eu mă duc acasă, o să, de fapt, Alice, te aștept afară, de fapt, sau hai că mă duc acasă să văd dacă o fi ajuns Darusel sau nu știu, de fapt, hai că te aștept aici, dar vreau să te transform în mine și după aceea, de fapt, da, trebuie să mă duc acasă, că practic trebuie să mă transform eu Mara, să sperăm că nu vine Darusel sau dacă e acasă, nu știu, dar ne întâlnim, unde ne întâlnim, mai vin la tine sau vii tu acolo la mine? Cred că trebuie să vii tu la mine, că eu trebuie să mă mai șarajez. Da, trebuie să te faci ca mine, practic, hai că eu o să vin eu la tine, practic, să te iau, că poate o să vină și Darusel acasă și o să da, fie mai așa. Stai așa, ce culoare, roșu, bombon, așa, da, și să văd aici, un pic mai pis acolo și acolo cu alb. E cu maro, e cu roșu, e cu alb, e cu negru. Nu, du-te de aici, că trebuie să fie perfect, nuanțe, să-ți fac și mai frumos. Da, bine, hai că ne vedem după acolo, ok, mergem acum acasă, foarte frumos, chiar sunt curios cum o să iasă, frate, pentru că o să fie ceva foarte genial, chiar sunt curios de reacția lui Darusel, cum o să fie. Acum mergem, ne transformăm în Mara și să sperăm să mă urez acolo, practic, îmi urez singur succes, să am noroc, că pentru că o să fie cam greu, nu vreau să-și dea seama și trebuie să vorbesc eu și ca Mara și ca Rafael, să sperăm că o să fie, ce se întâmplă, mă, frate, bă, am zomul și asta, mă, frate, să închid așa dintr-o dată, nu știu care e faza, dar în fine, nu știu acum la mine, ca, dar să sper că nu ești pe aceea să-mi faci vreo farsă, bă, dar să sau ce-mi făcut, mă, cred că ce-i pe aici, bă, asta, da, frate, că o țin aici să meargă așa, practic, să iau eu foc, ha, mă, pe bune, acum mă duc repede la mine, mă duc foarte frumos, așa, am închis și așa cum a deschidem ăsta, ne costumăm și o să fie totul foarte bine. Bun, gata, m-am costumat foarte frumos, arătăm impecabil, mergem acum repede să vedem ce o să facem și toate trebuia, să ne ducem acum foarte frumos, mergem la Alice să vedem dacă ea s-a costumat, ok, deci da, vrem să ne... Bă, dar ce căutăm? Bă, dar să deschid dușile astea, nu știu, mă, frate, care e faza cu ele, ok, vedem bărcuța asta aici, alu, dar sel, mergem acum la Alice să vedem dacă s-a costumat în mine, eu arăt foarte frumos și o să-i zic practică, e chiar o idee bună, scrieți-mi în comentarii dacă e o idee bună, cum am zis, cu inteligența artificială și toate astea, mă, Alice, ce se întâmplă, mă, de ce să dai ăsta drumul singur, Alice? Ce? Bă, dar stai puțin, de ce nu te costuma până acum, tu nu te costuma, ce te faci? Bă, păi, dar nu mă, că am început, dar lasă-mă în pace să termin, n-ai, nu mai păi, eu sunt gata, hai că te aștept aici, ajung la tine, mamă, frate, că durează, mă, la fetele astea, pe bune, nu știu, pe bune, adică durează foarte, foarte mult, hai că mă pun aici, pe canapea asta, frumos, jos, și acum o așteptăm pe Alice, să sperăm că nu ne apucă noaptea aici, bine, să sperăm că am ieșit, dar să la casă, mă, ce se întâmplă, mă, cu toate chestiile astea, mă,
Doamne, chestii paranormale pe aici, pe la Alin, sincer, pe bune. Aola, bă, dar stau aici de o grămadă de timp, frate, 10 minute, de 15 minute, stau, nu știu, nici nu mai știu cât e ceasul, câte minute, au durat și toate chestiile astea, dar Alin se pare că Alin nu mai vine, mă, pe bune, ia mă că mă duc eu la ea, mă, Alin, ești gata, mă, stai că nu intru vreo tine, zi, ești gata, Alin, mă auzi? Alo, Alin, mă, ce, Alin, mă. Și stai, mai ușor, nu mai gata, că imediat așteaptă, deci să aranjăm aici cu ăsta și dacă mai punem puțin aici la ureche, gata. Mă, Alin, ce se întâmplă pe aici? Mă, ce se întâmplă pe la tine? Că mi-a apărut un cap de lup. Nu știu ce se întâmplă. Vezi unde buști tu lucrurile alea, Alin, nu le mai arunca aici peste tot, adică pe bune, așa. Wow, dar vezi că arată genial. Bă, dar nu, mie mi se pare așa ciudat când îmi văd skin-ul meu, da? Mi se pare super, super tare, interesant, mai ales pe bune, adică da, mie chiar îmi place. Bă, păi hai să mergem, nu? Că ai zis să-i facem alea să... Da, deci fii atent, hai să-ți arăt cum am aici cu inteligența artificială și fii atentă cum vreau să fac. Bă, da, tu sigur nu te-ai întâlnit cu Mara până acum? Că gen vreau să-ți arăt cum are ea vocea. Mă, nu știu, dar chiar vreau să te întreb sincer cine e. A, păi eu nu știu, gen, eu prieten, dar din câte am văzut, gen, sunt prieteni, nu sunt împreună sau ceva. Adică am văzut că nu sunt ei împreună, doar sunt prieteni, așa, nu știu. Da, stai aici puțin, că trebuie să răspund aici, stai. Ok, mă, ce facem, Alex? Păi răspunde. Alex, da, bă, nu, am acum niște treabă de făcut cu un prieten și după aia vin la tine. Mă, Alex chiar are un prieten pe bune, frate. Mă, ce așa, hai. Gata, ce te făceai acolo? Te uitai în oglindă, ce făceai? Nu, m-a sunat bunicu. Ok, Alex, păi fii atentă, bă, deci fii atentă, vrei să-ți arăt cum are vocea sau nu? Da. Deci fii atentă. Ce făcut, bă, ai făcut ăsta aici, bă, Alin, bă, ce tot faci, bă, Alin, ai căzut prin ăsta aici, mă, aolo, stai că am căzut, bă, Alin, de ce ești partea ăsta aici, de ce ai făcut asta așa aici, vrei să-mi faci mie un prank sau ce vrei să faci, Alin? M-auzi? Bă, Alex? Nu înțeleg ce e cu chestia asta, dar în fine. Deschide și mie aici, că am căzut și eu nu pot să ajung acolo, că eu n-am super puterele voastre să pot să urc așa, gata, Alex, în fine. Deci fii atentă. Deci cum este vocea, mă, Alex? Deci fii atentă. Stai să iau ăla să folosesc inteligența artificială. Fii atentă. Eu sunt Alex. Eu sunt Mara. Ce faci? Tu ești Alex? Vezi că sună aproape ca... Bă. Aproape ca ție sună, Alin, că tu ai zis că nu cunoști pe Mara și ai spus că nu știi pe Mara, aproape ca ție sună. Nu, sună aproape ca mine. Aproape ca tine? Interesant, mie nu mi se pare, dar îți place, mă, Alin? Îți place cum e? Crezi că o să fie interesant, că o să se prindă, dar sau o să se sperie? Da, e destul, e chiar sună bine și o să fie și interesant. Ok, stai puțin că scot ăsta. Gata, Alice, deci fii atentă, îți place, mă, cum e? Da, e chiar forță. Gata, mă, hai să mergem acum, mergem repede acasă și să vedem ce reacție o să aibă și Darusel. Să sperăm că a venit totuși Darusel acasă, că o să fie tare, mă, Alice, nu știu. Scrie-mi, spune și tu, ce, cum crezi că o să fie, Alice? O să fie de, n-o să mai știe ce e cu el, așa o să fie. Ok, mă, chiar sunt curios, Alice, fii atentă, stai puțin. Deci fii atentă, așteaptă aici, o să așteptăm aici și o să intru eu pe rând, tu o să fii atentă, o să fii, deci o să intru pe acolo prin față pe la el, pe la ușă și tu vreau să stai ascuns acolo lângă ușă, da? Ca să fie ca și cum și tu după să vii, știi? Prima oară vorbesc eu ca el ca și cum sunt Mara, mă, normal, după o să-mi dau vocea mea normală, o să scot inteligența asta artificială și după aceea o să se sperie și asta și după aceea o să vii tu, ok? Ca să nu stai seama, știi? Du-te. Gata, acum merg. Păi trebuie să vii și tu după mine, mă, stai puțin, nu deschide că poate e deja aici, gata, deci facem așa, înțeles, da? Am înțeles, hai să mergem. Mă, Alice, sunte-i dos, mă, bă, ce-ai făcut aici? Spargeam, wow, unde ești, mă, Alice? Bă, Alice, sunte-i dos, mă, bă, Alice, mă, unde ești, mă, bă, alo, Alice, mă, ce cauți, mă? Bă, Alice, hai, mă, că n-am chef de glume, hai repede să facem asta, că poate vine, dar e la casă, mă, ce tot faci, Alice, unde ești? Alice, alu, mai vii odată, mă, Alice, pe bune, ești, mă, mă, doamne, deja mă enervez, Alice, adică, pe bune, ce înseamnă toate? Tarasel, ce faci? Bă, Mara, fii atent, l-am văzut pe prietenul meu, acolo la prietenul meu, dar tu l-ai auzit? Fii atent, uite, zace, în bărc, ești foarte frumoasă, dar el așa e, stai aici, zicea, Mara, stai, bă, dar tu ce faci? Alice, ăsta, Tarasel, mă, ți-ai zis că nu te-am auzit, nu te-am înțeles, mersi de bărgăl, chiar aveam nevoie de Tarasel de bărgălul acesta, dar nu te-am înțeles, ți-ai auzit, că nu s-a auzit nimic, ce prieten al tău, Tarasel? Păi nu, fii atent, stai eu cu un prieten, adică mai mult de sclav, nu faci curatul. Stai, Tarasel, că-mi trec cuvintele tale dintr-o ureche într-alta. Vorbește mai încet, că mie îmi spaști timpanele. Și antenă,
care stă cu mine e mai mult sclav meu, că face curățenie prin casă. Eu stau și mă joc fără șantelă. Și cum îl cheamă pe el? Rafael îl cheamă? Bă, stai, ce? Da, Rafael îl cheamă Rafael. Adică, cum îl cheamă? Dar el ține Tarusel. Cine e Rafael ăsta? Bă, Rafael e un băiat care, uite, stă în camera de sus. E băiatul meu, ține la capul. Bă, Tarusele, vină-mă o dată sus. Bă, acolo vin, bă, hai, Rafael. Bă, ce l-am speriat pe ăsta? Bă, ce ăsta chiar crede, bă, ăsta puțin să-l spui. Bă, Tarusele, ce faci? Bă, dă-i nesimțit, de ce dai mine? Zi, de ce dai mine? Ce faci de dai așa? Omul, stai, omul. A, Tarusel, de ce dai mine? Nesimțit, de ce dai mine? Tu simți așa ceva, Tarusel? E nesimțit? Ce vrei, mă, ăsta? Ce vrei, mă, dar să le zicem zic? Bă, Rafael, mă, du-te, mă, mai mă sprafa, te gândi că mare reală. Așa ai făcut și cu Denisa, nu? Ce zici, mă, acolo, că nu te înțeleg, mai încet. Așa ai făcut și cu Denisa, frate, acum faci și cu Mara, du-te, frate, că m-ai supărat. Bă, dar să le stai puțin, bă, unde, uita. Bă, dar să le, în primul, nu, n-am vrut să fac asta, adică fii atent ce am făcut, nu știu, deci fii atent, dar să le, în primul rând, ai auzit de inteligența artificială? Inteligența artificială, ai auzit așa ceva? Inteligența artificială. Da, în fine, dar să le deci fii atent, este un dispozitiv prin care poți să-mi setezi vocea. Și eu te-am urmărit pe tine când te-am văzut odată cu Mara, dar să le, am auzit că o cheamă Mara, te-am văzut cu ea și eu m-am transformat în ea și am folosit un dispozitiv prin care pot să-mi schimb vocea în vocea ei, cum ar veni practic. Și fii atent ce am făcut azi. Am pus-o pe Alice să se transforme în mine, s-a transformat, uite-te ce a făcut Alice, a spart geamul și dintr-o dată a dispărut. Nu s-a mai avut aici, nu știu unde a plecat. Deci fii atent, am vrut să complotez cu ea ca ea să vină gen dintr-o dată eu să vorbesc cu vocea mea de băiat, cum ar fi de vocea mea normală. Și tu gen să zici, bă, Mara, tu ai fost și așa și după să apar eu, gen, să apară Alice ca și cum sunt eu și să vorbesc și de acolo și de aici. Dar ghiști ce a făcut ea? Ea a plecat, uite-te, și m-a lăsat pe mine așa singur și acum trebuie să stau așa, pentru că am stat să țip aici și te-am văzut pe tine acolo, că erai că altfel eu țipam după Alice să văd unde e, dar na, ce să mai și fac? Așa, bă, cine, bă, dar tu-ți faci mie seamul, bă, geamul ăsta costă mai mult decât viața ta, bă, nu l-am făcut tu, dar Sele, și vorbește frumos, în primul rând, cine te-a învățat să vorbești așa ceva, mă, dar Sele, ești nesimțit? Mama! Ok. Hello! Astăzi este momentul să-i facem o mare farsă lui Alice. Bine, mai țineți voi minte chestiile acestea, dispozitivul de control la mintea și dispozitivul fermecat de minți? Ei bine, astăzi vreau să le refolosim din nou. Și vă întrebați ce caut și cu asta în un inventarul meu, practic pe care eu o să-mi o pun în cap și nu, ăsta cu ăsta nu controlez mintea, ci cu aceasta, pentru că aceea de o am eu în cap este una fake. Mamă, dar se potrivește cu mine culoarea pielii, culorile, toate chestiile astea, dar da. Uitați-vă aici, am scris aici Rafael și Alice, vă invităm la un concurs de construit mai special unde vă las să construiți ceea ce vă doriți. Dar avem un nou parteneriat cu o firmă de pălării și va trebui să purtați fiecare câte una. Câștigătorul va pleca acasă cu 100 de lei succes. Ei bine, am pus eu astea la troll. Nu n-a scris nimeni nimic practic, dar noi ducem la concursul de construit. Iar chestia asta cu pălăriile am făcut eu la troll pentru că astăzi vreau să trolez pe Alice, să controlez mintea. Ei bine, mai știu data trecută când am controlat mintea normal într-o zi normală și am zis, bă, și mai știu, nu cred că ar mai, nu știu ce să-i mai zic lui Alice de data aceasta ca să-și pună pălăria asta în cap. Și am zis, bă, frate, ia stați puțin. Dacă te merge la concursul de construit, să scriu că am făcut un parteneriat, că cei de la concursul de construit ne-au pus să purtăm aceste șepci. Practic și o să fie mult mai bine. Acum hai să mergem la Alice acasă și să-i dăm drumul, să-i spunem de toate chestiile astea. Câștigătorul o să primească 100 de lei oricum, ca de obicei. Asta nu este fake practic. Și da, hai să mergem acum la Alice în cameră, în casa ei, să vedem pe de fapt, să sperăm că ești acasă. Alice, alo, Alice, ești acasă? Alice. Bă, nu cred că e acasă. În timpul ăsta, bă, Alice, sau fi la restaurant, mă, ia să-mi să văd. Bă, Alice, ce cauți aici? Ce faci? Alice, ce faci? Bă, ce să fac? Și uite, tundeam aici iarba, tu ce faci? De ce am asta pe cap? Ei bine, Alice, fii atentă. Am primit o nouă scrisoare de la concursul nostru preferat de construit din partea aia. Oamenii ăștia ne-au chemat din nou și mi-a spus că au ei, nu știu, un parteneriat ceva de să facă niște chestii cu niște pălării și ne-au rugat să purtăm aceste pălării, iar câștigătorul va câștiga 100 de lei, Alice Chica. Nu știu, adică au zis că au parteneriat cu o firmă de astea de pălării, nu știu care este treaba, dar la mine chiar mi se potrivește, adică uite-te cât de tare arată, mie mi se pare super genial. Da, îți stă foarte bine, mă, păi și ce vrei? Vrei să merg eu acolo, nu vezi ca-n treabă? Păi Alice, nu vrei să faci niște bănuți? Adică așa, în plus, ce, strică niște bănuți și te mai și distrezi când construiești, nu te distrai parcă la concursul de construit, nu era mișto? Da, mă, bine, hai că vin să termin aici de tuns iarba. Bine,
bine, fii atentă, fii atentă. Îți dau pălăria acum sau ți-o dau fix acolo când ajungem? Dă-mi acum. Ok, ok, hai că ți-o dau acum. Ia, perfect. Ia-o și pune-ți-o direct pe cap să vedem cum ne stăm, Alice, să ne punem unul în față. Ia, mă, da, mama Alice, ia vine aici. Mamă, cât de tare e. Ok. Acum Alice, fii atentă. Nu mai tunzi aici iarba deloc. Deci fii atentă. Sparge aici câteva blocuri din casa ta, din dărți, practic din curte. Sparge câteva blocuri, iar după aceea o să mergi la concursul de construit, unde o să fac ce vreau din tine, s-a înțeles? Am înțeles. Ok. Hai, mă, Alice, hai, mă, mergi odată, ce tot faci aici, Alice, hai, mă. Da. Am zis ceva, să spargi aici niște blocuri. De ce nu spargi blocurile? Sau le-ai spart pe astea deja? Ce se întâmplă aici, Alice? Așa, foarte frumos. Gata, mă, merge, e perfect. Ok. Bă, Alice, să fii atentă. Vino acum, hai să mergem. Bă, dar nu mai stai să mai tunzi pe aici iarba sau nu așa nici ai? Mai tunzi, mă, hai să mergem. Nu mai tunzi. Ok, hai să mergem acum la concurs de construit. Mamă, o să fie foarte tare, abia aștept. Gata, Alice, deci fii atentă. Oamenii ne-au spus să construim ceea ce ne trece nouă prin cap. Adică construim ceea ce vrei tu. Nu e o temă specifică, numai că o câștigător o să primească 100 de lei ca de obicei, Alice, și asta e avantajul tău, pentru că o să faci ceea ce îți dorești tu și la ceea ce te pricepi tu practic cel mai bine, Alice, și o să câștigi banii practic. Înțeles, hai să începem. Bă, deci mi-ai închis ușa, în fine, fiți atent, mama, o să fie foarte, foarte genial acum, pentru că eu pot să trulez pe Alice. Ați văzut, practică, nici n-am mai trebuit să mă duc acasă, Alice deja m-a crezut din prima cu asta și a pus șapca pe cap, pălăria practic. Am modificat acolo, am mai scris niște chestii, dar mă rog, hai să ne ducem acum. De fapt, cred că mai stăm câteva minuțele să vedem ceea ce construiește Alice, să vedem ce idee are, iar după aceea o să începem distrugerea. O să-i distrugem practic acolo, să punem să mai distrugă niște chestii, să modifice niște lucruri, să facă anumite chestii ca să fie cât mai troll și eu practic să câștig. Ei bine, eu nu știu ce o să fac sincer, cred că o să fac tot ceva random, cum am făcut atunci când eram costumat în Mara, vedeți ce chestii mișto am făcut acolo. O să mă apuc acum să mai fac tot așa niște chestii random, fiți atenți, hai să ne uităm acum, luăm niște de astea random, hai că iau ăsta, mai iau ăsta, de fapt hai că-l folosim pe ăsta așa, după aceea ne punem partea asta, hai să luăm de ăsta și trebuie să mai luăm, nu știu ce să mai luăm, să mai iau, cred că mai iau un de ăsta, de fapt nu, cred că iau quartz, hai să luăm quartz, să facem ceva aici interesant și nu știu exact ce să fac, dar hai să-i dăm așa, nu știu, o formă, vedem și noi ce facem, sperăm că o să iasă ceva bine, ia mă, fiți atenți, cam o idee, ceva de genul, nu știu exact să vă zic de ce am eu idee, dar haideți să vedem cum facem treaba asta și după vedem dacă ne iese ceva, hai să vedem înainte toate, deci n-am mai trebuit să mă duc acasă ca să arăt practic scrisoarea, dar am scris-o practic, am scris-o bine, că n-am scris-o eu, facem treaba asta și hai să vedem ce face Alismul, chiar sunt curios dacă face ceva acolo, deci în primul rând ca să ajungem la ea trebuie să folosim ăsta ca să nu zic că ia ceva că ce caut la ea, deci luăm direct ăsta dispozitivul să vorbim, bun, Alice, ce faci aici, Alice, poți să-mi spui și mie ce faci aici? Știu, un turn de construit. Ce faci aici? Turn de construit? Da. Pe Alice, păi fii atentă, nu că eu vreau să modific beaconul ăsta, nu vreau să fie așa, Alice, de fapt fii atentă, vreau să-i pui culoarea, maro, cum am eu skin-ul aici, nu pui de ăsta și beaconul ca să se facă trebuie să faci tot ăsta, să umpli aici, practic să faci ăsta cubul cum ar veni, adică 3 de astea, 3 de astea aici, 3 de astea aici, cum ar veni, să faci așa pătrat, direct, gata, acum o să meargă și fii atent, Alice, după aceea, așa, gata, perfect, acum pune maro ca să fie fix culoarea pielii mele, Alice, și altceva nu mai faci, Alice, adică îl lași doar atât, acum te apuci de altă construcție, nu mai faci pe asta, ok? Am înțeles. Ai înțeles, ok, Alice, gata, mamă, cât de tare ar trebui, nu ți se pare și ție că arată mai mișto, așa? Ba da. Ok, deci fii atent, Alice, fii atentă, vreau să pui aici în colțuri, vreau să pui să dai cu lemn, așa, fii atent, de fapt, toată construcția vreau să faci cu lemn, ceea ce voi tu să faci, vreau să faci cu lemn și să faci și cu lemn și lemn de ăsta de culoarea aceasta, maro, așa, și lemn mai roz, că știu că parcă este și un lemn mai roz sau ceva de genul, nu știu, dacă găsești un lemn mai deschis și te las aici să faci asta și revenim după, ok? Ok, mamă, totul este perfect, mă duc acum repede și hai să ne continuăm de ceea ce facem. Chiar sunt curios cum o să iasă ceea ce am și eu să fac acolo și eu hai să văd ce o să fac aici. Hai să-i ducem treburile astea așa, facem un fel de genul, ia fițate, nu știu ce să zic, un fel de troiță, de ceva, habar n-am, nu știu cum e chestia asta sau o chestie de aia când vii aici la jumate, de e, nici nu știu exact cum să zice, mai sunt niște chestii prin par, nu știu dacă știți despre ceea ce eu vreau să zic eu, dar scrieți-mi acolo în comentarii, ia mă, facem aici ceva de genul așa, după trebuie să luăm niște slaburi, hai să luăm niște slaburi din acestea, le luăm fix pe astea, mi se pare o combinație interesantă, ducem partea asta așa, după facem totul, tot aici, perfect, după aceea cred că în jumate continuăm tot cu astea sau să facem ceva de genul fix așa, nu știu exact, sau nu, hai continuăm tot ăsta și cam atât o să fie aici, după ia mă să vedem cum arată, bă, arată interesant, aici vreau să pun apă la jumate și ar fi ceva de genul, ar fi interesant să pot să fac și ceva cu beacon, dar nu, că nu e jumătate la mine, dacă vedeți, uite, punem partea asta, fiți atenți că fac un fel de acvariu, mă, acum hai să luăm și niște glez, ar da ceva interesant, luăm glez din acesta, pare cel mai interesant dintre toate, dacă stai eu să mă uit așa, și facem aici ca și cum ar fi un acvariu, cred că e interesantă ideea, nu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă place ideea mea, facem acvariul aici, după vreau să mai facem niște chestii, dar după ce terminăm acvariul acesta, mergem din nou la Alice să vedem ce face acolo și da, hai să vedem. Bun, am terminat aici, după cum puteți vedea, cam ăsta este acvariul, nu este ceva foarte, foarte, dar mi se pare interesant, uite,
și peștișorul ăsta aici de notă, stă el aici pe la fund, văd că nu se duce mai în sus, dar da, mie mi se pare genial. Hai să punem asta din nou aici pentru că ia să zic, dacă fac asta așa, arată mai interesant. Dacă o las așa, bă, cred că las așa, cred că las așa și eu mi se pare că arată ok. Eu o chestie basic, nu e ceva foarte, foarte greu, dar după aceea o să vreau să mai fac anumite chestii în afară de asta, că nu o să fac doar asta. O să fac ceva mai maker, o să vedem ce facem acolo în spate. Am eu așa o idee, încă nu zic, dar hai să vedem ce face Alex, mă frate. Dacă s-a conformat practic regulilor mele, ceea ce am scris eu. Ia, mă. Opa, opa, vedeți că face asta gură mânie aici, ok, a lăsat aici în partea asta cu verde așa jos sunt apus și vedem că a pus bine, nu există roz, văd că n-a găsit roz, l-a găsit pe ăsta, roșul ăsta și arată interesant. Mai ales, ce face aici? Bă, Alex, vezi că ai acoperit beacon-ul ăsta și nu mai merge, așa, gata, ce face aici acum, mă, ce e ăsta? Este primul lucru care mi-a venit în cap când mi-ai zis de culori. A, ok, bă, și cam ăsta este tot ceea ce voiai tu să faci, Alex? Nu, încă mai lucrez. A, ok, dar așa, în plan, ce mai aveai tu de făcut în afară de asta? Ce te mai gândeai să mai faci? Momentan, nu știu, fac ce-mi trece prin cap. A, ok, fii atent, în afară de asta, aș mai vrea să mai faci, să faci ceva de genul ca și cum ar fi, nu știu, să fie o cutie, nu știu, ceva, un adăpost, animale, ceva, o chestie de asta mică, un cotest, ceva făcut de tine, Alex. Bine. Ok, ok, gata, hai că am plecat, te lasă, continui acolo ce am făcut, ok, ok, bă, momentan nu am ce să-i mai zic lui Alex ceva foarte, foarte wow, vreau să vedem ce mai faci în continuare, să vedem ce, cum termine ea construcția aia și să facă și un adăpost de câini, chiar sunt curios cum o să facă și după aceea o să-i zic practic să, nu vă zic exact, dar nu știu, cred că mă gândeam să fac ceva, dar nu știu exact dacă ar fi în regulă, dar hai mă că nu ne batem chiar așa joc de ea, o lasăm să construiască acolo, mai facem și noi aici, deci fii atenți, mă gândeam să fac ceva de genul un fel de castel, dacă stai să mă gândesc, dar ce să luăm, aș vrea din aceasta chestie, din aceasta, hai să luăm iron trapdoor din acesta, ia mă, dacă căutăm iron trapdoor, uite că avem și iron bars-urile astea și avem și astea, hai să facem un fel de pușcărie, mă frate, nu știu, o celulă din asta mă gândesc să fac aici, deci ducem asta așa, practic foarte frumos, să luăm și o ușă din aceasta, dacă stai să mă gândesc, și cam aceasta este forma, o să fac un fel de pușcărie de celulă din aceasta și să vedem cum o să fie, practic, până la final, nu o să fie ceva foarte, foarte interesant, adică o să fie interesant, dar nu o să fie ceva foarte greu de făcut, pentru că, până la urmă, de fapt, aș vrea să fac eu ceva, o chestie mai sofisticată, dacă stai să mă gândesc, fiți atenți, o să am eu o idee aici, să fac eu o formă așa, ceva de genul fix aici, colțurile astea, o să iasă ceva interesant, sper că iese, și da, hai să continuăm asta, să terminăm suprafața asta, practic, schița, și să vedem cum o să iasă după aceea, să continuăm și interiorul, după aceea vedem ce am mai făcut Alex, mergem acolo, o mai trolăm, o mai controlăm și da, la final vreau să scrieți în comentarii cum vi s-a părut, ce părere îmi dați la construcțiile mele, practic ce părere dați la construcțiile mele și la construcțiile ei, cum am vrut eu practic să iasă și dacă vreți să mai facem asta și cu Darusel, dar am făcut toată, nu știu, scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac cu amândoi deodată. Bun, cam așa arată pușcăria mea, închisoarea, nu știu, scrieți în comentarii dacă vă place, mie mi se pare o formă foarte, foarte interesantă și aici în spate și uitați-vă și în partea asta și în partea asta în față, intrăm aici în pușcărie, practic în închisoare, avem aici un pat foarte frumos, mi se pare că patul acesta chiar arată genial pentru închisoare, aici avem unde stau, unde te speli, de apă, toate chestiile astea, te speli pe față, toate astea, și aici avem o toaletă și apă, da, să bei, practic primești de la oameni, că de la cei care lucrează aici, că nu-ți dau, adică eu nu cred că-ți dau așa în continuu toate chestiile astea, bine, nici nu știu cum e, nici nu vreau să știu, dacă stau așa să mă gândesc și da, ok, cam așa arată, nu știu, scrieți-mi în comentarii, cam asta este tavanul și mie mi se pare ceva foarte, foarte interesant, îmi place forma cum a ieșit, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place, închidem aici și asta este pușcăria mea, aceasta este și acvariul, practic asta este acvariul cu peștele aici jos care văd că stă doar aici, văd că nu vreau să urce în sus și avem aici arată totul interesant, acum hai să mergem la Alex să vedem ce a făcut, dacă a făcut cu așa cum i-am zis, ia mă să vedem ce a făcut Alex, uitați-vă de ce asta a lăsat-o așa și cam asta este, mă da, mamă, dar a făcut dita mea de postul, de căi, mamă, dacă stai să mă gândesc, uitați-vă câte chestii sunt aici, ok, să nu iasă câinele, ok, Alex, ce faci aici, câte lucruri ai făcut, mă, Alex, atâta, asta e tot, gata? Bă, eu am cam terminat, uite, aici e adăpostul. A, bă, vezi că arată interesant, mă, Alex, dar ce cum o văd ăsta, mă, Alex, pe bune, adică nu poți să-mi schimbi și tu în maro, n-ar arăta mai bine? Ar arăta, dar na, de acum... Eu zic să-l schimbi în maro, cel puțin partea asta de jos de aici, uite, partea asta vreau să-mi schimb toată maro, uite, fix părțile astea, uite aici, fix ce vezi aici jos în partea asta, primul bloc, vreau să-mi schimb tot cu maro, ca să-l văd maro, Alex, a înțeles, deci dacă mai vin la tine, a, de fapt, fel de acum, Alex, ce părere ai, îți place sau nu-ți place? Da, e foarte frumos. E foarte frumos, nu-i așa, așa ziceam și eu, pe bune, adică e foarte frumos, și era maro, movo ăsta, Alex, pe bune, adică nu se potrivea, uite, câinii, uite, văd că le place, uite cum a venit câinii exact aici, fix la asta, maro, când am văzut maro, arată și interesant, e mai luminos, așa, Alex, chiar le place, vezi? Da, văd. Da, e super, super tare, mamă, cam ăștia, bă, Alex, dacă am seamănă câinii ăștia între ei, adică alți câini ai mai adus pe aici? Păi, da, sunt 5 câini, cât vrei să mai cumpăr? Păi, ai ajuns din două familii diferite, cum ar veni, ai adus pe ăștia dintr-o familie și pe ăștia dintr-o familie, nu? Alții n-ai mai găsit, nu? Nu. Ah, ok, deci ăștia s-au plăcut ție, oricum. Ei bine, Alex, ce să
să zic, eu vreau să mai aduc un câine, altul diferit față de ăștia, un câine, nu știu, un câine diferit, nu știu ce faci tu, Alice, eu mă duc acolo la mine, te aștept să termin aici. A, de ce ai făcut asta? Nu știu, trebuie să mai aduc un câine, Alice, pe bune. Bine, îl aduc acum. Hai, Alice, deci fii atentă, după ce ai adus câinele, vreau să vii fix acolo la jumătate. De fapt, nu, hai că vin eu în câteva minute. Ok, lasă, o să vin eu din nou aici, ok? Ok. Ok, bun, gata, hai că am plecat, bă, frate, ok, am văzut, mă mai pune să mai aducă un câine, bă, arată interesant. Bă, de fapt, dacă stau să mă gândesc, fiți atenți, chiar arată mult mai bine, dacă e partea asta de jos, mi se pare mult mai luminoasă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii. Și, bă, frate, nu știu, bă, dar partea asta așa, parcă nu e ce trebuie, mă, cred că o pusă de râme partea asta, sincer, sau? No, mă, nu, hai că o las, că parcă îmi place, uite cum a modificat chestia asta, cum a făcut așa, unit tot ăsta și arată interesant partea asta și partea asta. Și aș mai pune să mai facă ceva aici, un fel de turn aici deasupra, vreau să mai facă un turn ceva, să fie așa, să fie completat, cum ar veni turn în partea asta, turn în partea asta, eu zic că ar da mai bine și da, hai că mă duc acum să ia, mă, mai adus câine, mai adus ceva, mă, ia, mă, să vedem, opa, mama, Alice, mai adus, mă, bă, da, parcă sunt mai mulți câini în afară de ăsta. Mai e încă unul. Ai, mai adus încă unul, tot din aceeași familie, cu care, tot din, din ăștia, dalmațieni, ăștia, ok, mă, Alice, deci fii atent, ăștia văd că vor să iasă afară, deja nu le mai place să mai stai aici, Alice, vino repede afară, vezi să nu iasă câinii, deschide ușa, hai, ieși, Alice, hai că ies câinii, hai, gata, ia, pe a ieșit, mă, Alice, a ieșit afară, da, uite, ies și celălalt, în fine, fii atent, Alice, acum, bă, mie nu prea îmi place cum arată, adică vino aici, mai fă un turn aici, ceva, un turn, fii atentă cu ce vreau să faci turnul, îți aleg eu acum, deci faci cu din ăsta și din acesta, cum se numește, granit, ia, mă, să vedem, ia, ăsta e, nu, haide că ăsta arată interesant, uite, Alice, gata, din ăsta și din ăsta folosiți, faci și un turn șmecher, Alice, cel mai șmecher turn. Ok. Hai, Alice, mai repede, trebuie să faci repede, deci fii atentă, vrei să te ajut și eu, hai că te ajut, cum vrei să duci aici? Nu vreau să mă ajut. Ah, ok, Alice, deci când termin eu, să fiu practic, să venim acolo, ok? S-a înțeles? Ok. Ok, mamă, arată interesant, mă, frate, mamă, e frumos, mă, Alice, bă, mie îmi place, bă, dar te-am pus să folosești tu, hai, folosește, că arată interesant, mă, Alice, dar du formă mai sus, dă-l mai mare, du mai în sus aici, fă și în partea asta, fă-l, fii atentă, vreau să duci ăsta așa, deci fii atentă, vreau să duci ăsta așa și să-l faci cât mai sus, gen fix așa, uite, da-te așa, să fie fix așa, te-ai prins de idee, hai că să te ajut eu aici, umplești tu în partea aia, să fie fix așa, bă, arată mult mai interesant, Alice, uite-te, adică, pe bune, fii atentă, ia, vino aici, Alice, fii atentă, uite că arată interesant, zi tu, dar nu arată șmecher. Ba da. Bă, dar vezi că chiar arată, uite-te, pe bune, adică, nu știu, să scrie oamenii acolo în comentarii, mie mi se pare că arată genial, așa, chiar arată, nu, la modul cel mai sens, chiar arată super, super tare, chiar îmi place. Și acum, Alice, fii atentă, hai să îți dau o notă la ceea ce ai făcut tu aici, bă, Alice, îmi place că te-ai conformat, cum am zis eu, ai ținut cont de sfaturi, îți dau nota 10, ce să mai, Alice, că e mișto. Mulțumesc. Da, fii atentă, că partea asta cu moft ai făcut totul, nu prea îmi place și pentru asta să-ți dau nota 8, Alice. Bine. Ok, ești mulțumită cu nota asta sau nu? Da. Ah, ok, păi și atent, acum vreau să mergi la mine să vezi ceea ce am făcut, pentru că am făcut două chestii super interesante și fii atentă, nu vreau să spun eu nimic, vreau să mă întreb tu despre ceea ce am făcut, ceea ce crezi tu și să mă întreb tu toate chestiile, ok? Așa, mă, Alice, ce părere ai tu? Uite-te cum arată chestia asta și mai e o chestie în spate, dar nu zic, vreau să-mi spui tu mai multe chestii. Bă, păi, da, zi ce e asta, e muzeu, ce e? Nu e muzeu, tu nu vezi acvariu, tu nu vezi că e pește aici, e chestia, adică se poate spune. Dar nu l-am văzut. Ah, pe la ce te uitai tu, Alice? Mă uitam la algele astea. Păi da, exact, e acvariu, bine că asta parcă nu știu exact, dar cred că e și prin muzeu așa ceva, dacă stau să mă gândesc, dar ce părere ai tu așa de el? Bă, e frumos, așa, dar hai aici. Bă, chiar îți place Alice ăla din spate? Chiar îți place, pe bune? Chiar îmi place. Ok, deci fii atent, aici ce crezi că e asta, Alice? Închisoare. Da, este o închisoare și ce părere ai tu? Uite cum am făcut toate formele astea, mie mi se pare foarte genial. Zi în care parte îți place cel mai mult din închisoare? Bine, din care perete? Ăsta, bine, astea din laterale sunt aceleași, dar ăsta și ăsta din spate sunt diferite. Care îți place din toate astea trei, cum ar veni? Ăsta. Partea principală, practic, pe unde intri așa, pe ușă, foarte frumos, uite acum, Alice, ești la închisoare, te-am închis acolo, ai un pat, ai acolo un WC-ul și ai o daia unde să te speli. Mă, cum ești? Ok, deci ai spart asta, Alice, tu practic ai forțe, practic. Ok, Alice, ce părere ai tu de închisoarea mea? Îți place sau nu-ți place? Ce note îi dai? Bă, o să-ți dau un 10,1. 10,1? Cum adică 10,1, Alice? Adică, gen, pe bune, chiar așa, bă, tu chiar așa generoasă ești, n-ai mai fost niciodată până acum generoasă așa. Tu chiar credeai că îți dau eu atâta, dă-te de aici că îți dau 2 și trebuie să te bucuri de el, hai. Bă, stai puțin, Alice, stai puțin, spune-mi de ce, Alice, vină înapoi, fii atentă, spune o părere reală, vină în spate, spune o părere reală și spune-mi ceea ce ai tu așa pe suflet, ceea ce, fii atentă, vreau să spui fix ceea ce crezi tu, Alice, dar să-mi detaliez. Bă, deci, închisoarea arată frumos, la fel și acvariul ăla, numai că, nu știu, parcă e puțin cam sec aici, da, și în
să stau, cred că un 8.5, 9. Un 8.5, 9, băi, eu zic că e o notă rezonabilă. Alice, chiar îmi place și în partea asta dai notă la tot sau doar la, doar la închisoare? Am dat notă la tot, ce-am zis și... Păi și care-i placă, ce-ți place mai mult, închisoarea sau acvariul? Acvariul, chiar dacă e mai micuț, arată totuși parcă cu mai multe detalii și așa. Ok, Alice, păi fii atent, asta este ceea ce am construit eu și ceea ce ai construit tu, Alice, este în partea aceasta și vreau să scrie oamenii acolo în comentarii, practic, care construcție mai frumoasă, vreau să scrieți dacă sunteți Team Rafael Gând sau Team Alice 2012. Vreau să scrieți acolo în comentarii și Alice, mă bucur că ai participat, practic, dar fii atent, eu cât ți-am mai dat? 8, 50 sau cât ți-am dat? 8? 8 ți-am dat, parcă nu? Da, 8. Și tu mi-ai dat, cât mi-ai dat? 8, 50? Nu, înseamnă că de la tine am câștigat, dar oamenii decid acolo în comentarii. Bă, Alice, dar fii atent, nu, chiar, mie mi se pare, hai să zic, pe bune, sincer, chiar e mult mai frumoasă partea asta ta, mie îmi place mai mult, vreau să decidă oamenii în comentarii care parte vă place vă mai mult, dacă vă place ceea ce a construit Alisa, dacă vă place ceea ce am construit eu, Alice, mie îmi place, oricum, câștigătorul, cel care pleacă acasă cu 100 de lei, o să fie cel ce o să decidă oamenii și fii atent, eu zic că ai șanse mai mari decât mine, 70%, eu 30%. Mulțumesc, chiar și eu știu asta. Ok, Alice, dar chiar e super tare, adică te-ai conformat și după cum am zis eu, chiar mi-a plăcut super, super mult, Alice, adică pe bune, arată mult mai genial așa, nu? Da, chiar arată mult mai fain. Ok, mă bucur, Alice, că ești de acord cu mine, în sfârșit, foarte, foarte bine, Alice, acum putem să plecăm liniștiți acasă, Alice, gata, atât a fost, gata, mulțumesc, Alice, că ai participat. Ok, ok, deci Alice a dus acasă, practic, da, s-a dus singur acasă, practic, acolo trăiește în acvariu, dar da, bă, mie mi s-a părut foarte, foarte genial, dar chiar arată super interesant și partea asta, cum am zis eu, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vă place, eu zic că arată mult mai genial, așa cum am pus eu să modifice toate treburile astea, îmi place tot ceea ce a făcut și vreau să scrieți în comentarii dacă vă place și ceea ce am făcut eu, mie mi se pare și interesantă construcția ceea ce am construit eu, dar da, totul decide acolo, rămâne pe mâna voastră și da, cam atât a fost, dacă vrei să-i controlezi și pe Darusen și pe Alice în același timp, vreau să scrieți voi acolo în comentarii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.